Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Spionaj la mănăstire de Rodica Ojog Brașoveanu, aceasta fiind prima carte din seria Minerva Tutovan. Întâi de toate, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine, vă invit să vă abonați la canal, în cazul în care nu ați făcut-o deja, mai avem foarte puțin până la atingerea celor 2000 de subscriber, moment în care, așa cum v-am promis deja, vom avea un giveaway să dați click pe clopoțel ca să fiți siguri că sunteți notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, eventual un like, un share dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit și bineînțeles să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare, mare, mare plăcere să citesc comentariile voastre. Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1. Cască ochii, Dobrescule Profesorul Luca își potrivi perna sub cap – Brațul ostenit caută colțurile cu urechea pretate din pânză albă, festonată. Gâfâind ușor, rămase cu ochii ațintiți în întunericul înalt, plin de stele. Stele multe, lucioase, ghirlande de beteală, cum se văd doar la munte. În fund, peste zidul alb, se profila clopotnița mănăstirii decupate parcă din carton. O adiere slabă înfoia delicat pligurile perdelelor de tifon. Pe icoanele de la căpătâi, luminile nopții agățau reflexe dulci, tremurânde, însuflețind surâsuri sfinte. Mișcarea ușoară de pe cerdac îi atras atenția. O umbră mângâia pereții, strecurându-se cu pași moi, de felină, zâmbi, da, cu târcoale fetei și instinctiv își îndreptă ochii spre camera din dreapta. Îi plăcea să o urmărească așa, din întuneric, deși zgomotele intime greu de camuflat în odăițele înguste cu pereți subțiri. Pieptenul lăsat pe placa de sticlă, scrâșnetul periuței de dinți pe dinții albi, frumoși, cu margine albăstruie, papucii mici aruncați pe dușumeaua goală, nu deodată, ci pe rând, răsfoitul nervos al cărții, fata asta nu știe niciodată unde a rămas apoi, nu prea târziu, același roman, de dragoste și, bineînțeles, siropos, căzând singur din mâna adormită. Mișcarea se repetă, văzut din nou umbra subțire, ori poate alta, alunecând pe cerdac, nefiresc de iute, ca o părere. Profesorul își trase pătura până la bărbie, încercând să ghicească care din oaspeții arhondaricului pândea ușa fetei. Nu putea fi paraliticul, bărbatul acela chipeș țintuit nemernic de viață, pe un scaun cu rotile. Boala era sigur, îl înrăise. Îi plăcea să spună lucruri dezagreabile, surprinzător de inteligente. Hmm, da, da, cu adevărat inteligente. Mai degrabă farmacistul, stă tot timpul la pândă, cu ochii, cu simțurile, cu trupul subțire. Ce pui de lele! Pe vremuri avusese un colaborator care îi semăna. Prin trei-cinci, 35, 36, cât se-a întrecuseră de atunci? Poate pictorul excentric și a dar nu atât cât încerca să pară. Până și nepricopsitul acela de dabu, omul din spatele căruciorului. Ce privire ascuțită! De geambaș! Da, un geambaș cum văzuse odată în copilărie la un bâlci lângă vas lui – mâna niște telegari albi. Da, ăsta e din aceeași familie. Minte. Hmm, minci unde vacanță. Vacanță? Câte-i mai rămâneau? Una, două, până la vacanța cea mare. Definitivă. țipise. Noaptea pătrundea prin perdelele ușoare, mira iute de iarbă tânără, de romaniță, de ziduri reci cu povești multe și vechi povești cu caftane și conduri, cu cosițe blonde și mătăsoase scăpând de sub mantii romantice. Tresări. O siluetă, umbră fără consistență, se opri în dreptul ușii. Pătrunse în odaie, odată cu vântul, odată cu noaptea. Ezita. Parcă ar căuta. Ce caută? Acolo, pe masă. Lucaci deschise ochii mari, văzu mâna întinsă, degetele încleștate, cercetându-i buzunarele hainelor de pe scaunului. Nu, nu căuta bani. Agenda. Încercă să strige. Emoția, spaima, mahmurea la somnului, îl sugrumau. Deschise gura, dar nu reuși să articuleze niciun sunet. Umbra dispăruse. Abia atunci își reveni. Agenda, agenda! Sări din pat și cu mișcări neîndemânatice de om bătrân îmbrăcă halatul. Ieși afară izbit de aerul puternic, amețitor. Coborând pleticii treptele cerdacului, jos în pivniță se vedea lumină. Inima, cât de tare îl dorea inima, se lipi de ușa întredeschisă. Pe un butoi vechi, cu doage ruginite, strălucea ochiul unei lanterne. Aceeași siluetă răsfoia încet paginile agendei. Cu cealaltă mână regla aparatul de fotografiat. Asta era. Țipă tare să-i trezească pe ceilalți, să-i alarmeze. Scâncetul jalnic nu trezi pe nimeni, doar umbra se întoarse. Abandonă aparatul, apucând ranga rezemată de butoi. Se apropia amenințătoare. Luca ce început să alerge, avea să-l omoare, știa bine. Va să zică, asta era ultima, ultima vacanță. Auzea distinct, din ce în ce mai aproape, pașii celuilalt elastici, ritmici. Unde să se ascundă? Până la cerdac era mult, erau trepte, alte trepte și nu putea să strige. Ajunse în curte, făcu câțiva pași către tufișurile înșirate de-a lungul gardului, apoi se răzgândi prea departe. Distinse umbra mare, nefiresc de mare, a unui camion, coti brusc, cu eforturi disperate se cățără rostogolindu-se sub prelată. Urechile îi vâjâiau, nu putea să audă pașii celuilalt. Poate nu îl va găsi, poate nu asta era ultima vacanță. O știu sigur doar când simți lovitura puternică întâmplă, o durere covârșitoare, roșie, vâscoasă. Umbra urcă treptele cerdacului și dispăru între zidurile vechi. Mănăstirea, siluetă umedă, înfricoșătoare, se înălța singură în noapte. Turnurile subțiri, ascuțite, ridicau brațele descărnate, invocând parcă mânia cerului. Apoi, după un timp, urgia se deslănțui. Un bubuit prelung, depărtat, amenințător ca o prevestire. Pe cerul de întuneric cineva începu să se joace desenând cu degetul grafice de foc. Simți roa dimineții udându-i picioarele prin sandalele încălțate fără ciorapi. Privi ferestrele arhondaricului întunecate, oarbe. Lo salopeta aruncată în ajun peste oblonul camionului și urca la volan. Pe parbriz, actrițe în rochii de seară sau costume de baie decupate din reviste zâmbeau colorat. O maimuță de pluș, aducătoare de noroc, tresărea la zbuciumul mașinii. Omul conducea atent, cu gura strânsă. Era singur pe șosea. Își privi ceasul. Patru jumătate dimineața. Văzuse semnul, dar nu-l luă în seamă. Fluerul țâșnii din spate, strident, stăruitor. Acceleră. După câțiva kilometri, scrâșnii din dinți, scuipând gros maimuța cu ochi de sticlă. Unime se prăfuit bara șoseaua. Frână, scoțându-și legitimația. Ochii subofițerului alunecară pe trupul șoferului, pe mâneca cenușie a salopetei de doc sânge. Sânge se scurgea în picături întunecate și printre obloanele camionului. Făcu un gest scurt, săltând prelata. Cadavrul ghemuit pe grămada de saci ținea ochii deschiși. La șase dimineața o trezi țipătul Cheops, papagalul cu crastă princiară. A plus B la pătrat egal cu A pătrat minus 2 b. Nu izbutise însă să-i bage în cap sfârșitul formulei, dar majorul de securitate Minerva Tutovan, celibatară convinsă, nu dispera. Îi dădu de mâncare, atentă la amestec și dozaj. Nu era o treabă simplă să-l convingi după aceea să înghită laxative. Își începu programul matinal, umplând ca de obicei tabla neagră din fundul odăii, cu simboluri sofisticate de algebră și trigonometrie. Dezmorțez mintea, băiete, și generează o excelentă stare de spirit pentru tot restul zilei. Obișnuia să-l asigure pe tânărul său colaborator Dobrescu. Locotenentul încerca însă unele îndoieli. În dimineața aceea de vară, strălucitoare, cu arome vagi, citadine, maiorul Minerva Tutovan se simțea iritată. Îl trase de coadă pe Spiridon, canișul cenușiu, verificându-i reflexele și, satisfăcută de rezultat, intră în baie. După dușul scoțian, rather stiff, e și vânătă, dar cu un sentiment cert de triumf. Ochii rotunzi, două călimări negre, străluceau luminând obrazul colțuros, lipsit de feminitate. În așteptarea locotenentului Dobrescu, convocat pentru ora 8, se hotărâ să înlocuiască garnitura robinetului, nu din spirit de economie, doamne ferește, ci pentru că ținea foarte mult să dea întrebuințare iodului și pansamentelor din baie. Nimeni n-ar putea afirma că Minerva Tutovan avea cultul banilor. În ziua salariului își umplea buzunarele cu dulciuri și ronțăi în o drumul bătea magazinele pentru satisfacerea unor necesități imediate. Locotenentul Dobrescu, antrenat într-o astfel de cursă, rămăsese stupefiat văzând-o achiziționând un acvariu uriaș, o ocazie extraordinară, înțelegi, în care acum își păstra ciorapii și mâncarea lui Cheops. De una zi obținuse, la un preț absolut derizoriu, o trusă completă de ceasornicărie, bifase în România liberă un anunț privitor la o colecție de pipe, după care îi sticleau ochii. Simt că n-am să am liniște dacă nu pun mâna pe ele. Îți dai seama? Pipe din spumă de mare și pământ ars. Evident, Minerva nu fuma. Sugându-și degetul strivit, își aminti brusc că uitase să-și ridice solda. Ieri, întorcându-se de la minister, abia încropise 65 de bani pentru autobuz, investigând căptușa la jachetei, iar în Cismigiu suspinase literalmente de poftă în fața chioșcului cu bulgări de zahăr vanilat învârtiți pe băț. Cineva sună, traversă tiptil vestibulul strâmt și deschise brusc. Neavertizat, locotenentul Dobrescu, sprijinit cu tot trupul de ușă, de dubuzna înăuntru gata să cadă. ce intrarea asta de operetă, Dobrescule? Iertați-mă, tovarășe maior, n-am auzit când ați deschis. De când te cunosc, nu fac decât să te iert. Și tot degeaba. Mă rog, ia loc. Privind în jur, locotenentul bănui că e vorba de o figură de stil. Scaunele erau ocupate cu maldere de reviste, gazete, cărți. Nu-mi sta în cap, băiete! Băgăre șoul electric în prize și puse la încălzit un ibric cu apă. Bei o cafea? Nu vă deranjați! Lasă fara fastăcurile, bei sau nu? Beau! Riscă locotenentul care n-ar fi pariat că bicarbonatul în cafea îi priește. Minerva păstra zahărul într-o cutie albastră geamănă. A, scuză-mă, te rog, am uitat să-ți mulțumesc. Pentru ce? A, auzi vorbă, pentru că ai avut amabilitatea ca în lipsa mea să treci zilnic pe aici. Sper că i-ai dat lui Cheop semințele în doza recomandată. Bineînțeles. Bravo, ești un băiat de treabă și lui Spiridon? I-am luat rasol de la măcelărie. În fiecare zi? În fiecare zi. Minerva-l sfredeli cu privirea, Apoi izbucni. Se cutremură carnea pe mine când te aud. Minți dobrescu, Vasile, n ai călcat-o singură dată pragul acestei case. Bietul Spiridon, bietul Chiops, cum ai putut mă să-i lași cinci zile fără hrană? Numai măgarul de diaconescu din anul abia a fost în stare să prindă muște și să le țină nemâncate într-o sticlă. Se trase doi pași înapoi, măsurându-l furioasă. Pe mine vrei să mă duci? Sunt cel puțin 18 amănunte care demonstrează că în loc să faci ceea ce te-am rugat, nota bene, rugat, puteai foarte bine să-mi spui că nu ai timp sau că nu vrei, ai umblat brambura prin munți. Dobrescu căscă ochii mari. Cum n-ai o fi prins? L-am găsit pe Cheops Explor în lustra. O singură dată în viața riscat asemenea exhibiție, când a năvălit pisica lui Madame Stamate. Asta înseamnă că, mulțumită ție, Spiridon a revenit la instinctele primare. Robinetul din baie curgea. Eu l-am uitat deschis. O treabă pe care tu n-ai fi omis-o niciodată cât ești de tipicar. Ca și ceasul rămas neîntors, ca și ușa încuiată numai odată. În afară de asta, dragă Dobrescule, ai un tic nervos. Te speli atât de des pe mâini, încât uneori ți se cojește pielea. Ți-ar fi fost peste putere să umbli cu rasolul lui Spiridon, fără să te speli după aceea. Or să punul e intact, așa cum l-am cumpărat. Ca să ajungi la semințele lui Cheops, trebuia să te strecori printre peretele vestibului și dulapul de cărți. Spațiul fiind îngust, este imposibil să nu atingi zidul și nu l-ai atins. Dâra acolo unde varul s-a șters îmi aparține. Tu ar fi trebuit să lași o urmă cu cel puțin două palme mai sus. În ultimele cinci zile a plouat în întreaga țară, cu excepția masivului Bucegi. S-a scris în toate ziarele, s-a anunțat la toate buletinele meteorologice. O să-mi povestești și mie unde te-ai bronzat? Vrei poate să-ți spun și cum arăta diva care te însoțea? Pentru că n-ai fost singur, numai o femeie te putea convinge să bați coclaurile și grohotișurile. Ești un comod, nu ai asemenea inițiative. Îți spun, Dobrescu, gen sportiv, înaltă câte verestu o cheamă Ivon. Locotenentul simți nevoia să se așeze. M-a turnat cineva, e clar când la 1,82 înălțime atât cât ai tu, îți înalți stocurile și pui talonete, înseamnă că vrei să-ți ajungi dulcinea din urmă. Că o cheamă Ivon, nu-i greu de ghicit. Ai venit cu un ziar a cărui manșetă plină de inițiale și împreunate. Îți recunosc majusculele Y plus V. Ca bănuiesc o monogramă pentru a de nuntă. Ivon și Vasilică. Sună frumos. De ce tocmai Ivon? Zime al nume de femeie care începe cu Y. Locotenentul lăsă ochii în jos, oftând spășit. Aveți dreptate." Minervat traversă încăperea, pufnind. În sfârșit, despre ispravă asta mai discutăm noi. Uite pentru ce mi-am permis să te deranjez. Ai să pleci în locul meu la mănăstirea domniței." La mănăstire?" Imaginează-ți, treizeci de kilometri de râmni cu vâlcea. Dealuri, pădure, frunze, foșnind, pârâia și poenițe. O să-ți placă. În orice caz se înscrie în sfera ultimelor tale preferințe." Locotenentul încercă să descifreze satisfacția, de pe chipul minervei. Nu se omora după natură. Sunt o citadină răită, îi mărturisise cândva. Dacă nu simt asfaltul sub tălp și tramvai, tramvaie, devin melancolică. Un troleibuz aglomerat în miez de vară cam pe la ora prânzului, reprezintă pentru mine tonicul ideal. Ce am de făcut? Să stai cu degetul în gură. La mănăstire își petrece concediu doctorul Lucaci. Lucrează la un soi de anestezii cu proprietăți excepționale în varianta finală, va constitui o adevărată revelație pentru medicină din punctul de vedere al administrării și eficacității, fiind totodată complet lipsit de nocivitate pentru organism. Aici e chestia mare. Nu văd de ce a trezit interesul nostru. Ai răbdare. În funcție de doza, anestezicul poate deveni un halucinogen extrem de periculos. Adevărul este că însuși Luca ce a rămas consternat când a înțeles ce drăcii a născocit. Substanța acționează sub, asupra centrilor nervoși de pildă administrat în doză N unui individ, acesta pur și simplu nu mai reacționează un anumit număr de ore. Ca într-o stare de euforie, voința și capacitatea de discernământ îi sunt complet paralizate. Omul râd de fericit, nu își dă seama ce se petrece, poți face ce vrei cu el, fără să opună cea mai mică rezistență. Lucaș nu sesizează aspectul militar al chestiunii, dar el e acut îngrijorător. Este suficient să introduci o pilulă din halucinogenul respectiv într-un rezervor de apă ori într-un cazan de mâncare pentru ca un întreg oraș sau unitate militară să-și ciugulească din palmă fără ca să se fi tras un singur foc de armă. Ajuns deci în mâini criminale, anestezicul poate declanșa o catastrofă. Iată de ce ne interesează securitatea lui Luca și a descoperirii sale. După o săptămână petrecută la mănăstirea domniței, aș afirma că nimeni nu pare preocupat de eforturile doctorului, deși e înconjurat de o faună care nu-mi place. În concluzie, continuăm supravegherea pentru orice eventualitate. Eu nu mă mai pot ocupa de treaba asta. Am discutat cu colonelul Ionaș. E de acord să pleci tu." Îl privi amenințător. Vezi, poate-i să întâmplă ceva." O întrerupse țârâitul slab al telefonului. Răspunde." După câteva secunde, Dobrescu intinse receptorul. E pentru dumneavoastră." Minerva asculta cu fața încruntată, apoi întrerupse convorbirea apăsând pe furcă oftă. Prea târziu, ce s-a întâmplat? Profesorul Lucaci a fost asasinat. Pietul om era un mare savant. Primul lucru pe care îl văzui intrând în birou fu o ceașcă uriașă de cafea și sticla cu suc de roșii. Minerva aprecie cu un zâmbet delicateța colonelului Ionaș. Ai avut ghinion?" nu răspunse. Își duse ceașca la gură, ținând o strâs cu amândouă mâinile, ca un copil. Gestul îi era familiar colonelului. Dar fi o leacă mai frumoasă? Se corectă repede. Nu, n-ar mai fi ea. De altfel, după ce o cunoștea, era imposibil să te mai gândești că nu e cârnă și că trupul slăbănou cu membre lungi sugerează un cuier sau poate un cocostârc. O urățenie dezarmantă, căci Minerva și-o plimba cu dezinvoltură ca pe un stindard, părând în general că se simte foarte bine, că își ignoră cu desăvârșire aspectul fizic. Te-ai întrebat, desigur, de ce asasinarea profesorului Lucaci a coincis cu plecarea dumitale de la mănăstire. Da, sunt convinsă că nu există nicio legătură. O coincidență nefericită și atât. Nici măcar Lucaș nu cunoștea adevărata identitate. Bă, nu iau în urma discuției cu dumneavoastră că e supravegheat, iar ideea în sine l nu îi acorda prea mare importanță. Considera probabil că, cifrându-și manuscrisul, a devenit invulnerabil. El și opera. Mă izbez mereu, oftă Ionaș, de același fenomen. Cu cât cineva e mai dotat profesional, cu atât mai dezarmat rămâne în viața de zi cu zi. Ca și cum geniul canalizat într-o singură direcție a repuizat toate resursele. Când l-am chemat pe Luca și s-a comportat ca un copil, i-am atras atenția să nu ia nimic la mănăstire. Nici măcar o semnare s-a strâmbat la mine. Munca lui nu interesează pe nimeni, totul e codificat, adevărate hieroglife, etc. Aspectul militar al problemei îl ignora deliberat. Ce? Suntem în război? Exagerați? De altfel, afirma că nu are propriu zis intenția să lucreze, îi rămăsese depus la punct câteva detalii. La mănăstire urma să reflecteze. Nimeni nu-i poate interzice să gândească. Nici n-a vrut să audă de un om de-al nostru în preajma lui. Guvernantele mă indispun. Da. Din nefericire, însă, lucrurile stau mai prost decât îți imaginezi. Am telefonat la Institutul lui Lucaci și seiful e intact, dar gol. Minerva îl privi lung. Asta înseamnă că, înainte de a pleca la mănăstire, și-a scos lucrarea fără să anunțe pe nimeni. A lăsat înăuntru un bilet avertizând că isprava îi aparține. Un fals? Colonelul clătină din cap. Nu, no, e scris de Lucaci. De necrezut! exclamă Minerva. De ce a făcut-o? În bilet motivează că lucrarea nu era pusă la punct, erori, imperfecțiuni, lipsuri pe aici. n a suflat o vorbă fiind uiteamă de opoziția direcției și evidenta noastră. Și pentru ca dezastrul să fie complet, a scos și mostra unetul cu câteva pilule. Se stăpânea eroic, dar Minerva știa că după plecarea ei femeia se va prăbuși își va încleșta degetele în așternut, își va astupa țipătul hohotind înnăbușit între perne, se va zvârcoli până durerea se va ostoi, lăsând în urmă ochi goi și obraji săcătuiți ascunși în valuri cernite. Acum stătea dreaptă o bătrână măruntă și zveltă, cu un cap cochet de bucle albe. Linia gurii înțepenită strângea parcă în colțuri toate lacrimile. Sunteți sigură că n-a luat materialul la mănăstire?" Doamna Luca citădu din cap. Eu i-am făcut valiza. Era foarte neajutorat în chestiuni practice. A plecat doar cu agenda. Restul, dosarul și proba de substanță le am încuiat aici, în birou. Minerva își reprimă oftatul. De ce nu le-a dus înapoi la institut? N-a mai avut timp să grăbea. De fapt, încă nu îi sprăvise. Abia după ce s-ar fi întors din concediu, ochii se încețoșară. Mă iertați că insist, îmi dau seama prin ce treceți. O întrerupse cu un zâmbețilit. Lăsați! Aș vrea să cercetez conținutul biroului. Atâta timp cât lucrarea se află aici, ar trebui să vă avertizez că nici dumneavoastră nu vă aflați în siguranță. Acum e egal, sufla abia auzit bătrâna. O conduse într-o încăpere spațioasă cu mobilă puțină, risipită prin unghiere, cărți, plante exotice, două fotolii de piele și în fund, un birou somptuos de mahon, cam greoi. Aici, șopti sprijinindu-se de perete. Minerva se lăsă în genunchi. Mângâie ușor broasca. O așche subțire îi înțepă degetul. Aveți cheia? Da. Dumnezeule, gândi Minerva, o închizătoare pe care o forțezi în câteva secunde cu un cuțit de bucătărie. Trase mânerul fiind de bronz. Bătrâna a o exclamație de groază. Sertarul era gol. Spargerea s-a comis aproximativ acum trei săptămâni, adică imediat după plecarea lui Lucaci la mănăstire. Colonelul își încruntă sprâncenele. În seara respectivă, reluă Minerva, bătrâna fusese în oraș, o partidă de remi de la care s-a întors mai devreme ca de obicei. Unul din parteneri nu se simțea bine. Când a intrat în casă, a avut impresia că vede o umbră strecurându-se în bucătărie. Evident, n-a găsit pe nimeni, în schimb fereastra era deschisă. Stau la parter? Da, Doamna Luca ci-și amintește totuși că înainte de a ieși în oraș o închisese. Incidentul nu i-a dat de, de gândit? Minerva își ridică umerii colțuroși. E bătrână și în cele din urmă văzând că nu lipsește nimic. Spargerea s-a comis fără urme, o broască extrem de simplă. A rămas cu ideea că memoria i-a jucat o festă. Deci s-a sustras ce anume în mod practic? Totul sau aproape totul, zâmbia mar Minerva. Dosarul cu lucrarea propriu-zisă și mostra – un etu de metal cu 20 de pastile. Colonelul o privi încordat. Dumneata înțelegi ceva? Niciun spion nu lucrează atât de descoperit. Aproape că ne trage de mânecă să-i vedem isprăvile. Fura, asasinează. Nu știu încă de ce l-a lichidat pe Lucaci, dar sustragerea se poate explica. Înlătură orice concurență. Într-o singură eventualitate, știind că lucrarea nu are duplicat și având certitudinea că ceea ce își însușește reprezintă originalul. Poate că are certitudine. Situația este extrem de gravă, opină Ionaș. O descoperire drăcească. În momentul de față nu ne mai aparține și oricând poate fi împotriva noastră, evident, în formulă destructivă. Mă întreb ce s-a întâmplat de fapt la mănăstire. Își frecă obrazul gânditor. Crezi că și pe ceilalți oaspeți ai reușit să-i induci în eroare? Minerva își a zvârlit capul pe spate. N-aveam de ce să mă trădez. Prezența mea în arhondarie nu era de natură să atrag atenția. N-am anchetat, n-am iscodit, nu am vârât în sufletul profesorului. A fost, dacă vreți, o misiune de contemplare. Trebuia să sesizez un interes special manifestat pentru Luca și lucrările sale. Nu le-am sesizat și asta mi-o reproșez. Căută ochii colonelului. Dacă nu m-ați fi chemat... Ai dreptate, Minerva. Zâmbi. Eu sunt vinovat. N-aveam voie să procedez ușuratic. Eram obligat să previn orice accident, să anticipez ca la eventualele mișcări ale adversarului. Recunosc că m-a derutat aparenta calmie de la mănăstire, m-a aliniștit lipsa intenționată de publicitate de care a fost înconjura Luca și descoperirea sa. Iar de dumneata aveam nevoie. Trebuia să te trimit într-o misiune specială la Oradea. Acum nu mai poate fi vorba. Ce mai? Am încurcat-o amândoi. Nu e cazul să mă menajați. Adevărul e că oamenii din mănăstire nu mi-au plăcut fără însă ca cineva să-mi pară suspect din punctul nostru de vedere. Cu alte cuvinte, după dumneata, ucigașul eu unul dintre oaspeți. Da, plec de la ideea mobilului. Pentru a-și atinge scopul, deocamdată nu știu care, bănuiesc însă că e vorba de agenda doctorului. Erau necesare anumite preparative, mai concret, o pipăire prealabilă a terenului. Știu eu, tabieturile bătrânului și ale celorlalți, ora la care se culcă un destine carnetul, momentul precis când se poate acționa cu cel mai mic procent de risc, amplasarea odăilor, calculul atent al incidentelor ce pot interveni. Deci, un întreg preambul de cunoștințe privitor la mecanismul de viață al mănăstirii și al casei de oaspeți. Ori, cei mai avertizați în acest sens sunt locatarii arhondaricului. Adică, în casa de oaspeți de care îngrijește o călugăriță locuiesc acum pentru o perioadă sau alta de vacanță, 5 persoane. Fiecare reprezintă în felul său un număr. De fapt, dacă stau și mă gândesc, n-am văzut încă atâția originale adunați la un loc. Un pictor gălăgios și foarte saxon, o fată morbidă, un farmacist neserios, genul motan la pândă după fuste, în sfârșit un arhitect figură cu totul remarcabilă. A rămas paralizat în urma unui accident de automobil. Servește cu voluptate și fără efort sarcasme suculente. Îl însoțește un bătrân care îndeplinește oficiul de infirmier. Da. Obiectivul numărul 1 rămâne recuperarea notelor profesorului. În concluzie, pleci imediat. Îți vei păstra falsa identitate, geni coceașu, de profesie nevastă care habar n-are pe ce lume trăiește. În fine, cunoști personajul. Cum ți-ai motivat plecarea de la mănăstire? M-a apucat dorul de soțul meu, Titi. Perfect, l-ai văzut și te întorci, zâmbi. Te va însoți Dobrescu, bănuiesc. Ca de obicei. El va avea calitatea oficială, procuror, să zicem, un procuror abia ieșit de pe băncile facultății, puțin infatuat care anchetează crima. Atât și nimic mai mult. Își mângâie pumnii cu un gest mecanic. Cred că e bine așa. Acționăm pe două planuri, aveți un orizont mai larg și totodată posibilitatea coordonării unor date provenite din surse distincte. Rămase mult timp pe gânduri după ce Miner va părăsi biroul. În stradă, un invalid își manevra căruciorul cu roții înalte, șpițate îl știa bine. De ani de zile vindea iconițe și poze cu mucenici undeva lângă biserica Sfântul Vineri. Ionaș zâmbi și se îndepărtă de fereastră. Mașina aluneca pe drumeagul îngust cu sinuozități de reptilă. Maiorul Minerva Tutovan privea satul înfipt în coasta unui deal. Terase cu vegetație măruntă, viu colorată, compunând imagini idilice cu risipă de roșu, galben și verde, vopsea tare, iute ca și aerul amețitor, ușor acidulat, căsuțele de un estetic naiv, mai toate albe și împodobite la ferești și frontispiciu cu cioburi de oglindă, păreau făcute pentru copii ori pentru oameni foarte tineri. Pe zidurile netede se cățărau până spre buza acoperișului, trandafiri mici de un roșu consistent, aproape negru. Minerva încerca să-și explice, legat de originea meleagurilor, frecvența unui anume motiv, cocoșul fie cocoțat în creștetul casei, simbolizând parese prerogative masculine certe care îi strâmbau nasul lung, fie doar pictat pe una sau mai multe laturi ale clădirii. Aruncă locotenentului o căutătură din colțul ochilor. Dobrescu privea cerul printre genele blonde. O expresie de beatitudine, de totală detașare, îi scălda obrazul încă foarte tânăr, păstrând intacte culorile adolescenței. Vântul mergea în mașină descoperită, îi răscolea părul. Ochii păreau două lacrimi picături căzute de sus de un albastru pur. Zorile, începu Minerva pe un ton elegiac, cu mâini diafane, de așternutul nopții. Gândă ce înviorați după dușul de dimineață și usucă lăbuțele fără ciorapi la soare. Un soare cald, dulce, o mahmud de portocalie, ieșind de-a dura din adâncuri, nu uraș transparent fac garga, răfățându-se grațios pe ringul unui cer impecabil bleu. În pragul căsuțelor de turtă dulce, făcu o pauză mușcându-și buza subțire. Trebuie să manifest via satisfacție că am un colaborator sensibil, A, receptiv, un suflet nealterat, schimbă tonul. Te-am rugat să caști ochii de obrescule. Poftiți? Făcu acesta trezit bruzi în reverie. Bine, dar încă n-am ajuns. Ei, și?" Minerva se răsuci ca un leopard. Șoferul, care se gândea la ale lui, surprins de mișcarea bruscă, se tulbură și devie traiectoria mașinii. Ei, și?" reluă Minerva. Există un limbaj al obiectelor, dacă știi să le întrebi, să le asculți, îți furnizează mai multe indicii decât șapte mărturisiri complete luate în bloc. Oamenii pot să -mi mintă și o fac adesea, obiectele nu, Ești la început de meserie, caută, născocește probleme, încearcă explicații acolo unde apare nu există sau acolo unde banalul, aspectul imediat îți distrage atenția determinându-te să nu aprofundezi. Asta e profesiunea noastră, băiete, să vezi, să înțelegi, iute, că și totdeauna ești în competiție cu un altul, cea mai mică eroare, chiar dacă nu fatală, te handicapează în orice caz. Eu, în general, mă străduiesc, privesc. Ce? Mergi de pildă pe stradă. Obișnuiește-te să vezi și altceva decât vitrine și glezne subțiri. Observi un copac dintr-un șir de alți douăzeci. Am frunzit înaintea celorlalți. Fenomenul are hotărât o explicație cauto. Zdrobește screerii și găsește. Ce poate fi? O conductă de apă caldă, desigur. Ea a încălzit pământul accelerând evoluția arborului. Iar exemplele sunt mii. Uită-te la casa aceea galbenă cu un mesteac în, în spate. O vezi? Unde te uiți? acolo în stânga bisericii la marginea șoselei. Da, nu ți se pare nimic ieșit din comun? Mm, ar fi ceva, ce anume, vă gândiți probabil la gardul înalt care o împrejmuiește cu poarta zidită. Exact, ce spune faptul că în tosatul e singura clădire ferecată astfel? Toate celelalte au grădinițe ocrotite de garduri cochete din câteva șipci. Mai mult un pretext, aproape că le vezi borșul clocotind pe plită. Așa a avut omul chef să-și facă poarta altfel decât toți ceilalți. Conchise doc, gusturile nu se discută. Minerva îl măsură lung, clătinând din cap, decepționată. Ai crescut cât plopul, Dobrescule, și tot degeaba. Ți minte ce ți-am spus la corigență? Hmm. Ai fugit la modern ca să scapi de mine. Zi doace la băiete, trădează mai mult decât o opinie arhitectonică. E o mentalitate, o tradiție încăpățânată adusă în lada de zestre de prin alte părți. Individul e un tip ascuns, ursuz, morocănos, detest ameste cu vecinilor în ograda lui. Capriciu a avut acela care și-a pictat deasupra ușii doi porumbei siclamen, cioc în cioc pe niște ramuri de măslin sau celălalt cu ca bătut în ceramică pe frontispiciu. Noi doi ne iubim și pe dumneavoastră la fel vă poftim. Mașina stopă brusc. Șoferul pocni în ciuda din degete. Se lăsase bariera, o prin trecerea peste drumul traversat de calea ferată. Minerva privi în jur. Era un sat răsărit, aproape un orășel. La câțiva metri departare, un grup de oameni pălăvrăgeau în fața cooperativei, așteptând să se deschidă. O fetiță desculță, în roche roz, sărea coarda, ridicând nori de praf care păreau să nu stânjenească pe nimeni. Mai la o parte, sprijinindu-se de zid, un bărbat tânăr, la vreo 27 de ani, fuma. Purta blugins, lăsați pe șoldurile încinse cu o centură lată. Pafta o lucioasă, sclipea în soare omul părea străin de locuri. Ceilalți îi aruncau din când în când priviri sfredelitoare și circumspecte. Vezi?" reluă Minerva. Tânărul acela?" Dobrescu își drese glasul. Dacă aș avea de ales un suspect din grupul de acolo, cu el aș începe." Minerva își lăsă plapele în jos și se interesă calm. De ce?" E un tânăr viguros care ar putea face față celor mai dificile probe fizice." Apropo," Crezi că asasinarea lui Luca ce a necesitat astfel de performanțe? Nu, desigur că nu. Dar încercam să schițez datele unui prezumtiv spion la modul cel mai general. Asta e foarte interesant. Ia dă drumul. Față o soasă, unghiulară, trădează forță, energie, ca și bărbia puternică despicată în două. Izbește apoi felul în care își ține brațele ca niște arcuri depărtate de trup. Sugerează animalul la pândă, gata să sară, gata să acționeze. Hainele? Și la la la, și lo lo lo, îl întrerupse plictisită Minerva. Cum poți bate câmpii în halul ăsta, Dobrescule? Dacă individul are mutră de spion, înseamnă că 90% din tinerii de pe stradă pot fi încadrați la aceeași rubrică. Când te trezești? Pe vremea lumată, a hari? Ți-l strigând pentru a acoperi zgomotul trenului care trecea în plină viteză. Nu se mai poartă spionul star, înțelegi? Înțeleg. Nu vă totuși un amărât de 60 de ani parașuta pe o noapte fără lună în mijlocul unei păduri. De ce parașuta, băiete? Adică de ce n-ar putea veni frumușel cu trenul sau avionul? Locotenentul, bos și strâmbă colțul gurii. Da, golom așa... Te-am întrebat, Obrescu Vasile, de ce? pentru că anumite acțiuni impun pătrunderea în țară pe căia normale, evitând frontiera cu formalitățile ei. Și de aia trimit dublura lui Alain Delon, super bărbatul care cu două degete rupe dintr-o lovitură o carte de telefon, sau sta gățat în canin de straș la unui zgârie nori în timp ce cu piciorul drept mite. Contestați existența indivizilor antrenați la sânge în scol speciale tocmai în vederea unor acțiuni subversive? Minerva îl măsură compătimitor. Mă decepționez, Dobrescule! Trebuia să știi de mult un lucru. Lupta se dă azi la nivelul inteligențelor, nu pumni, materie, cenușie. Există și gladiator din aia de care împăumeneai. Reprezintă însă un procent minim care apare în arena doar într-un moment determinat al unei operații determinate. Spionul periculos, spionul ideal este cârțița vârtă într-un post umil pe lângă care trece în fiecare dimineață dându-i indiferent binețe. Nu seamănă cu niciun actor de film, nu are nimic extraordinar în ținută, nu e nici blond, nici brunet, nici înalt, nici scund, nu are mutra nici așa, nici pe dincolo. Expune obrazul cel mai inofensiv cu putință, manierele cele mai cuceritoare, o bunăvoință angelică. Se strânge amabil ca să-ți facă loc în tren, îți oferă un pachet de țigări străine, procura de un cumnat care lucrează în port, râde măgulitor la bancurile tale răsuflate, iar tu, gâdilată, îi povestești unde lucrezi, care sunt problemele de producție sau cel preocupă pe inginerul șef. A doua zi pe stradă nu-l mai recunoști. A robrazul despre care ești absolut incapabil să oferi vreun amănunt. asta e formula despre care ești... asta e formula ideală de obrescule, indiferent că lucrează ca preceptor cu mânecuțe de serj negru și degete murdare de indigo, că doar mușii nervi a fost parașutat într-o noapte cu fulgere și trăznete. Mai poți conspecta și faptul că niciunul sau altul nu va trage la hanul din sat și nu-l va întreba cu accent străin pe badea Gheorghe care e drumul spre mănăstirea domniței. Nu va abandona sub o ce pletoase cu de conserve made în străinătate, nu va cere la debitul din comună polmol și nu va bate ulița principală cu o cutie de chibrituri răzuită pe o parte ca semn de recunoaștere. Aș putea de asemenea garanta că nu o să dea buzna peste agentul sanitar ori peste felceriță, cu o jumătate dintr-o hârtie de 100 cerând cu mâna pe pistol parola, cealaltă jumătate. De cu o vreme urmărind manevrele șoferului. Urcau, iar contorsiunile șoselei îi zvârleau dintr-o parte în alta a mașinii. Jos, în stânga, umplând prăpastia, drumul parcurs lăsa o panglică îngustă traversând sate, pădure, livezi. În lumina violeta dimineții, culorile țipau, un panoramic uriaș pe care verdele părea ud, albul devenea argint, orbitor, albastrul dur, cu contur ferm. Satele miniaturi înălțând câte o clopotniță lucioasă cu sfericități de bostan îi amintau Minervei un joc din copilărie. Capitalii, capitalii. Acolo căsuțele erau de lemn, roșii și galbene, jucau pe poze de artiști și pe nițe redis numărul 1. Ceea ce spuneam, reloia ca și cum nu și-ar fi abandonat nicio clipă gândul, e valabil și pentru femei, Dumnezeu știe de ce e destul să fie una bine machiată și cu unghii lungi, pentru ca cei din jur s o blagozlovească cu toate păcatele, încărcându-și diapazonul de la frizolă și ajungând până la aventurieră. Întreagă cât fie spus poți spăla o albie de rufe fără să ți se clintească o unghie. E o chestie de calciu. S-a creat o opinie falsă pe care personal mi-o explic plecând de la existența unor coarde romantice care supraviețuiesc în noi. E mai fascinant să ne imaginăm o Lili Sergiev Știi, individa care a lucrat concomitent în timpul celui de-a doilea război mondial pentru mai multe servicii de informații, decât să ne imaginăm o Lili Sergiev drăcoasă, blondă sau roșu tițian, fatală din toate punctele de vedere, decât o oarecare figură cenușie cu ciorap, jalni și bolnavă de uremie. Își propii, ochii în obrazul locotenentului care se întrebă speriat ce va urma. Asta vroiam să reții, Dobrescule!" Că desigur, la modul principial, un fizic îngrijit nu exclude existența unor preocupări majore, constructive, așa cum nu presupune obligatoriu o traistă de defecte lipită de spinarea frumosului ori a frumoasei. Și acum, nu te hlizi la mine! Personal nu mă avantajează albastrul de ploape, sau cel puțin așa consider o anumită persoană care se încăpățânează să scrie despre mine. Se înghesui țâfnoasă în colțul mașinii. A, exclamă brus și șoferul zăpăcit, frână. Uită-te la casa aia, unde ți arăt eu cu perdelele de dantelă? Are la intrare chiar deasupra o suliță de fier. Cum îți explici treaba asta, Dobrescule? Măiculiță, invocă în gând locotenentul. Soarele râdea cald, imobil, pe cerul păclos. Mașina gonea mai departe, alunecând pe lângă livezi, de un verde ud. Capitolul 2 Mărturisiri, postume. Postul de poliție se afla în fundul unei curți mari, între cooperativă și căminul cultural. Trandafiri, straturi cu pansele, tufe elegante de dali și câteva bănci albe înviorau sobrietatea clădirii. Soția șefului de post, o femeie veselă și plinuță, afișând expresia caracteristică imprimată de căsniciile tinere și fericite, stătea la soare. Ținea în brațe o fetiță mucoasă cu moț mare roșu, prins în act de siguranță pe căciuliță roz. Un câine plin de scaieți, picotat o de căldură și lumină, pândind cu jumătate de ochi curtea. Șeful de post, înalt și blond, încremeni în poziția regulamentară și povesti incidentul. Șoferul intrase neregulamentar la o intersecție, mai la vale, unde satul se îmbuca cu șoseaua. Îl somase, dar degeaba luase imeseul de serviciu și, tăind pe scurtătură, îi ieșise în cale. Apoi văzuse sângele. Camionul în care descoperise victima era acolo, sub dud. Îl arătă cu mâna. unde e omul?" Înăuntru, așa pare blând, miel, nu alta." Șoferul, năruit pe un scaun, privea fix dușumeaua. Capul mare, adus între umeri, era năpădit de o sudoare rece. Când auzi ușa deschizându-se, ochii se întoarseră greu, fără vlagă, ca două animale bolnave. Era îmbrăcat cu bluza de salopetă murdară de sânge, care atrăsese atenția milițianului. Dobrescul măsură concentrat, cercetându-i îndelung hainele, încălțămintea, mâinile mari, muncite cu urme de ulei. Se întoarse brusc, simțind mișcare la fereastră. Câteva babe și neveste mai tinere își turtiseră nasurile de geam privind Davide cu gurile căscate la ucigaș. Ba una, mai toantă, își săltase copilul aproape sugaci pe umeri să vază și el. Dobrescu se adresă șefului de post. Ea expediază cu conetul ăsta, ce e aici, a panoramă? Milițianul ieși buzna și în câteva secunde asistența dispăru. Se auzi rumoare în curte, zvon de glasuri, o voce spartă, asigurând. Ho, că nu ți-l mâncăm, maică! Apoi glasurile se amestecară. Cum vă numiți? Șoferul răspunse răgușit cu o voce nesigură. Pana Itilie. Vârsta, ocupația, stare civilă. Adăugă surăzând și mai cu viață. Trei șop de ani, îngână omul. Șase copii, îl de în urmă de patru luni. Dobrescu o fluieră subțire, Bravo, șase copii nu-i glumă. Cu ce vă ocupați? Sunt șofer la mănăstire, mai ca stare să m-a angajat. Suspină. Ce avem eu cu bietul om? Pătrân, nevolnic. Dacă îți e scris să pătimești pentru altul... Să o pendelete, propuse locotenentul. Cunoașteți victima? Cum să nu, domn doctor Lucaci? În fiecare an vine așa pe var o lună, două. nici nu supără pe nimeni. Mai ca stare să-i păstrează odaia noptați de obicei la mănăstire? Nu totdeauna, am casă la râmnic, doar când întârziez cu trebile. Așa pății și seară. Veni târziu, trebuia să mă scol în zori, noaptea scurtă. Când îmi ciocăni la ușă mai Zenobia, cine-i mai Zenobia? A, de îngrijește arhondaricu. Când mă trezi, zisei că abia m-am culcat. Afară dăduse zorile, urcai în camion și... N-ați observat nimic? Ce adică să observ? Vreo mișcare, vreun zgomot, era în cu ochii cârpiți de somn. Frigu ce m-a mai trezit. E drept la intersecție, am încurcat-o. Acu nu i-ar fi de amendă. Sergentul major Flora zâmbi cugetând adânc. Cred și eu. Dobrescu s-a de fereastră. În curtea pustie, arsă de soare, Minerva discuta cu soția șefului de post. Îi făcu un semn mic, locotenentul își gările și se adresă milițianului. Rămâi aici, lipsesc câteva minute. Câinele ridică puțin capul, clipind din ochii urduroși. Își pendula coada, alungând muște mari în zale verzi. Minerva se apropie roșie la față. Îi era cald. Șeful de post să plece imediat la mănăstire. Nimeni nu părăsește locurile. Șoferului dă drumul. Nu i el a ucis. Dobrescu înghiție în sec. Învățase să-și stăpânească reacțiile. Nu era prudent să-și manifeste surprinderea în fața Minervei. Camionul fusese adus într-o viroagă departe de privirile curioșilor. Locotenentul tuși ușurel, drăgându și vocea, apoi își luă inima în dinți. Deci, după opinia dumneavoastră, șoferul e inocent. Dar după opinia ta. Cum Dobrescu încerca o expresie savantă, unde ajuns de enigmatică, Minerva nu mai așteptă răspunsul. Ai citit spovedania victimei băiete? Efortul merită oarecare atenție, e scrisă cu sânge. Există un asemenea document? Minerva șoferi o mică pauză înainte de a se repezi. Dobrescu, Vasile, te-am rugat să caști ochii. De ce mă enervezi? Desfăcut salopeta șoferului, vârându-i-o sub nas. Privește, scrie aici despre un bătrân gemul lângă oblonul din dreapta care-i surprin și ucis printr-o lovitură puternică aplicată cu un obiect condondent. Scrie sau nu? Scrie, tovarășe maior. Perfect, citește mai departe. Locotenentul frecă stofa între degete, întoarse haina pe toate părțile, cercetând-o din toate unghiurile. Salopeta e stropită pe spate de obrescu. Nu îmi vine să cred că sângele l-a așteptat pe pana să se întoarcă pentru a țâșni. Și apoi, în mod logic, orice agresor rămâne cel puțin câteva secunde pentru a-și contempla. Speriați au satisfăcut isprava. Oare nu putem presupune că exact în clipa loviturii criminalul aude un zgomot care îl determină să se întoarcă? Nu, urmărește împrăștierea stropilor. Parcă s-a lucrat cu la respectându-se anumite limite precise. Asta înseamnă... ce înseamnă Dobrescu? Că în momentul crimei salopeta era împăturită. Bine, evident împăturită întâmplător. Foarte bine, fășile alternative fiind determinate de pliuri. Excelent, bravo Dobrescule! Mai mult, se lansă încurajat locotenentul, îi putem aprecia și poziția pe brațul asasinului. Faci tu ce faci o lești. Cum naiba nu poți duce raționamentul până la capăt? Dar aici te-ai uitat, urmele astea le-ai văzut, stropeștea de sânge care evită o anumită porțiune de oblon desenând un spațiu dreptunghiular precis. I-ai privit? Aveți dreptate, tovarășe maior, Făculă, locotenentul amuzat. Mersi, în momentul crimei, salopeta se afla pe oblonul camionului. În sfârșit, asta ar fi prima concluzie. Continuă. Tot eu? Minerva zâmbințe legătoare. Ești surmena, băiețaș, nu-i așa? Ai munci mult astăzi, ți-ai bătut capul, nu glumă. Oftă. Victima se afla gemuită jos pe podeaua camionului când a primit lovitura. Numai din această poziție jetul de sânge putea să ajungă pe oblon. În mod logic ar fi trebuit să-l descoperim și pe pantalonii șoferului. E logic, Dobrescu? Perfect logic, cel puțin câteva picături trebuiau să ajungă și pe pantaloni. Minerva exclamă triumfătoare. Ai, Iurea, de ce n-am acceptat ideea că agresorul s-a urcat pe roata camionului, s-a plecat și a, a lovit, în timp ce oblonul îi proteja pantalonii? Chiar? Făcu luminat Dobrescu. E o ipoteză. Crezi? Singura ipoteză valabilă. Așa, conchise după o matură chipzuință dumnealui, locotenentul Dobrescu Vasile. Și cum explicăm, mă rog, cele două cărări de urme găsite pe podea camionului? Două cărări de urme proaspete, una lăsată de picioarele victimei înglodate în noroi, iar cealaltă de niște bocanși numărul 42. Formidabil, cum de nu m-am gândit? Varianta ucigașului urcat pe roată cade. Sigur? Absolut. Nu crezi că putea foarte bine întâi să-l ucidă din afară și apoi să urce în camion pentru a-i cotrăui prin buzunare? Locotenentul se hotărâ să nu mai creadă nimic. Iată, deci, reluă Minerva zâmbind subțire, că o semnul întrebării persistă. Putem forfeca încă 10 ipoteze asemănătoare, mai mult sau mai puțin verosimile, dar nu putem ignora evidența. Șoferul nu a ucis. Primo, când transporti ceva care nu trebuie văzut zarzava de contrabandă, să zicem, îți iei cel puțin o măsură elementară de precauție, la coperi, cu atât mai mult în cazul unui cadavru. Ori victima nu avea acoperită decât picioarele și le acoperise singur, încercând să se strecoare sub prelata îngrămădită în apropierea cabinei. Secundo, firesc era ca șoferul să astâmpere scurgerea sângelui în fășur în capul celui ucis. Nu îl lași să sângereze la îmbucătura oblonului cu podeaua. Picăturile ar atrage atenția ceea ce de altfel s-a și întâmplat. Terțio, încerci să treci cât mai neobservat, Panait însă ignoră regulile de circulație nu pentru că s-ar grăbi. Raportul sergentului major Florea precizează că păstra viteza legală, ci dintr-un vechi nerav al șoferilor care, socotindu-se fără martor mușcă din fructul oprit. Cuarto. Am stabilit că în momentul crimei s-a se afla aruncată pe unul din obloane, când sfarm capul cuiva nu îmbraci o haină care se află în apropierea victimei, fără să cercetezi dacă nu cumva se păstrează urmele crimei. Quinto. Panait poartă sandale numărul 44, iar cea de-a doua cărare de urmă înregistrată pe podeaua cabionului e făcută de bocanș cu numărul 42. Așa, dar Panait și-a uitat în ajuns salopeta pe oblon și-a îmbrăcat-o a doua zi dimineața înainte de plecare. Făcu o mică pauză privind l țintă. Nota 2 pe ziua de azi, rectifică concesiv. 2 plus. Locotenentul îi urmări privirea, întrebându-se ce mister o mai fi descoperit Minerva printre crengile copacului din apropiere. Se aștepta la un nou examen de perspicacitate când o auzi. Dragă Dobrescule, mătușa mea, o femeie foarte rezonabilă, obișnuiește să afirme că înălțimea este invers proporțională cu inteligența. N-am meditat încă asupra veracității acestui aforism, dar cum se pare că înălțimea te avantajează, ești amabil să întinzi mâna după câteva corcodușe. Mor de poftă! Capitolul 3. Oaspeții Arhondaricului Mănăstirii nu-i lipsea nimic din idilicul așezămintelor de același fel. În superbe, bisericuța veche de câteva secole, muzeul cu piese rare de cult ori mirene, icoane doldora de, de argint, un naște o bârșie domnească, inevitabila legendă romantică, puțin înfricoșătoare. Măicuțele în straie negre, alunecă umbre sfioase, șovăielnice, printre zidurile vechi. Au chipuri plajine, zâmbete cu minți, se miră repede și râd ușor, copilorește, acoperindu-și gura cu mâna rotofeie, fără unghii. Locotenentul Dobrescu observă poziția casei de oaspeți situată în afara zidurilor mănăstirii. Arhondaricul fusese conceput ca o aripă specială, distinctă. Noaptea, odată cu închiderea porții înalte de fier, orice comunicare între cele două corpuri era complet tăiată. Stilul și dispunerea camerelor la parter și etaj amintea arhitectura hanurilor de odinioară. Florea, șeful de post, îi ieși înainte. Conform dispozițiilor dumneavoastră, nimeni nu a părăsit mănăstirea, adăugă conspirativ. Mai ca stare să vrea să vă vorbească. Era o femeie suplă, nu prea în vârstă, cu chip ascetic. Emana o liniște de plină, izvorând nu atâta din resemnare dogmatică, cât dintr-o filozofie personală asupra existenței. Mâinile înguste, gesticul aurar, dându-ți senzația inexplicabilă, copleșitoare de alinare. Îl primi pe Dobrescu într-o încăpere aerisită, cu mobile puține. O ladă de zestre domnească, câteva jilțuri cu spătari incomod, sculptat, un sfeșnic din argint greu, icoane vechi. L-am cunoscut bine pe doctorul Lucaci, început starăța privindu-l deschis în față. Avea o voce cultă, cu intonații calde. Este a cincea vară când vine la noi, un pasionat al profesiunii. Din nefericire îmi lipsesc elementare cunoștințe medicale. Nu înțelegeam tot ce spune, dar suficient ca să-mi dau seama ce aport extraordinar pentru știință ar fi reprezentat rezultatul eforturilor sale. Aveți idee în ce stadiu se aflau lucrările sale? Ca prieten vechi, stareța zâmbi cu îngăduință. Simțămintele, domnule procuror, ni le lepădăm îndată ce pășim în acest locaș. Nu putea fi vorba acum de prietenie. Venea la noi pentru că îi plăceau meleagurile. Nu ascund că l-am protejat puțin. Îi rezervam odaia, maica Zenobia îl îngrija atent. Timpul treburile noastre nu ne îngăduiam să tăi făsuim pe cât am fi vrut. Bătu scurt din palme, ușa se deschise și apăru fața rotundă, copiloroasă, a unei călugărițe de vreo 40 de ani. Mai că Zenobie, ceru stareța blând, aducele cuvenite oaspeților. Nu vă deranjați, se opuse de circumstanță Dobrescu, adăugă după câteva clipe. Vă rog să nu considerați drept o imixtiune nedelicată. Încerc să-mi verific o impresie. Aveți studii superioare? O lumină mică, nostalgică, aprinse ochii stareței. Am absolvit în anul 1932 facultatea de filozofie. Maica Zenovia se ivi în pragul ușii. Pe o tablă întinsă aducea câteva chisele de dulceață. În ceasul tihnit al amiezii, în interiorul răcoros, alb-negru, căpșunile, portocalele, nucile verzi și cireșele din vasele de cristal aruncau bulgări colorați de lumină. Aparece aburea paharele înalte ca niște pocale. L-am văzut pe doctorul Luca abia a doua zi după sosirea sa la mănăstire. Mi-a spus că cercetările sale sunt isprăvite. Urma sinteza. Își exprima oarecum nemulțumirea față de oaspeții arhondaricului. cei drept mai mulți ca niciodată. Cât sunt? Șase fără lucaci. Asta înseamnă mult? Suntem una din mănăstirile care nu găzduim decât în cazuri excepționale. Ce înțelegeți prin aceasta? Rătăciți în faptul nopții cărora din creștinească datorie le oferim adăpost. În rest primim pe strimiși de mitropolie, zâmbi. Permisiunea se acordă cu destulă zgârcenie. Cei șase locatari ai Arhondaricului v-au prezentat astfel de avize? Da, și am fost puțin tel-surprinsă. Nemulțumirea doctorului Luca ce era generat în acest sens și de oarecare îngrijorare mă refer la securitatea persoanei și a operei sale. Acum, după cele întâmplate, înclin să cred că da. Atunci mi s-a părut doar iritat să câit că nu se putea odihni. Înțeleg, dat fiindcă oaspeții dumneavoastră au intrat în mănăstire pe baza unor aprobări speciale. Înseamnă că dispuneți de un minimum de relații în ceea ce îi privește. Destul de sumare. Numele, ocupația, seria, buletinelor, ni se cer de la miliție. Se ridică și trase un sertar camuflat al lăzii de zestre, scoțând o foaie de hârtie. Aici sunt trecuți toți cu datele respective și forul care a emis recomandarea. Locotenentul privi hârtia completată cu cerneală neagră. Când ați întocmit această listă? Nu eu am întocmit-o, surse stareța. ca secretară ține evidența. Figurează absolut toată lumea? Femeia zâmbi. Nu avem ascunzător sau camere secrete, domnule procuror. Cel puțin nu le cunoaștem. Șopti, bătând cu unghia în foaia de hârtie cel care i-a luat viața e aici, pe listă. Locotenentul ieși pe cerdac. De acolo, de sus, se vedea curtea amerian de Amer Arhondaricului, destul de largă, împrejmuită cu un zid înalt. Bănci de piatră, tufișuri de trandafir și asomie, copaci bătrâni care își uitaseră ani, un rond cu mușcate, o fântână. Trec un revistă locatarii strânși în grup, ori răzlețiți. Comentând cu gesturi lar și priviri piezișe spre cerdacul stareței, unde bănuiau că se afla închetatorul sosit din București, ori doar plimbându-se cu mâinile la spate, erau în mod evident agitați, preocupați de ultimele evenimente. L-ați cunoscut personal?" se interesă Dobrescu. Stareța clătină capul. Evit contactul direct. Maica Zenovia vă poate oferi eventuale informații, dânsa se ocupă de casa de oaspeți. Vreți să o chemați?" Stareța se retrase. Unul din locatari atragea în mod deosebit atenția. Un bărbat foarte brun, la vreo 35 de ani, de o frumusețe impresionantă. Trăsăturile puternice, masculine, prindeau în lumina soarelui amiezii luciri metalice. Stătea într-un cărucior de infirm, cu genunchii acoperiți de un plet pufos, cadrilat. Privindu-i mâinile suple, cu trăsăriri nervoase, bărbia fermă ridicată într-o mișcare caracteristică, Dobrescu încercă o strângere de inimă, un șoim cu aripile amputate. Ghicea în fruntea încăpățânată, în conturul hotărât al buzelor, în sclipirea ochilor, o voință de oțel, o trufie drăcească, o inteligență ce depășa cu mult media. Da, da," murmură locotenentul, amintindu-și descrierea Minervei, un individ cu adevărat remarcabil. Cine e?" Maica Zenobia, măruntă, plinuță, cu fața ca o lună plină, răspunse precipitat, oprindu-se des. Domnul arhitect Liviu, Liviu Radian, din București, Ca am repezi, dar cum se cade. Anul ăsta a venit la noi, pentru prima oară a venit. Ce are la picioare? Chipul femeii se întristă. Parcă poți să știi. Da, întreg, numai că nu umblă. Își făcă o cruce. Voia domnului îl îngrijește neadabu, om cum se cade nevoiaș." Cine? Călugărița clipi nedumerită. Neadabu? Și indică silueta unui bărbat în vârstă, 55, poate 60 de ani, trântit la câțiva metri de cărucior. Mesteca un fir de iarbă, plimbându-și ochii în jurul curții. ochi mici, vicleni, înfundați în orbite. Altfel, fața era inexpresivă, ridată, cu păr puțin și cărunt. Individul iradia nedefinit o anumită atmosferă un soi de dezinteres suveran, paradoxal față de atenția mereu trează a ochilor. Părea să nu-i scape nimic, un om cu urechile ciulite. Climatul îmi e familiar, remarcase Minerva. Da, bo, are aerul pe cetea imposibil de confundat pe care o imprimă anii de vagabondaj. Nenumăratele toamne, ierni sau primăveri, petrecute sub un pod, pe o scară, într-o magazie, în fântâni, sub cerul liberor, în culcușuri de ocazie își stigmatizează victimele. Totală nepăsară față de ziua de mâine, atenție concentrată pentru vânarea unui chilipir imediat, o masă, o haină, una de post. O femeie suplă, tânără, se apropie de căruciorul arhitectului, schimbă câteva cuvinte, apoi se îndepărtă. Domnișoara Elena Dumitriu și chipul călucăriței se lumină. Un înger, un adevărat înger, slavă de plămâni sărăcuța. Dobrescu zâmbire, capitol între Minervei. Fata face tot ce-i stă în putință să pară neajutorată. Treaba asta păcălește al naibii bărbații. Îți atrag atenția pentru că te știu sensibil. Într-adevăr, Elena Dimitriu aducea cu un înger. Un înger fragil, nu dolofan, cu rotunjim roze, ca în pozele vechi. O frumusețe cu minte, cu plete blonde, mătăsoase, ochi mari albaștri, nas subțire, ușor agvilin, gură mică, nefardată neprihănită. Termenul ți se urca reflex pe buze. Ceea ce contribuia însă la climatul de candoare, precizase Minerva, era tenul diafan, palid, imaculat, pielea transparentă sub care îi se simțea zvâgnetul sângelui. Hm, plămânii! De aici culoarea asta de madonă! Caracterizând-o, găsise că fata reprezenta un prototip. Victima neajutorată din filmele western de o anume factură, unde șeriful, după prodigioase curse de cai și focuri de colt 45, în preria aridă sfârșește prin aici mâna. Siluetele lor se pierd în baia roșie a unui apus magnific. Fata ajunse în spatele bărbatului care lucra lângă șevalet. Omul se întrerupse și explică ceva gesticulând cu paleta și pensula. Însă îi o conversație ciudată, incoerentă, presărată la prima vedere cu expresii englezești pronunțate impecabil. Pictorul Habar n-avea de limba gentlemanilor din City. Emitea doar sunete, fără niciun sens, reproducând cu real talent, pentru urechi neavertizate, o melodie English Language. Maica Zenobia început să râdă domol, astupându-și gura cu degetele grăsuțe. Domnul Bombi, Bombi Zanfirescu, tare mai e nostim, l-o fi cunoscând. E pictor mare venit din București, I-a făcut un portret Florichii, nevasta popii din sade, ne-am crucit, nu alta, să juri că ea și nu se uită la vopseluri. Femeia se ambalase, i-a desenat așa de la dânsul roche roșie de catifea lungă, coroană pe cap, cercei verzi cât pumnul. La mai omeni soacră s cu o de gâște și o turtă de caș, cei dre mărișoară, de la băgat în tablou și pe gigi, el mic de șapte luni, cu aripioare și tiblă de aur, da cel mai mult să pricepe la rațe gângi și sfinții doctori fără argins, Cosma și Damian. Zici că e vinul alta, pe nemțește o ea numai când bea, o fi luat-o de -o dimineață. Încheia am păcată, om cum să cade, toți sunt oameni cum se cade la femeia asta, conchise Dobrescu. Observă nasul pictorului scurt, cârn, gura mare croită în formă de inimioară, sem sigur, spunea Minerva, al celor mai mari cusururi la un bărbat. Acu' e adevărat, reluă maica Zenobia. Nu-i singurul care trage la măsăluță, s-a și domn farmacist Popescu. Realiză păcatul și îndesă câteva cruși deasupra buzelor. Cel cu mustață, domnea lui, om cum se cade, cum se cade săritor. Înainte de a se lăsa văzută, Minerva îi cuprinse într-o privire de ansamblu, Comentau evident moartea lui Lucaci, fiecare expunându-și punctul de vedere pe tonalități de sentință. Simțeau nevoia să vorbească, nu să asculte, astfel că opiniile emise erau combătute formal, cu câte un nu cred sau imposibil rămase fără argument. Vocile se încrucișau, oamenii se trăgeau de mânecă, solicitându-și reciproc atenția calm, urmărindu-i cu un zâmbet lucid, arhitectul Radian participa vag la discuție. Rezerva impunea celorlalți, așa cum orice atitudine distinctă manifestată de membrul unui grup, singularizându-l, atrage atenția. Și pentru că tăcerea poate fi divers interpretată, cel mai adesea îngrijorând oamenii, după fiecare ipoteză formulată, îi cereau avizul din ochi. S-a înfirescut țipa cel mai tare, împroșcând cu silabe și interjecții englejești. La intervale regulate se dădea un pas înapoi măsurându-și tabloul din diverse unghiuri. Pietul om!" exclamă Elena Dimitriu. Peste ochii albaștri trecu o umbră. Se zgribulise toată. O floare înaltă doborâtă de o pală de vânt. Prin ce clipe îngrozitoare trebuie să fi trecut!" Da, bun, tins lângă căruciorul arhitectului, deschise ochii, ferindu-l pe celălalt de soare. O privi fix, dar nu spuse nimic. Hai că picași bine cu coană!" exclamă sarcastic farmacistul Popescu. Se amuza copios, nu se știe de ce. Minerva, deconcentrată, își lăsă pe iarbă bagajul, recuzita încropită la vâlcea, pachete unsuroase în hârtie, cafenie și legate chipzuit cu sfoară, borcate în, borcane învelite în jurnal sub care se ghiceau mâncăruri grase, gospodărești, o sticlă cu un lichid roșu, vin natural, fără chimicale. În cerdacul stareței, mai Zenobia o arătă cu degetul. Pe chipul placid, gelatinos, sub piele, locotenentul citi oarecare spaimă și un dispreț miran. A, stai genii, ociașu!" suflă. E sub stăpânirea satanei!" Dobrescu o privi surprins. Cum așa?" Maica Zenobia își strânse buzele fără sânge. Nu-i întreagă!" Locotenentului nu-i veni să creadă urechilor o considerau pe Jenny Cociașu plecată cu Sorkova. Foarte bine, ăsta era jocul, dar ca să se izbească în anul dominii 1970, chiar într-un astfel de locaș, de o mentalitate ținând de evul mediu, că nebunii sunt suflete pierdute aflate sub stăpânirea diavolului, nu, hotărât la asta, nu s-ar fi așteptat. Minerva ridică ochii, silueta locotenentului se păru mai fragilă ca oricând încerca o neliniște. Îngrijorarea rățuștei care își lasă puiul pe apă prima oară. Capitolul 4. Reconstituirea Chilia lui Lucaci nu se deosebea de celelalte. Obișnuitul colț al icoanelor, scoarțe oltenești, un pat îngust, înalt și incomod cu multe perne, masa rudimentară din lemn de brad, un singur amănunt, Atenție, gingașă din partea maicii Zenobia, o ulcică cu margarete și flori de cicoare în veselea fereastra. Profitând de absența oaspeților, Minerva scotocea printre hârtii, însemnări ciudate, semne stenografice, felul în care fusese rașternute, uneori pentru un singur semn, o foaie întreagă, o determinau să se gândească la ideograme. Atenția-i fu atrasă de un plic obișnuit alb, fără nicio indicație, îl întinse locotenentului. Citește-te, rog, chestia asta, cu dicție și interpretare. Căci lacomii, avarii și desfrânații, începu mirat Dobrescu, nu-și vor găsi adăpost în împărăția cerurilor. Și în ziua aceea îngerii vor trâmbița și va fi primul vai. Și va coborâ un alt înger cu cartea deschisă și în fricoșase vor... Păgânii și netrebnicii, iar glasul din cer va zice: Acum mergi și ia cartea cea deschisă. Acolo e cuvântul și învățătura răstălmăcite pentru alte neamuri și alte împărății. Locotenentul răsuci foaia de hârtie în mână: Ce zici, Dobrescu? Bigotism, ieftin! Mă surprinde doar că profesorul se ocupa de asemenea chestii. Și dacă ți-aș spune că în camera mea se află o chestie identică. Locotenentul își lăsă ochii în jos. Mi-amintesc, o lope după vișin, că la ultimul curs de învățământ politic, tovarășul colonel Ionaș remarca lipsa de spontaneitate a unora dintre noi. Și care ar fi ăia? Dar că ți-am recomandat mereu să nu stai cu capul între urechi, nu ți-amintești, dragă Dobrescule? Schimbă tonul. Toți din arhondarii că au găsit ieri strecurate sub ușa asemenea scrisori. Faptul nu sugerează nimic? Se pare că maica Zenobia își consumă surplusul de energie în preocupări intelectuale. Minerva îl privi înnecată de admirație. Ia te uită! Nici nu știam ce colaborator spiritual am. Spune drept, te-ai apropiat azi la mai mult de 15 metri de domnișoara Elena Dumitru?" se încruntă. Dobrescu, Vasile, mă tremur atâta ingratitudine! E ce mă obliști să-mi regret indulgența de la bacalaureat? Locotenentul își mușcă buzele. La urma urmelor, promisese atunci că va urma dreptul și nu politehnica. El unul se ținuse de cuvânt, alții și-au schimbat profilul. Să vedem ce explicație putem da scrisorilor. La prima vedere s-ar zice că avem de-a face cu răvașele mistice. Expeditorul, o persoană obsedată de sumbrele profeții apocalipsului, poate fi oricine. O călugăriță, o cuvioasă din sat, ori bigoți ambulanți însărcinându-se gratis cu oficiul. Incidentul nici măcar nu surprinde. Ambianța pravoslavică pregătește terenul psihologic. Până aici e clar. Clar, admise locotenentul. Mai departe... Ești bine dispus, Dobrescule?" Mă rog, da. Textul propriu-zis mă șochează." De ce?" Atrage luarea mintea celor vizați, în primul rând. Un grup de vizitatori tineri, indiferenți la disputa dintre cer și satana. Oameni care probabil n-au intrat de ani de zile într-o biserică. Minerva se strâmbă. Poate. Totuși nu-mi place finalul. Acum mergi și ia cartea cea deschisă. Acolo vei găsi cuvântul și învățătura răstălmăcite." Sună dispoziție. Du-te, fă și drege. O chestie precisă. După iz, fraza pare copiată a idoma dintr-un text religios. De acord, dar de ce tocmai ăsta? S-au scris pagini mult mai semnificative și în fond mai adecvate, unor intenții pioase. Ține minte, aici se ascunde ceva. La ce vă gândiți? Presupun deocamdată. Am impresia că mă aflu în fața unui mesaj. Un mesaj limpede pentru cel căruia era adresată misiva. Și ca să nu reperăm destinatarul, copiii identici au fost trimise tuturor oaspeților. Cuvântul și învățătura răstălmăcite. Nu sugerează o cheie? Ochii îi sclipiră. O cheie care se află în posesia doctorului. Cheie? Ce fel de cheie? De la dulapul cu pălării, pufni Minerva. Îi întinse una din hârtiile de pe masă. Pricep ceva? Nu. Simple semne pentru noi și alții fără semnificație. Deci chei ar putea însemna, în ultima analiză, cifru. Cifrul doctorului Lucaci. Și mai înseamnă ce mai înseamnă Dobrescu? Că materialul, substanță solidă, lichidă sau gazoasă sau apă de ploaie. Locotenentul ezită dintr-o poză ofensată și atitudinea încăpățânată a omului cu opinii. A fost subsustras. Cum poți bate câmpii despre solide, lichide și celelalte aiureli? Lăsând la o parte faptul că eu îl supraveghez de o săptămână și că cel puțin îi cunoaște modalitatea concretă de lucru, arată-mi un singur obiect în încăpere, microscope, prubete, ori măcar o lampă de spirt care să certifice o activitate de ordin practic. Deci, dintr-un bun început, putem afirma cu certitudine că ceea ce s-a sustras e egal fotografiat, au fost hârtii, caiet sau foi volante. Cifrul, în ipota ipoteza că raționamentele noastre despre scrisoarea mesaj se confirmă, răspunde totdeauna la o formulă. Formulă! Înțelegi? Așa e, exclamă locotenentul. Limpede ca lumina zilei. Aveți dreptate. Minerva a devenit dintr-o dată circumspectă. Ia ascultă, Dobrescu, Vasile. Nu cumva ai început să-mi dai dreptate așa ca la nebuni, numai ca să scap de mine? Totuși, dacă aici se caută cheia, logic, materialul a fost subtilizat înainte. Din datele pe care le deținem, putem afirma când, în timp ce Luca se afla la mănăstire, efectuându-se o spargere la locuința sa din capitală. Pe undeva, savantul și-a făcut-o cu mâna lui, să păstrezi astfel de documente într-o casă particulară și să te plimbi apoi cu rezumatul lor în vilegiatură, asta e pur și simplu inconștiență. Dar te întreb eu, dacă au obținut materialul la București, pentru care rațiune spionul a urmat pe Luca ce aici? Dobrescu se grăbi să răspundă, ca să pună mâna pe cifru. Serios, și atunci ce-i cu scrisoarea? Mesajul a înconvenit deocamdată atrage atenția că manuscrisul e cifrat, iar în lipsa cheii nu poate fi folosit. Hmm, chiar? Există o singură explicație. S-a considerat că materialul e incomplet, fapt pentru care spionul a rămas în preajma profesorului. Scrisoarea mesaj rectifică, precizând că ceea ce lipsește este cifrul. Cu alte cuvinte, remarcă locotenentul, în momentul de față spionul și-a îndeplinit misiunea. De ce continuă să rămână la mănăstire? Ei, aici, aici. Persoana se simte foarte bine camuflată și ține minte de obrescule, ne mai rezervă surprize. Bun, hai să vedem cum stau lucrurile în noaptea crimei. Așa, dar Luca ce-a fost ucis afară sub cerul liber, sau dacă ți la precizări, sub prelata camionului. Cel putea determina pe un om în vârstă culcat, poate a dormit, vezi așternutul răscoli și pijama în care i-a găsit cadavrul, Cel putea determina să iasă din cameră în puterea nopții? Un zgomot de afară. Nu e suficient ca să se aventureze dincolo de cer dacă dezbrăcat, riscând la vârsta lui o pneumonie. Doarme cu șase pături, va se simte și rău. Vezi termometrul de pe noptieră scos din etul, indicând 38 de grade putea să fi rămas așa de dimineață. Cu atât mai grav, când dimineața ai 38, se araba spre 40. Deci, îl vezi tu cu belelele astea, făcând nudist un clar de lună? Ce Dumnezeu, băiete! Un interes acut. Vezi bine că sare în ochi. Ei, Continua raționamentul. Ce să-l intereseze? Nurii domnișoarei de alături? E exclus. Numai ceva legat de invenția să-l putea scoate pe savan din odaie. Pentru mine e aproape o certitudine. Încerc să-mi imaginez filmul nopții. Un zgomotoare care îl trezește. Reține. Un zgomot produs în odaie, nu afară. De ce? Ia gândește-te, Dobrescu. Când spionul, să zicem, pătrunde în cameră, primul lucru de care se asigure este să constate dacă luca doarme. Dacă n-ar fi dormit de teamă să nu reacționeze, bătrânul ar fi fost lichidat pe loc în patul lui. Eventual era amânată acțiunea. Deci, căutând ceea ce îl interesează. Se mișcă neîndemânatic, scapă, ori lovește ceva și îl trezește pe savant. Luca își vede umbra dispărând și primul lucru la care se gândește sunt însemnările sale. Nu le găsește și disperat iese afară să și le recupereze. În pivniță îl surprinde pe spion fotografiindu-le. Individul habar n-avea de faptul că trăsese atenția savantului. Nu s-ar fi apucat de treabă care se face pe îndelete înainte de a-și asigura liniștea ignorând axioma că Minerva nu se lansează în afirmații gratuite, locotenentul îndrăzni totuși. De unde știm că se fotografia în pivniță și că cifrul se afla în agendă? Minerva îi adresă un zâmbet amabil care nu-l mai înșela de mult. Dacă ne aruncăm ochii în altă parte decât perimetrul în care evoluează domnișoara Dimitriu, știm, Dobrescule, Luca ce avea o agendă format de birou cu scoarțe negre. Nu se despărțea niciodată de ea. Pe butoiul din pivniță a am găsit amprenta perfectă pe care a lăsat-o în crusta de praf. Parcă trasă cu rigla. Alături, altă urmă, mai mică, corespunzătoare dimensiunilor unei lanterne. Deci spionul și-a însușit conținutul agendei, cifrul mult râvnit, probabil, fotografiindul. l Procedeu clasic și expeditiv. Semnalându-și prezența, profesorul își semnează sentința de moarte. Nu mă întreb de unde știu? Pe trepte diferite am găsit papucii doctorului. I-a abandonat câte unul în fugă. Urmarea? Afară în spatele arhondaricului. Să ne grăbim până nu se întorc ceilalți. Eșiră. Minerva smulse dintr-un oțetar câteva crenguțe și rupându-le în bucăți, le înfipse în pământul moale, căutând o anumită ordine. Contemplă rezultatul cu mâinile încrucișate la piept. E clar, dobrescule, nu-i așa? Ați distins între două categorii de pași, individualizând una prin nuiele cu frunze și cealaltă rupându-le frunzele. Exact, care îl identifică pe agresor și care pe victimă. Cărarea de urme cu frunze aparține lui Lucaci. De unde sistemul ăsta să răspuns la nimereală? Ce constați în primul rând? Cum mergeau cei doi? Calm în pas de promenadă sau alergau? Alergau. Distanța dintre pași e mare, amprentele scurte, iar vârful bine imprimat spre deosebire de mersul normal care apasă pe tocuri. Și cum profesorul își abandonase papucii, urmele imprimate de piciorul gol îi aparțin. Deci, cărarea fără frunze. Uită-te! Inițial s-a îndreptat spre tufișurile din stânga. Pe urmă se răzgândește și o taie spre camion. Ce-ți spun urmele celuilalt? Asasinul parcurge drumul complet până la tufiș. Îl caută pe profesor și negăsindu-l o ia spre camion. După încălțăminte, pare a fi un bărbat înalt. Cu sau fără mustață? Spiritul de observație, Dobrescule! Nu-mi recunoști maniera cu totul personală de a bate blanșeurile pe partea interioară? Locotenentul o privi nauc. Formidabil! Sunt urmele dumneavoastră! Capitolul 5 Jenny Cociașu intră în scenă. Cu șefaletul sub braț, Zanfirescu se îndrepta spre pădurea din coasta mănăstirii. Minerva, care îl pândise în spatele perdelelor de tifon, îl urmă după vreun sfert de oră. În mod excepțional îmbrăcase o roche de doc cafeniu, la care asortase o pălărie rotundă de pai cu borul scurt. Elasticul îi sugruma bărbia, intrându-i adânc în piele. Semăna mai mult ca oricând cu o guvernantă englezoaică. Trecu pe lângă odaia lui Popescu, glasul farmacistului, alterat de anumite canoane de bulevard, răzbătea limpede. Din spatele ușii închise, vocea abstractă desprinsă de chip trăda mai acut personajul. Modulațiile nazale, din gușă, ori șmecheroase, scăpate prin colțul gurii încremenite într-un rictus flegmatic de mâncător de chewing-gum, izbeau urechile Minervei, ridicându-i de fiecare dată semne de întrebare. Hotărât, Popescu era un individ curios. Ca și ceilalți, Radian, arhitectulolog cu o minte scăpărătoare, îngrijorător de perspicace. Fata, apariție gracilă, nepământeană, luptând resemnată cu plămânii și ubrezi. Pictorul, un excentric agreabil în fond, de o originalitate ostentativă, prea tare, fără nuanțe, prea multă vopsea. Popescu, individ ieftin, nu se putea debarasa o imagine de parazit obsedantă. Figuri alunecoase, cu gulerul ridicat, încercând să-ți vândă la negru bilete pentru un western cu John Wayne. Era o după-amiază splendidă de vară, cu mult aur, gâze, fluturi albi, viespi mârâind pe nas își făceau de cap la soare. Minerva culese un mac. Membrana subțire, aderentă, îi se lipide degete. Se întrebă dacă nu era cazul, așa pentru pitorescul personajului, să-și prindă un buchețel la pălăria de pai. Oare câte femei într-o ambianță similară ar fi rezistat tentației? Hello, my lady, how do you do? Minerva, socotică în asemenea împrejurări, Jenny cociașu s-ar topi fermecată, copleșită de personalitatea artistului. Adoptă deci un aer fâstăcit și se opri timidă la câțiva pași, încercând o compoziție toantă cu picioarele împreunate la vârfuri. Frământându-și mâinile la spate, răpusă de emoție, îngână. Știți, eu nu vorbesc englezește." Privi peste umărul pictorului și căzu în extaz. Vai, ce frumusețe! Și ce seamănă! Zanfirescu se dădu un pas înapoi, contemplându-și satisfăcut opera. Hau rampcat-o, ca un natgo! Minerva îl privi de jos în sus, ca un copil sfios și repetă. Știți, eu nu vorbesc pe englezește. Oda, Părea să încerce o mare surpriză. Nu-i nimic, bătu cu degetul în carton. Vă place? trântit pe un covor de rugăciune turcesc, farmacistul Popescu, pașă cu turban de atlas alb și un briliant cât ceapa, agățat cu meșteșug în pliurile de mătase, privea melancolic semiluna pe un cer bleomarin. Izbea efectul ieftin. Culorile erau tari, contrastante, din familii diferite. Verde-otavă, oranj-violet. Înfiorător! Seamănă cu acadelele pești oribil de la moșboi boiți trident ca să atragă ochiul. tipul are mare tupeu! Își ajustă zâmbetul. E minunat, domnule Zanfirescu, ca pe fotografie și mustața, parcă... Își duse degetul la tâmplă căutând comparația oportună. Parcă e vie! oh yes, vie! Hmm, n-o stim spus, n stim de tot! mai tras o pensulă îmbrăcând în albastru electric iminei farmacistului. Minerva se așeză pe un trunchi retezat, jucându-se cu un fir lung de iarbă, din care încerca să-și meșterească un inel. Deodată începu să cânte, făcând total abstracție de prezența pictorului. Întâi încet, mârâit, pe nas, ca un bondar, apoi cu oarecare avânt. Era ceva cumplit, fals, fără melodie, dar indiscutabil, plin de vervă și bunăvoință. Deschide, deschide fereastra, în brațele mele să cazi, frumoase scireșile coapte ca buzele tale nus. Surprins, pictorul se uită la ea. Îl știți pe tot, Milady? Minerva dădu din cap și trecu la strofa a doua. Plin de artiști pe aici, în Zanfirescu, răcni. How mai tau now just me? Cum să vă spun eu? Nu mai spuneți că știu, nu vorbiți pe englezește. Minerva indică spre tablou cu degetul mic în genul întins. Acolo lipsește ceva. Unde? Pe umărul lui dom Popescu și își înghesui pălăria. Ce lipsește? Un porumbel. Chicoti, am eu niște poze acasă cu Titi. Care Titi? soțul meu personal. Vroiam să vi le aduc așa de model, numai că am uitat, constată natural. N-am memorie, domnul Zanfirescu, știți, de la bombardament. Întrebă fără legătură. Dar tabloul cu anei preotese l-ați sprăvit? O, oh, yes, mi lady, dumneavoastră nu doriți unul? Minerva îl privi de concertată. Ce să fac eu, domnul Zanfirescu, cu coana preoteasă? Pictorul râse adânc din piept, emițând cascade distincte. Dumneavoastră să vă fac portretul mi, lady! Vai, ce idee! Sări în picioare, obrazul îi se înflăcărase. Ce idee! Pe 25 și ziua lui Titi ar fi o surpriză! Nu credeți, domnul Zanfirescu? Un gest cât se poate de delicat, mi, lady! Minerva își aminti cu un zâmbet ascuns întâmplarea unei prietene femeia se fotografiază la un mare studio de pe calea Victoriei în vreo opt poziții sentimentale să-ți dea lacrimile, cheltuind o grămadă de bani. Era aniversarea bărbatului ei și își bătuse mult capul, căutând o surpriză inedită. Nefericitul contemplase năuc fotografiile, neînțelegând în ce constase cadoul. Nevastă sa pe de altă parte, ultragiată, nu înțelegea de ce nu pricepe el numai că, făstăcită, trăgea de nasturile rochei, numai că nu știu dacă am bani destui. Cum îl vreți, mi lady? Știu eu, cam așa. Și desenă cu mâinile în aer un dreptunghi uriaș. Îl pun în sufragerie deasupra bufetului lângă peretar. Peretar? Eu l-am donza don Zanfirescu, are chenar de floricele albastre și la mijloc scrie, mult mă gândesc ce să gătesc pe titi eu să-l mulțumesc, scum să nu fie tare și gustos la mâncare. Adăugă triumfătoare, poezia mea era un slogan descifrat cândva un obor pe o bucată de etamină, între pușculițe de gips, balerine cu zâmbe tâmpit, peisagii dulcege și colombine trase în indigo pe pânză. Zanfirescu îmbujoră luna cu o tentă portocalie. Părea să facă niște calcule complicate. Ei, mi lady, pentru dumneavoastră 300 de lei!" șopti conspirativ. Farmacistului i-am luat patru, dar pentru că e o surpriză!" Dezamăgirea a chipul Minervei. Vai, e prea mult, domnul Zanfirescu! N-am de unde!" suspină. Ce pot să fac?" Prea mult! O cer! O demoni! Gentil clown songto! Faider! Ascultați la femeia aceasta și eu, care presimțeam o capodoperă, moment de unică inspirație, o culme! Apoi, brusc, pe un ton cotidian, Las la 2.50, hai! respins aerul cu palmele, treacă de la mine! Prompt îl dădu jos pe Popescu și puse un carton nou. Rându-i printre pensule și tuburile de vopsea, își șterse mâinile într-o cârpă murdară și decise expeditiv. Gata, începem! Vai, domnul Zanfirescu, chiar acum se miorlăi minerva dând a înțelege că altfel vedea ea treaba. Adică în orice caz după prealabile preparative sufletești și la oglindă. Acuși e 25.000, Lady, dacă vreți să vi-l livrez la termen, tună din senin. Aveți o poză de-a lui Titi? Minerva se felicită că nu ignorase niciun element din existența personajului. Stăruise chiar să se înșghebeze că minul așa zisei genii Cociașu. Undeva într-un apartament din drumul taberei fusese agățată fotografia Minervei la braț cu Titi, surprinși în timp ce ieșau de la sfatul popular. Titi, fusese ales un ofițer mustăcios cu aer de familist, cumpăra în fiecare dimineață iaurci și chifle, dădea relații cui vroia să-l asculte despre sănătatea lui Genii, vecinii interceptau aproape zilnic câte o ilustrată duioasă expediată de la Mănăstirea Domniței. Minerva a avut grijă să piardă în curtea Arhondaricului chitanța de plata întreținerii emisă pe numele lui Geni, Cociașu, câteva rețete medicale ca și o hârtiuță cu socotel gospodărești, zahăr, ulei, flecuri la pantofii lui Titi, etc. Își duse reflex mâna la buzunarul rochei și scoase o fotografie boțită reprezentând un sergent în permisie, tras în poză cu un picior înainte și mâna sprijinită pe o masă cu flori. Nu mă despar niciodată de ea. Dar de ce vă trebuie, domnul Zanfirescu? Mai puneți doi pol și îl fac și pe el. Imaginați-vă, își duse inspirat mâna la frunte, în stânga joscalul, Titi, cu iatagan și turban ca lui Popescu, puțin tel crăcănat. Crăcănat, domnul Zanfirescu! Nu mă întrerupeți! Ceapnau, turcrau! E în poziție de atac. Pe brațul stâng, dumneavoastră, cu o nuia în roche de muslin, eșarfă de moar și conduri de aur. Răpirea din serai, asta e! îi scutură pumnii amenințând copacii. – Vai, domnul Zanfirescu! – exclamă extaziată Minerva. – Dar lună nu puneți? E așa de frumos cu lună! – Ok, gata, poziția! – aranjă capul Minervei, săltându-i puțin bărbia. – Vai de mine, domnul Zanfirescu, fiți cu minte! – chicoti, Mă gâd cu un cio de cărbune, pictorul trăgea linii ample. – Credeți că o să fie gata la timp? Certamente, milady, oricum ne rețin aici cercetările." Vai, așa e, ce-ți cu soarta asta, uite cum n-a avut parte domnul profesor să-și vadă portretul, vorba lui Titi, viața omului ca lumânarea, sufli și gata." Just me, urnete, people." Dar oare nu puteți să-l terminați așa, din memorie?" Evident, milady, dacă-mi o cer moștenitorii." Soracul de el vă lăuda mereu ce băia blajin și impostor, oare ce-o fi vrut să spună? Pictorul se subit, că e viața grea. Bărbia, bărbia sus pentru numele lui Dumnezeu. Stau și mă gândesc, domnul Zanfirescu, când aveți timp să lucrați atâta coană, preoteasă, rațele, sfinții doctori fără argint, Cosma și Damiana, cum eu? Știți, îi spuneam și lui Titi, dragă motonel, că eu așa îi zic în intimitate, cred că dumnealui pictează și noaptea. Noaptea? urlă Zanfirescu. Noaptea, spune femeia asta, noaptea la lumină de opaiți, o, oh, Boticeli, o, oh, Michael Ainge, oh, Da Vinci, vai, v-ați supărat, eu, eu, eu așa credeam. Enervat, pictorul își înfundă basca până la sprâncene. Bine, faceți, domnul Zanfirescu, e curent aici, trage pădurea, vai, știți cât mă necăjește, Titi, iarna nu îmbreacă decât pijamaua sub pantaloni, de-ar fi și el așa prudent. Omul rămase cu pensul în aer vag crăcănat. Prudent? Ce-i trece prin minte femeii ăsteia? E foarte bine, bătu câmpii mai departe Minerva. Cum zice Titi, paza bună trece prin diarea De pildă azi noapte când a început să strige domnul Radian, altul mai bezmetic și pe sală de curiozitate sau altceva. Se întâlnea ferească Dumnezeu cu ucigașul. Ce vă face să credeți că n-am ieșit? Păi, făcu Minerva încurcată, zicea că dormeați. Nu dormeam. Glasul urca amenințător. Minerva și încruntă sprâncenele încercând o logică elementară. Păi dacă nici nu dormeați și nici nu lucrați. Privirea ei s-a prinse. A, a, își lăsă ochii pudică. Știu unde erați. Unde? Nu pot să spun. Unde? răcni pictorul. Dacă nu pot," se bosunflă Minerva, trăgând de tivul rochei până se desprinse. Ce vreți să insinuați mii, lady?" Minerva șopti în spatele palmei făcute căuși spre mănăstire. Mă, mă gândeam că poate la domnișoara Elena Nodaie. Nu vă supărați așa, ca să o liniștiți. Domnișoara, domn Dimitriu, dorme." Dar în glasul voit, indiferent... Minerva ghicea satisfacția căreia nu-i rezistă niciun bărbat între 15 și 90 de ani când îi se atribuie gratuit succese de ordin sentimental, mai ales dacă acestea vizează femei frumoase. Se schimbă imperceptibil vocea, pieptul se bombează agresiv, un zâmbet special alunecă pe obrazul aprins. Înseamnă, înseamnă că ați ieșit pe culoar. Chipul Minervei ilustra cea mai mare surpriză. Ce vi se pare formidabil, milady? Cum să iasă cineva noaptea? Pustiu, întuneric, trebuie să ai curajul domnului Popescu. Îi spuneam și lui Titi, vai, dragă motanel, că eu așa mă rog. E acolo, la mănăstirea domniței, o persoană foarte îndrăzneață, un farmacist, un om extraordinar. Dezleacă și cuvinte încrucișate, șopti conspirativ. L-a văzut pe criminal!" Ok, și de ce n-a pus mâna pe el? A, asta am uitat să-l întreb, știți, memoria, dar mi-a povestit totul. Hmm, făcu ironic pictorul, dar că pe mine m-a încuiat în o daie v povestit? Domnul Popescu, nu se poate. Atunci cine, cine mi lady? urlă din senin. Pana i dormea, fata și de radian se exclude. De ce, domnul Zanfirescu? Întrebă nevinovată Minerva: Dormea și dumnealui? Interzis, pictorul rămase fără glas. Se uită un timp înainte, căutându-și aerul. Izbucni pe neașteptate într-o avalanșă de imprecații englezești, urlete și țopă el samba, stranii în decorul patriarhal al mănăstirii. Mă omoară! Această femeie a venit să mă omoare! Ce are cu mine? O, demoni! Minerva se ghemuise după buștean, așteptând să se liniștească. Ochii îi jucau înspăimântați și tresărea parcă lovită la fiecare răcnet. Profită de o pauză a pictorului și îngână abia auzit. Vai, domnul Zanfirescu, iertați-mă, vă mai dau zece lei, să fie trei sute, cum a zis dumneavoastră la început." Omul își lărgi gulerul. E nemaipomenită! De ce nu putea să mă încuie Radian?" Am înțeles, domnul Zanfirescu. Îl întrerupță ofensată Minerva. Un tovarăș ca dumnealui, serios, distins, arhitect, n-ar fi făcut o astfel de glumă. Pictorul se sufoca. De asta dată, cred că am mers prea departe. Minerva își pocni o palmă peste frunte. Vai, acum îmi dau seama. Sigur că, da, domnul Radian nu poate să umble, că-i spuneam și lui Titi. Zanfirescu extenuat gâfâia, renunță la reverențe și cu o curiozitate aducând la ultimă dorință, se interesă. Ascultă, coană, jenii, cum te suportă? Ce titi ăsta misionar pocăit? Minerva găsi prilejul să se sclifosească, legându-și umerii cu mișcarea aceea care la copii înseamnă Sâc, tăticul meu e, e înscris la parașutii și are carne de donator își îngustă privirea, luând o expresie de adâncă meditație. Dar la domnișoara Elena Dimitriu v-ați gândit? Crezi că toți sunt sonați, madam? Adică cine mai e? Întrebă Minerva surprinsă. Vai, râdeți de mine, domnul Zanfirescu, păi de unde știți că fata dormea dacă erați încuiat în cameră? Da, fereastră n -am? Se vede de la dumneavoastră? Am sări pe geam, milady, puse mâna pe pensulă capul sus, degetul mic încârligat, face distins. Vai, domnul Zanfirescu, dar ceasul îl puneți? Nu mai contează câțiva lei acolo. Oh, Odin, oh, viking, răpirea din serai cu ceas la mână. Televizorul nu vrea să se vadă, da frigiderul fram? Păcat, îl am de zece ani. Își pironi ochii pe mâna pictorului. Al dumneavoastră e de aur? Yes! Ce seamănă cu a lui domn profesor? Pictorul păru o clipă de scumpănit, dar se redresă repede. Aș! Al meu are cadra fost fosforescent. Înseamnă că puteți vedea și pentru neric ce oră e. Vai, acum înțeleg de unde știa domnul Popescu că era patru când a sărit pe fereastră. Hmm, patru era, dar nu de la mine o știa. L-o fi pe domnul profesor. Unde, pe lumea ilaltă? Dincolo de cinismul pictorului, Minerva sesiză ceva, un ton, aproape un glas nou, altul decât cel cu care se obișnuiseră oaspeții arhondaricului. Vai, domnul Zanfirescu! Apoi, după o pauză, nu înțeleg. Lasă că-ți explică, Titi. Vărbii asus mai mult, mai mult, așa, zâmbetul obosit. Cum să-l obosesc, domnul Zanfirescu? Pictorul își aruncă pe spate, capul leonin cu bucle dese brune, un leu cu nasul cârn și gura în formă de inimioară. Jesus Maria! Așa zice și titi al meu când pierde la șeptic. Aruncă cu papucii de pereți, dar că veni vorba. Știți ce credeu domnul Zanfirescu? Privi în jur, circumspectă, apoi șopti misterios. Ucigașul a intrat întâi la domnul Radian. Domnul Radian a început atunci să țipe și să zvârle cu papucii. Al minter ce avea să strige așa din senin. Dumneavoastră nu l-ați auzit că dormeați. Imaginați-vă, milady, că tocmai atunci săream pe fereastră. Îmi închipui ce era pe culoar, ca la noi la bloc când se întoarcea luciolac beat. Ieșim cu toți în cămăși de noapte care cum ne apucă. Vai, nici nu știți ce teatru e! Colentina Street, aici ai lume subțire, mi lady!" Se făceau că plouă. Curajosul dumneavoastră Popescu se văruse cu siguranță sub pat, că nodaia nu era și nici pe sală. Domnișoara Dimitriu s-a întors pe partea îl altă în timp ce enigmaticul Dabu se odihnea în spatele dulapului din odaia dumneavoastră. A mea? Vai, știți, domnul Zanfirescu, încep să intru la idei. Ce au oamenii cu mine? De exemplu, eu urmez un tratament pentru... În fine... Făcu cu tonul omului care nu ține să vorbească despre neplăcerile personale. Și mă duc mereu la doctor. Închipuiți-vă, domnul Zanfirescu. Intru, dați da frumos bună ziua și doctorul așa tamnisam?" Mă întreabă repezit cât fac șapte ori opt. Ce chestie! Stați că n-am terminat. Astăzi m-am întâlnit de trei ori cu domnul procuror. Ce credeți?" Din senin, din iarbă verde, nici noroc, nici altă vorbă, de fiecare dată ce ziceți că mă întreabă? Ei, oare ce-o fi căutat pictorul la patru dimineața în a victimei? Zanfirescu o paleta din mână. Minerva către locotenentul Dobrescu. Cască ochile, Dobrescule, nu gura. 1. Atenție la felul în care îl pe Zanfirescu. E importantisim. Nu lăsa nicio clipă să te ia tare și fără să înțeleagă de la bun început că atmosfera English language te mișcă tot atât de mult ca și curentul nu știu care din Marea Caraibilor. Ca să nu te asasineze, poți la un moment dat să-i demonstrezi că e un impostor. Amicul, mă simt obligată să-ți atrag atenția, recurgea de la bruiajul saxon nu doar din considerente de ordin pitoresc. O face mai ales când se simte încolțit și încearcă să câștige timp. Sfatul meu, tratează-l ca pe un om absolut normal care își truchează personalitatea. Aceasta îl va îngrijora. 2. Zanfirescu pretinde că nu lucrează noaptea. Vezi cum stau lucrurile în realitate. Treaba e destul de simplă. Tablourile constituie barometrul ideal. Ar fi trebuit să te gândești singur la chestia asta. Da, înțeleg că nu ai timp. Domnișoara Elena Dimitriu merită oarecare atenție. 3. Cineva l-a încuiat în cameră. Pretinde că Panait și Elena Dimitriu dormeau. Prin excludere, ajungi la concluzia că farsa i-a făcut-o Popescu. Oare e vorba de o farsă? Ce zici, băiete? 4. A sărit pe fereastră în momentul în care Radian a început să strige după Dabu. Încearcă să afli ce a făcut practic după aceea. Întrebări directe, fără jenă, cu aerul că știi totul și nu aștepți decât confirmarea. 5. Zanfirescu se concentrează greu. În consecință, el repede nu-i lăsa timp să se adune. Trecerea de la o chestiune la alta să fie bruscă, aparent fără legătură. Este esențial ca în acest moment al discuției să nu-i îngădui divagații și experiene. 6. Cum a ajuns la mănăstirea domniței? Niciun detaliu nu e de prisos. 7. Stoarce maximum de amănunte. Prin deformație profesională, ochiul pictorului e ager și exersat. Dacă știi cum să-l iei, poți obține detalii interesante. De altfel, nu trebuie convingerea că Zanfirescu e un bun psiholog. Rețeta lui comercială o dovedește cu prisosință. 8. Cândva aceste sugestii vor intra în larus la rubrica pilde și precepte bine simțite. Fii mai pătruns de chestia asta, Dobrescule. 9. PS. Distruge totuși epistola. Poate că în mâna asasinului sau a unui anumite persoane care, lipsită fiind de simțul umorului, și-ar induce în eroare cititorii. How do you do, my lord? Pictorul bombi Zanfirescu se ușa larg, înclinând o reverență țeapănă. Îl măsură pe Dobrescu cu ochi sticloși și repetă cnixul, urlă. Îmi dați voie, ducele de Essex!" Hai noroc, tovarășu!" făcu moale locotenentul, cardinalul de Richelieu. Stăpânindu-și râsul, se întoarse cu spatele observând dezordinea încăperii tuburi de culoare, cartoane pictate, schițe, în creion sau cărbune, șevaletul înconjurat de sticle goale, judecând după etichete, coniac, vodcă, șliboviță, gin, pictorul nu manifesta preferințe. Zanfirescu îi sesiză privirea și explică. Combustibil, nu pot lucra fără. Mai cast me grow young little. Oxford? Pictorul își umflă pieptul și scoase un muget înfricoșător. Teab, jasling, zanso! Concomitent, bubuiră lovituri în peretele din stânga și se auzi vocea înfundată a lui Popescu. Hei, dilima, che sonoru! Zanfirescu bău scurt paharul cu gin, își pironi ochii asupra locotenentului cu fixitatea aceea sticloasă, care nu se datora atât alcoolului, cât unei conformații specifice. Părul negru buclat îi cădea pe frunte, exclamă cu bărbia înfiptă în lavaliera bogată portocalie. Doriți un tablou gentleman? 200 simplu, 300 compus? So, and my job. ce zice de o liră? În dreapta laul pe frunte și togă romană. Răcni. Evrica. Nero privind Roma incendiată. Mâine seară livrarea. Locotenentul îl cântării lung. Spuse blând. Ești mă drăguță, să stai țeapă, mă obosește vânzoleala. Zanfirescu rămas o clipă de concertat. Se așeză totuși pe marginea patului, încrucișându-și marții al brațele pe piept. Azi noapte, în jurul orei patru, doctorul Luca a fost asasinat. Sunt dezolat. Nu i-am isprăvit tabloul. Ți-l comandase el, pictorul scutura hotărât din cap. O, nu, l-am conceput pentru plăcerea mea. Sunt un om de artă. Aspectul material este secundar de a pictez rațelebe de plutinții gânși de spuiate și corone toante cu dinți de tablă în față." Arătă spre vrahul, vraful de cartoane. Mâna avea har în mod cert, dar subiectul și maniera nu depășeau anumite preferințe oborene în zi de târg. Oh, yes, go, new cow!" Ridică pumnii, amenințând cerul. Gata, băiete!" îl întrerupse Dobrescu. Cunosc partitura. Mă interesează ce ai făcut azi noapte." Am lucrat." La o Yes. Ce anume? Portretul preotesei cu puradelul, cu, uh, uh, cu prințul moștenitor. N-ai ieșit deloc? Nu. Până spre miezul nopții mi-a ținut companie. Popescu, farmacistul. Eram beat, my lord, beat mort. Poate de aceea nu ți-amintești. Exclus. Cineva mi-a făcut o glumă în noapte, m încuiat în odaie. Cine? Habar n-am. De dimineață eram prea preagitați în legătură cu moartea doctorului și, evident... N-am mai întrebat. Ochii locotenentului alunecară pe încălțămintea pictorului. Ce număr porți? 42. Hm. Ca și asasinul profesorului. Nu ți se pare ciudat? Mai God! Hotărât n-am despre habar, n-am despre ce vorbiți, dar vă asigur că suntem trei indivizi în arhondarii cu încălțăminte identică. Chiui, Sortimentul mondial pus pe piață acum două săptămâni. Coincidență bizară, O oh, Zei, O oh, Edgar Wallace, toți cu același număr. Cine sunt ceilalți? Farmacistul și arhitectul. Cei trei apostoli erau doi, parafrază Dobrescu. Arhitectul Radian iese din competiție din cauza infirmității. O, oh, ies! Un băiat admirabil. Are inimă să tai geamuri cu ea. Am rămas doi, Popescu și cu mine. Unul din noi e asasinul își umflă plămânii. Can't my so white, miserably!" Dumneata, spre cine înclin îl întrebă serios locotenentul. Pictorul lopoza lui Napoleon la Waterloo. Își lăsă colțurile gurii în jos și mugii înfundat. Popescu mi-e prieten!" Deci eu, eu sunt asasinul. E logic, Radian n-are picioare, farmacistul e prea simpatic, plin excludere." Dobrescu se ridică. Mi-e teamă, cam să te iau în serios, domnul Zanfirescu!" În primul rând, asta noapte n-ai lucrat la portretul preotesei. Interesant! În engleză, interesting. N-ai lucrat pentru simplu motiv că n-ai avut lumină. Ți se-i gazul de la lampa asta dacă în general erai dispus să lucrezi și o poți face în altfel de condiții. Gazul se putea isprăvi spre dimineață. Uite ce e, mai lord. Dacă ai tras o singură pensulă în noaptea trecută în condițiile de umiditate de aici, tabloul ar fi fost ud acum. Atinse portretul. Sunt cel puțin două zile de când n-ai mai pus mâna pe el. Probabil te tocmești încă pentru nou uraș, vegetație tropicală sau naiba mai știe ce. Pe scurt, te sotuiesc la modul cel mai amical să-ți bagi mințile în cap. Să știi că English song-ul Italia nu mă impresionează. Întreacă fie zis, ha, de limba lui Byron, dacă pot spera că ai auzit despre el. S-a comis o crimă, iar dumneata e obligația unor relatări exacte cu privire la evenimentele din noaptea trecută. Insist, exacte. Așadar, să o luăm cronologic. Ce te-a determinat să alegi mănăstirea domniței și cum ai obținut aprobarea? Dragă tovarășe procuror, bag de seamă că aveți alergie pentru apelativul mai lord. Orice artist care se respectă și crede în posteritate, Luvră, Prado și Ermitajul își dispută de pe acum că și țigăncile dumitale. Te-am rugat să fii serios. Victorul oftă semnificativ. Oare care dintre contemporani l-a înțeles pe Van Gogh, pe Manet? Tri care you!" se întrerupse brusc, amintindu-și recomandarea locotenentului. În sfârșit! Am venit la mănăstire ca să admir peisajul, iar aprobarea am obținut-o fără dificultăți!" își subse buzele. Din fericire, mai există oameni... O, Rara Avis!" se interesă amabil. Vă deranjează și la tina?" reluă. Mai există oameni care pot sesiza licărul, scânteia." urlă, fulgerul divin atunci când îl întâlnesc. Un nou bubuit druncină peretele. Domnule, țipă exasperat Popescu, chem miliția. Pe un ton cotidian, pictorul comentă, târlă că ce mai? Totuși nu i-ai disprețuit compania azi noapte. Sunt un generos, să-mi încasasem o parte din onorariul pentru ultima lucrare. Cât? O gâscă, răspunse concesiv Zamfirescu. La urma urmelor, gogen, ridică degetul în sus, marele gogen, pe banane. De fapt, popescu reprezintă un tonic, ca să-ți realizezi propriile valențe, un termen de comparație necesar. I-am suportat, deci, prezența timp de două ore, adică de la 9 la 11. Apoi m-au trezit vocalizele domnului Radian. Cred că repeta pentru Brigada Artistică Arhitecții Veseli. Și? Cum ușa era încuiată pe din afară, Bănuiesc că micul Popescu se afla în criză de umor negru, am ieșit pe fereastră. Curiozitate? Mm, Să-i zicem necesitate, o anumită necesitate. Logic, te-ai întâlnit pe sală cu ceilalți oaspeți ai mănăstirii. Eroare, n-am întâlnit pe nimeni. Pe semne dormeau. Doar pana aici, domnișoara Elena Dimitriu. Am remarcat cu totul întâmplător privind pe gaura chei. Nu te-ai cumva? Aș, ochi de artist. Întorcându-mă în cameră, n-am mai putut dormi. Făc o pauză și șopti. Nu m-a lăsat ea. Cine? Tau rost cap. Muza, inspirația. M-a chipul unui tânăr zărit prin împrejurimi. Ce cap, ce trăsături, câtă expresivitate! Schițasem ceva chiar atunci, un tip amabil care ne căuta societatea. Cum cea de aici nu este eminamente politicoasă, a trebuit să renunțe. Străfulgerat de o idee, Dobrescu întrebă disimulându-și interesul. Când l-ai văzut? Iar dimineață, precis, pusese în bascul roșu. Nu înțeleg ce legătură are bascul dumitale cu... O, oh, îl întrerupse Zanfirescu, am șapte băști diferit colorate. Luni, marți, miercuri, joia, pun bascul roșu și desenez în creion roșu. Vinerea e albastră. nu ați auzit de epoca bleu lui Picasso? Dobrescu și încruntă sprâncenele. Ești amabil să-mi arăți și mie schița? Zanfirescu râse larg. It's so strange. Schița a dispărut. Capitolul 6. Jenny Cociașu e suspectă. Stătea un cerdac. Pictorul Bombi Zanfirescu vorba despre împerecherea culorilor într-o terminologie incomprehensibilă, punctată des cu sonorități englezești și divagații inutile. Radian asculta fără să-l audă. Dabu trăgea dintr-un capă de țigară, rar gospodărește privind undeva departe, dincolo de zidurile veche ale mănăstirii. Răsfoind plictisit o revistă franțuzească cu aerul intelectualului de rasă, Popescu cerceta discret efectul preocupărilor sale. Fata deștifra sentința soartei în labirintul zațului din ceașcă, zâmbind trist. Privindu-i de jos, locotenentul Dobrescu medita asupra ceea ce va să zică plictiseală colectivă. Atunci își făcut apariția Minerva. Purta aceeași roche largă, lungă, și șleampătă, la care sortase șalul cel nou primit de la Titi cu zece ani în urmă. Exclamă tonică. Bonjour, copii! Cum nimeni nu se înghesuia să-i răspundă, se apropie de arhitect. Vai, domnul Radian! Se poate?" Poftim, iar v-ați dezvelit picioarele, să știți că mă supăr, zău că mă supăr! Și îi aranjă peste genunchi pătura cadrilată cu o dragoste de mamă. Dobrescu și în primă voci timbrul baritonal. Dacă sunteți amabilă, doamnă, aș vrea să discut cu dumneavoastră. Minerva se uită în jur, apoi întrebă surprinsă. Cu mine? Coborâ treptele cerdacului, ferindu-și fața în paginile revistei, farmacistul o păvățui. Vezi cum o sucești cu anăjenii? ăsta i procurorul!" Pășa nehotărâtă, trăgând de cutele rochei. Îndată ce ajunse în preajma locotenentului, șopti, fără să miște buzele. întoarcem cu fața la ei. Dobrescu descrise un arc de 180 de grade, cercetând-o curios. Minerva se roti, încercând să dea o întrebuințare firească mâinilor. În cele din urmă le duse la spate, clipea des, așteptând. Cociașul Eugenia, începul locotenentul, casnică, 39 de ani. 38 și și 10 luni, rectifică ofensată Minerva. Unde vă aflați azi noapte? Unde să fiu la București? Sigur? Vai! V-aș ruga să-mi răspundeți fără fara, fa stâcuri și cât mai limpede. Cine poate să confirme că acum 10 ore erați în capitală? Știu eu cine? Cum nu știți, doamnă, pentru ce ați plecat de la mănăstire? A, coborâ pudic ploapele, mărturisind rușinată. Vroiam să-l văd pe Titi, completă mândră. E soțul meu. Deci ați rămas lângă Titi până azi dimineață. Până seară, că și dumnealui tot artist, zugrav ca domnul Zanfirescu. Pictorul își înălță brațele spre ceruri, mugind. O, oh, Michael Ainge, Silo, Smogran!" Săptămâna asta, relu Minerva Senină, lucrează de noapte. Tocmai săptămâna asta, ce coincidență! Când ați plecat spre gară, bineînțeles, vecinii dormeau. Păi ce erau să facă? Că nu luase răchenzina, abia pe 14, chicoti, Atunci să vedeți, Bairam, ies un hol, domnul procuror, și dă-i râs și dă-i de toată noaptea adăugă pe tonul cetățeanului onest, solicitat să dea referințe. Niște tovarăși foarte simpatici de altfel activează și în comitetul de bloc. Dobrescu socotică e momentul să o întrerupă. Pe drum! Desigur, nu v-ați întâlnit cu nimeni. Vai, cu cine să mă întâlnesc? Eu sunt o femeie cinstită. Iar biletul de tren l-ați pierdut, Minerva inventarie poșeta conștiincios, fără grabă, apoi, stupefiată de perspicacitatea procurorului, confirmă. Știți că aveți dreptate! Cu ce erați îmbrăcată? Când? Azi noapte. Vai! Roșii se toată. Cum naiba se întrebă locotenentului, reușește figura. Mă rog, azi dimineață în tren. Azi dimineață, azi dimineață, cu, cu, cu... Vorbele ei se opriră undeva în cerul gurii. Nu vă amintiți? Așa, ca de obicei. Adică? Cu ghetuțele. Aha, scoase din sacul de sport bocancii Minervei. Îi recunoașteți? Cum să nu sunt ai mei? Locotenentul clătină din cap lămurit. Cercetările testă fără dubiu că în noaptea crimei asasinul purta acești bocanci. Vai! Ați putea să-mi explicați și mie cum au ajuns la mănăstirea domniței de vreme ce posesorul lor îi purta în București? Minerva se holbă cu atâta convingere încât Dobrescu a avut impresia că ochii sunt gata, gata să-i sară din orbite. Domnul procuror, eu știți de la bombardament, îi spuneam și lui Titi, dragă motănel, că eu așa îi zic în intimitate, cred că eu am uitat ghetuțele la mănăstire. Zău, adinea le aveați în tren. Așa am zis, Poate că le aveam." Vă bateți joc de mine!" explodă locotenentul. Ba, aveam, ba, nu aveam. Ce e aici, hopa mitică?" Farmacistul Popescu completă în surdină și spiritual. Cade jos și se ridică. Unde vă treziți? ce chestiile astea cu comitetul de bloc, cu bombardamentul și motăneii? Vă rog să aveți o atitudine cuvincioasă." Vai, și fără scălâmbă el ar trebui să vă fie rușine femeie în toată firea." Minerva, gata să plângă, se îndreptă spre grupul de pe cerdac. Ținea mâinile întinse ca un copil admonestat care își caută refugiul la poala bunicii. Căzu la pieptul Elenei Dimitriu. Impresionată, fata îi mângâie bretonul, șoptind. Fii cu minte, te rog, gata, gata. Domnule procuror, am impresia că depășiți orice măsură. Palid, arhitectul Radian frământa spasmodic brațele căruciorului în jurul Minervei, Farmacistul și pictorul o copleșau cu amabilități. Lasă-mi, lady! O fi având omul supărări pe acasă!" Nu opinia dumneavoastră mă interesează, domnule Radian," declară locotenentul, ci ceea ce ați făcut azi noapte. La asta vă rog să reflectați!" Și se îndrept, depărtă meditând la adevărata vocație a Minervei. Pe la cinci după amiază, farmacistul Popescu ieșise în fața cerdacului la soare. Se tolănise de zid și fuma leneș, urmărind toropit pe maica Zenobia, care curăța mazăre cu un lighean în poală. Femeia îngâna ceva, un psalm, mai mult o tânguire. Buza inferioară a farmacistului, foarte roșie pe chipul alb, se umfla cu un dispreț în care ghiceai instinctiv o înaltă apreciere de sine. Găini pestrițe își făceau de lucru, dând cu clonțul în pietricele, ori grăbind pasul cu mișcări sincronizate de gușă. Farmacistul rupse un șomoioc de iarbă, încercând să le ademenească. Întoarse capul și o văzu pe Minerva coborând treptele cerdacului. — Bonjour, cucoană! Minerva șopti stins ca o pisică prizonieră sub duș. — Vai, domnul Popescu, ce m-a speriat! Și își astâmpără cu mâna bătăile inimii. Ei, ce mai e pe la București? Mersi, bine. Se furla în DC un timp, apoi adăugă din vârful buzelor. Nu vă supărați, nu pot sta de vorbă cu dumneavoastră. Nu mă lasă, Titi. Mai, 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 și de ce mă rog? O femeie căsătorită, cinstită la locul ei, trebuie să-și respecte căminul. Farmacistul râse mult, sumecându-și buzele. Serios? Lasă cu anăjenii nu vorbim la telefon. Vai! Și apoi de un să știe ce faci dumneata? Îi spun eu, eu îi spun dintotdeauna tot. Chiar tot, tot? Vai, domnul Popescu! Minerva Roșii, oportun și convingător. Se rezemă de fântână, calculând onorabilitatea celor patru metri care o despărțau de farmacist. Respecta astfel hotarul unei cum se căde nimic burgheze, teribil de riguroasă în privința aparențelor. Și altceva? Ce să fie, domn Popescu?" oftă adânc, mângâindu-și nostalgic bretonul. Știți, am auzit că ne era de un cap." Unde?" La pușcărie, așa zicea domnul Zanfirescu. Dar el de unde știe?" Din cât am înțeles bunica dumnealui, o doamnă foarte politicoasă de altfel, și-a petrecut acolo ultimii douăzeci de ani din viață. Apropo, domnul Popescu, mie cât credeți că-mi dă?" Pentru ce?" Pentru... își frecă ochii cu pumnii mici roșii. N-ați auzit ce spunea domnul procuror? Că eu l-am ucis. Când o afla titi, mă lasă, precis mă lasă. Stai, cu Jeni, nici așa să nu o luăm. Adică de ce? Legi nu sunt? N-ai dormit azi noapte la mănăstire? Salutare și bonjur. Credeți? Chiar dacă n-am martori? Păi noi ce păzim? minerva rostogoli ochii clipin mărunt. Care noi, domnul Popescu?" Eu, bombi, îi când alți, că n închis unul ochii toată noaptea. Înțeleg. A luat domnul Zanfirescu banii pe de pe tablou de la nevasta popii și vorba lui Titi. Făcu un gest semnificativ cu degetul gros spre gură. Aș, n-a luat decât a conto, o gâscă și aia șchioapă, că ea cior din maica Zenobie o gambă. Ne-a trezit șmecherul ăla. Care șmecher, domnul Popescu? Radian. Care Radian? Arhitectul cu coană. Vai! Făcu o pauză, scociorând cu vârful pantofului în iarbă. Eu nu prea am memorie, domnul Popescu, de la bombardament mi se trage. Vorba lui Titi, dragă Pisi, că mi-e așa îmi spune în intimitate, asta e... Chicoti, știți cum se întâmplă? Să zicem că plec la farmacie să cumpăr, să cum... Nacă iar am uitat pentru palpitații de inimă. Valerian, exact, intru, stau la rând și când să cer... Uit, domnul Popescu! Îl privi de jos în sus cu expresia Ei, ce zici de mine? Ești plină de calități cu coană. Mersi! Tocmai îi ziceam lui Titi, dragă motanel, că eu așa îi spun în intimitate ce cap trebuie să aibă domnul Popescu de ține minte toate medicamentele. Dar numai medicamentele. Pe mine, uite, poți să mă tai dacă mai știu ce am mâncat la prânz. Și dumneavoastră vreți să vă amintiți ce s-a întâmplat azi noapte?" Pătrunsă de adevărul celor anunțate, Minerva aștepta confirmarea farmacistului, reflectând că prostul, dacă nu-i și fudul, nu-i prost destul. Înflat, culcându-și gușa în piept, Popescu confirmă pronosticul Minervei. În primul rând te-am văzut cu ochii mei când ai urcat în tren." Care tren, domnul Popescu?" Acceleratul." Care accelerat?" De București cu coană." Da? Nu știam." Deci, au rămas la mănăstire pictorul, Radian Dabu, Lucaci, fata și cu mine." Așa să fie." Farmacistului se încrucișară ochii de enervare. Ascultă, madame, eu în timpul bombardamentului am lipsit din capitală." Scoase pachetul de țigări și îl întinse reflex. Vai, domnul Popescu, se poate?" Nu mă lasă, Titi, am să iau totuși una, știți, de amintire." Așa." Către orele 11 noapte ne-am dus la culcare. Vai, ce s-a întâmplat? Dacă zice domnul procuror că m-am întors seara cu trenul de nou, ce mai zic? La ora nouă eu și domnișoara Dimitriu eram în gară. Înțeleg, ați rămas de dimineață. Pe dracu, am revenit, ar un fix cu trenurile. Îi place vânzolea la bat, este lacrimia iurel. Minerva a râse scurt, înfundat. Vai, domnul Popescu, se vede treaba că ne-am adunat aici cu toții, și eu, și domnișoara, și domnul Bombi. Mie cel puțin tot de la bombardament mi se trage. Ce? Țuca, țuca, știți, așa simt din când în când ceva ca o musculiță care urcă pe dinăuntru spre tâmplă. Țuc, țuc, țuc și gata. Popescu flueră subțire. Și ți vine des chestia asta? A, nu, de o dată, de două ori pe săptămână. Se schimbă. Se schimbă brusc la față. Vai! Ce mai e? Vai! Repetă dozând atent crescendoul. Cei cu coană urcă insecta? Dacă zice domnul procuror că m-am întors în timpul nopții, fără să mă vadă nimeni, mai jurați dumneavoastră pentru mine, domnul Popescu. Cu ce să fi picat? Cu helicopterul?" N-ai nicio legătură până la șase dimineața. Și pe urmă m-am uitat la dumneata în cameră. Minerva își întoarse fața pudică. Vai, ați deschis ușa mea? Farmacistul o privi câteva clipe stupefiat, apoi începu să râdă în hohote. Doamne sfinte, ai nu că-i tare, tare de tot! La asta nu m-am gândit. Își reveni greu. Îl căutam pe amărâtul ăla. Care amărât? Moș Dabu. Radian înrăcnea după el ca un căpiat. Arunca-mi cu ce-i venea la mână și o la tămâie. Și... și a crezut, domnul Popescu?" Bărbia Minervei tremura. Că la mine, că eu și neadabu!" Popescu-și plimbă degetul pe lângă ureche. E clar. Întâi că te știam la București, al doilea la el în odaie nu era? M-am gândit că o fi bău cu pana ei șoferul și o fi pe masă, dar nici acolo nu l-am găsit. Pana ii sforăia de duduiau pereții și nu părea... Acum ai înțeles?" Nu." îngână ultragiată Minerva. Ce să caute neadabul la mine, odaie?" E mare, titi, al dumii tale, cu coană. Eu zic o să-l decoreze, izbucni exasperat. Păi dacă nu era nici la el, nici la Panait, nici la Radian, unde putea să fie doar la dumneata? La urma urmelor o fi vreun se să odihnească să scape de nebun, bare în câteva ceasuri, și s-a culcat în odaia coanei jenii. Silabisi, cu Ana care visează acum la București în brațele lui Titi. Acum? Acum, adică azi dimineața la ora patru. Dar de ce v-ați trezit așa de vreme, domnul Popescu? Se interesă Minerva cu ton de conversație. Ei, nu că e fantastic! Nu ți-am spus că a început să urle Radian? Că nebunise, că l-a pucat să A, ah, ba da, uitasem!" Nu trebuie mult pentru asta. Bombăni farmacistul a prins în altă țigară. Și? Și basta, n-ai dormit la mănăstire, ce mai vrei? Minerva își ridică ochii rugători. O să faceți lucrul ăsta pentru mine, domnul Popescu. Farmacistul rânji. Ce-mi dai? Minerva se gândi câteva clipe. Apoi, cu o expresie de dureroasă renunțare, își desprinse elasticul de la bărbie și întinse pălăria de pai. Asta vă place?" mângâie panglica apretată de tafta violet, oftând, Funda, o schimbați când vreți! Peste chipul lui Popescu trecu o umbră, părea impresionat. Anglu, glumi cu coană păstrează jobenul. Vai, domnule Popescu, sunteți într-adevăr un om extraordinar. Nu știu, nu știu cum să vă mulțumesc, își frecă mâinile. Numai că, iarăși, ce bine era, domnul Popescu, dacă afară de dumneavoastră s-ar mai fi găsit cineva, știți, care să poată spune procurorului, uite, tovarășa jenii cociașul n-a fost la mănăstire în noaptea crimei. Popescu și scârpină ceafa. De, poate domnul Zanfirescu. Posta nu l-a văzut nimeni. În odaie era întuneric, și că nu suportă candela ei miroase. Ah! făcut decepționată Minerva. Dormea. Aș, nu-l știi, soră, e ca un buldozer. Când am deschis ușa, nu se auzea nici musca. Acum, făcu speriat Popescu, urcă, urcă? Nu, ziceam, tss. adică mă miram, ce curaj aveți, cum de nu v-a fost frică? De ce să-mi fie frică? Să ieșiți noaptea pentru neric, singur în tot arhondaricul. Privi circumspect în jur și-i șopti aproape de ureche. Putea să vă omoare, Cine? Ucigașul ca pe Lucaci. Ce noroc că nu l-ați întâlnit. Norocul lui Cucoană. Se umflă Popescu. Măcar de mi-ar fi căzut în mână. Își pocni degetele. Știi că mi-ai dat o idee? Radioasă Minerva trecut de pe un picior pe celălalt. Vai! Popescu își mușcă unghia degetului mare, fără să o asculte. Cum de nu mă gândi? Când l-am căutat pe Dabu în odaia dumitale, cineva o umbră s-a strecurat în nișa cu icoane. A, țipă Minerva, o umbră, nu mai spuneți, domnul Popescu, mor de frică. Deodată simt că mă bate cineva pe umăr. Vai, mă întorc, neadagu, pe mine mă cauz nenicule. Râdea strâm cu ochii ăia pișicheri, de ți se uită în piept. Minerva se agăță de brațul farmacistului. Domnul Popescu, înseamnă că ucigașul a fost în camera mea. Pum, pariu pe ce vrei, cu anăjenii. Îi privi chipul verde. Acum ce te fleșcăit asta? Fu noapte!" De unde știu că nu vine și de seară?" Scânci. Eu fi plăcând camera mea." Prosti. De ce să-ți fie teamă?" Adăugă generos. Cât sunt eu aici, poți să n-ai nicio grijă." Dumneavoastră sunteți apărătorul meu, domnule Popescu, cum o să vă mulțumesc, Titi? I-am și spus, dragă, modănel eu acolo la mănăstire, mă simt în siguranță doar lângă domnul farmacist Popescu. Să vezi ce putere are și ce cult! Nici părintele Ștefănescu de la Sfântul Vasile nu vorbește mai frumos. Ei, ce mai prin și eu printre picături? Ca intelectual ești obligat. nu i așa să mai deschizi o carte, o revistă? Nu toți intelectualii fac așa, domnul Popescu. Uite, doctorul meu, că mi-a zis și Titi, dragă Pisi, trebuie să-l schimb, nu e de tine? întreabă și tu pe domnul farmacist dacă nu cunoaște pe cineva. Eu? se miră Popescu. Un om cu relațiile dumneavoastră. Ei, asta e bună, râse gădilat farmacistul. Ce te face să crezi că am relații? Păi a fi ajuns altfel aici? Ce, eu nu știu cât a umblat Titi după aprobare? A, la asta te refereai? Umflea am o cunoștință la Mitropolia de Vâlcea râse mânzește. De fapt, pe nevastă sau o cunosc? Minerva exclamă consternată. Vai, domnul Popescu, ce te miră! <coughs> nu mă miră, un bărbat chipeș ca dumneavoastră, cu succese. Să nu exagerăm, o întrerupse farmacistul. Chiar discutam cu Titi. De ce nu s-o fi dus domnul Popescu la mare? Acolo era de dumnealui. De oi la alți înțeleg. Domnul Radian Bolnav, domnișoara Elena Slăbuță și ea. Mie mi-a prescris doctorul liniște. Știți, pentru un sfârșit. Dar dumneavoastră... Farmacistul se lăsă pe spate, important. Sunt obosit cu anăjenii. Ce să mai discutăm? Serviciu cu răspundere, femeile? Uite nici aci n-am scăpat." Nu mai spuneți! Simt nevoia să mă odihnesc la mare nu-i concediu. un baruri, iar fetițe! Săracul de dumneavoastră!" îl compătim în minerva. Și uite ghinionul dracului! Îmi fac planul să vin aici, aer, lapte proaspăt, o carte bună și când colo pică pe capul nostru Dan Dana o cu Lucaci. Ce să mai vorbim cu anăjenii, nu mai găsești liniște nicăieri!" Vai!" își aminti Minerva. Cam și uitat. Ce? Ca a murit domnul Lucaci. Ce o să ni se întâmple? Ei, gata, exclama agasat. Ți-am spus doar să n-ai nicio grijă. Eu sunt martorul dumitale. Ce mai vrei? Minerva a început să tragă de panglica pălăriei. Ridică brusc chipul lung, ascuțit, aureulat de borul rotund de pai. Știți? Mă întrebam. Dumneavoastră aveți martori. Farmacistul rămase cu gura deschisă. Minerva șleampătă plecă cu paștonți, îndepărtând mult unul de altul călcâiele. Pe spate îi flutura suave moa, jeune om, panglicile de tafta violet. Sunt tare curioasă, își zise, cum explică picăturile de sânge de pe pulover. Minerva către locotenentul Dobrescu 1. Discută chestiunea scrisorii mesaj, fără să ai aerul că ești avertizat. Fi surprins, vei afla mult mai mult decât îți imaginezi. Oamenii încearcă voluptă zrafinate când îți povestesc primii o noutate relativ ieșită din comun. M-am gândit de multe ori la fenomenul ăsta fără să mi-l pot explica. Poate că tot o consecință a banalului pe planul realității, tinzând spre senzaționalul romantic. 2. Popescu nu este ceea ce aș numi eu exact un tip deștept, dar de aici până la alt trata de dobitoc ar fi o gafă frumușică. Te văd în stare, Dobrescule, nu zâmbi superior. 3. Pare informat asupra filmului nopții. Pretextul, reperarea lui Dabu. Întâi a văzut o umbră în camera mea, apoi s-a întâlnit cu bătrânul. 4. Cum a făcut rost de aprobare la mănăstire și mai ales cum își motivează preferința pentru aceste locuri? Nu e deloc genul, înțelegi? 5. Farmacistul e un îngânfat. Cusurul a luat la individ proporții atât de substanțiale încât a devenit o infirmitate. Nu te sfătuiesc totuși să mergi pe coarda asta. Am stors eu tot ce s-a putut. Poți ataca însă reversul medaliei. Anulează-l. fă -l praf. Enervează-l. Ușurel însă, băiete, nu toți au stăpânirea mea de sine. Aici a fost un oftat. 6. Are puloverul pătat de sânge. Cum explică? 7. Din mărturisirile Elenei Dimitriu. Îmi plac bărbații înalți, cu ochi negri și nas vulturesc, Bart Lancaster s-ar apropia întru câtva. Nu știu ce-mi veni să spun chestia asta, Dobrescule. Peste mestecenii înalți, luna palidă răsturnase o căldare de lumină. Locotenentul Dobrescu aruncă țigara, țintind departe, sus, obrazul astrului. Trecu pe lângă ferestrele arhondaricului și, ignorând voi regulile politeții, dădu dubuzna în odaia farmacistului. Măi băiete!" îl povățuise cândva Minerva. Nimic nu poate fi mai edificator decât reacția individului neavertizat. În consecință, ciocănitul convențional și apăsarea pe clanță se produseseră concomitent. Popescu, în fața oglinzii, ajustându-și cu o forfecuță de unghii colțurile mustății, tresări violent, înfigându-și vârful ascuțit în buza superioară. Măsura năuc silueta subțiratică, adolescentină, a locotenentului. Buzele foarte roșii, informe, se mișcau fără să articuleze o vorbă. Te-am deranjat?" Omul continua să-l observe aiurit, nevenindu-și în fire. Eu zic că ați greșit-o, Daia." Dobrescu i-a o privire iute. Șmecher aș cu sudii superioare, spuse Minerva. Deci... Scoase o hârtie din buzunar. Nicolae Popescu, farmacist, bucurești, mustață, părcreț, serviabil, excesiv de politicos. Ha, dumneata ești ce să mai... Farmacistul râse, îi lipsea un dinte din față. Adică au băgat și ăștia cadre la mănăstire, ce chestie!" Ești o figură care nu poate trece neobservată. Așa? Luați loc sub fotomontaj și îi arătă colțul icoanelor. Vă convine? Dobrescu se apropie de fereastră. În curtea mănăstirii câteva călugărițe alergau după treburi, mărunte și iuți ca niște furnici. Prin hornul bucătăriei ieșa fumul cinei. Întrebă cu fruntea lipită de geam. Ce te-a determinat, domnule Popescu, să-ți petrești concediul la mănăstirea domniței?" Dacă nu mă înșel, este primul an în care vii aici. Nu vă înșelați, sunt foarte surmenat. Ultimul trimestru am muncit din greu. A fost vreo epidemie? Farmaciile... Popescul întrerupse superior. Lucrez la o fabrică de medicamente, nu vând purgative. Chiar așa stând lucrurile, raționând de limitele bunului simț, îmi imaginam că vara sectorul înregistrează oarecare stagnare. Trebuiau livrate niște comenzi pentru străinătate, ne se ministerul. La vârsta dumitale o vacanță la mare mi s-ar fi părut mai potrivită. Altă ambianță, alte divertizmente. Asta zic și eu, m-au convins niște șmecheri. Liniște aer curat, lapte covăsit, tot felul de iurel. La urma urmelor, n-aveam ce pierde. Cum s-ar spune, ai venit într-o doară. Exact. Da, sunt puțin tăl surprins. Găzduirea în această mănăstire e condiționată de anumite aprobări. Dificil de obținut. Presupune diligențe, recomandări, alergătură. Nu era mai comod vărate cu de pildă ori agapia? Comentez legat de faptul că nu avea o preferință manifestă, preconcepută pentru mănăstirea domniței. Ochii mobile ai farmacistului lunecară puțin înlături. Sunt prieten cu directorul nostru, el mi-a făcut rost de aprobare. Are o serie de relații. Îți dai seama, bănuiesc că afirmațiile dumitale pot fi imediat controlate. O chestie de câteva ore. La ce fabrică spuneai că lucrezi? Medicamente numărul 2, șopti Popescu. De fapt, e inutil să le cereți informații. Înseamnă că nu directorul ți-a procurat recomandarea. Nu, nu el. În fond, ce importanță are? Glumești, domnule Popescu, nu-i așa? adică pătrunzi în acest așezământ mai ferecat ca o cetate, unde Luca, ciomul de știință, este asasinat și încerc să mă convingi că ai naufragiat în mijlocul naturii dobărât de, de splin. Se răsuci pe călcâie, întrebând răspicat. Cine ți-a intermediat aprobarea? O cunoștință din vâlcea. Locotenentul se tonul nou agresiv. Numele și adresa. Mircea, Mircea Roșca, adresa nu știu, l-am cunoscut pe strand. În nota pe subapă, probabil, nu-i așa? Aș, subapă, făcea plajă. ce si eu nei, că de la miliție să se legitimeze? Mi-a dat hârtia și ceau. Cine ți-a vorbit despre mănăstirea domniței? Adriano Celentano de la contabilitate. Țipă, împroșcând în jur cu salivă. Ia mai slăbiți-mă! Nu eu l-am paradit pe hodorogola. Habar n-am ce vârte și nici nu mă interesează. Sunt convins, desigur, pentru a-i da bine te învârteai azi dimineață pe la ușa lui. Așa și e interzis? Dobrescu remarcă faptul că, dacă la începutul discuției farmacistul își supraveghea atent vocabularul, acum nervos renunțase la orice poză. Domnule Popescu, ți-aș sugera să-ți revizuiești tonul și atitudinea. Oftă! Așadar, să contabilizăm. Ai tras la mănăstirea domniței din motive neidentificate, beneficiind de o recomandare a cărei paternitate o camuflezi. Ești văzut în turcoală de ai Lucaci iar acesta decedează asasinat în mod odios. Cum califici situația? Foarte gravă. He, îmi pare bine că am căzut de acord, observă fiind Dobrescu, luând de pe masă niște cărți de joc cu nuduri. Le aruncă înapoi neglijent. Farmacistul se plimba prin încăpere cu mâinile înfipte în buzunare. Izbucnii iritat. Aș putea ști, domnule procuror, ceva cășuna pe mine? Dacă e o iei la bani mărunți, fie erbem șase inși în aceeași oală. Am să-ți astâmpăr curiozitatea. Potrivit indiciilor de care dispunem, doctorul Luca a fost asasinat de o persoană cu datele dumitale fizice. Să vă fie de bine! Și și continuă plimbarea. Se opri brusc, străfulgerat de o idee. Și la o adică la care m-a văzut, de ce n-a pus laba pe mine? Sau doar m-a fotografiat? Confunzi în mod regretabil indiciile cu semnalmentele. O clipă de scumpănit, farmacistul își scărpină sprânceana cu unghia crescută a degetului mic. În regulă, atunci de ce nu luați babele la întrebări? Și și aruncă privirea peste zidul arhondaricului. Ne, făculă, Cotenentul, La ora 8 se închid porțile, escaladarea e extrem de riscantă. Și apoi la mănăstire, dragă domnule Popescu, chiliile au pereții de sticlă, dacă înțelegi ce vreau să spun. Nu în cap secrete. Și chestia asta poți o reții, cu cât viața unui individ este mai săracă în evenimente, ceea ce se întâmplă în astfel de lăcașe, cu atât curiozitatea pentru treburile vecinilor cât de mărunte sporește. Ar fi fost imposibil ca una din călugărite să-și părăsească o daia în miez de noapte, fără ca amicele din dreapta și din stânga să nu îi aștepte cu urechea încordată întoarcerea. A doua zi mustea mănăstirea de bârfe și șușoteli. Farmacistul zâmbi otrăvit. Așa-i când nu-ți de treabă. Dracu m-a pus să-l cau pe dabu. Hai că-i haios, faci pe filantropul Iofirolu Radian săracu și pormăci că te-au văzut adulmecând în cotețul moșului." Răcni, Cine m-a văzut, domnule, cine?" Ca să te citez, sunt șase oaspeți în Arhondaric, oricare dintre ei." Zău?" se miră Popescu, început să numere trăgând de câte un deget. Coana Geni era la București, Panait dormea dus, fata așișderea. Radian, ce să mai vorbim, doar dacă n-are ultraviolete la faruri să vadă prin zid." Ia i-a omis pe Dabu și pe Zanfirescu. Păi pe dabul îl căutam. Ce credeți dumneavoastră că m-a apucat așa să umblu cu sorcova în creierii zilei prin mănăstire? Și pictorul se juca de-a baba oarbă. Când am deschis camera cu Anei credeam că bătrânul s-o fi culcat acolo. Am văzut o umbră furișându-se în nișa de lângă fereastră. Ce motiv ar fi avut Zanfirescu să se ascundă acolo? Nu aveți decât să-l întrebați pe el sau pe Coana Jeni, că era camera ei. Parcă ziceai că plecase la București. Ei, și? enunță filozofic. Pleacă omul, dar nu știi când să întoarce. Sau dacă a plecat. Ce vrei să insinuezi? Știți dumneavoastră și mai știu și alții, moșul nu putea să o înghită. A și repezit-o de câteva ori, ca să nu mai vorbim de figura cu bocancii. Se îndreptă cu pași sigur spre masă, trase sertarul și întinse locotenentului un în plic. Eu, în locul dumneavoastră, aș bate alte cărări. Ia uitați-vă la chestia asta. Căci lacomii, avarii și desfrânații. Dobrescu parcurse formal conținutul scrisorii, desenă un chip surprins și își ridică privirea. Ei, făcu încântat Popescu, vă place? Ascultați-mă pe mine, trebuie să fie vreo dilie pe aici care se crede pe post de Dumnezeu. Mare minune să nu ne curețe pe vreunul. Când ai primit-o? Ieri seara când m-am întors de la gara, am găsit-o sub ușă, făcu cu ochiul. Au primit și că s-a discutat la cină. Ai idee cine ar fi expeditorul?" De expeditor nu sigur, dar pun pariu că știu pe poștaș. La cine te gândești? E simplu, rânji Popescu. La prietena și confidenta cu anei genii, maica Zenobia. Dobrescu îi privi puloverul. Observă două găuri rotunde cu marginile negre. Farmacistul îngână nedeslușit. mi mi-a căzut scrum de țigare. Minerva desfăcu biletul. Câteva rânduri din partea locotenentului, același scris rotund, abia format, perfect lizibil din caietele de teză. Lucrare scrisă la algebră, elev Dobrescu Vasile, clasa a 9 B. Bietul băiat, își aminti Minerva cu un zâmbet nostalgic. Nu putuse sări niciodată peste nota 8. Într-un rând, făcuse o teză de nouă, dar atunci copiase după Popovici, fără cap. Aceeași greșeală de calcul, se enervase mai mult că nu-l prinsese asupra faptului. Oftă și parcurse biletul ciupindu-și nervoasă bărbia. Fabrica de medicamente numărul 2 comunică prin adresă oficială că în rândul salariaților săi nu figurează farmacistul Nicolae Popescu. Capitolul 7. În plină beznă. Se întunecase. Înconjurând mănăstirea, chiliile înșirau ca un feston, ca o ghirlandă, mărgele de lumină. Locotenentul se simți brusc, întors cu kilometri ani, în plin patriarhal, încercând nostalgic sentimentul iancheului la curtea regelui Artur. Cu trei mitraliere, Petru Rareș îl făcea knockout pe Soliman Magnificul și realiză brusc că ambianța locurile se schimbaseră probabil foarte puțin. I se părea emoționantă seara, a doma cu o alta dintr-un iulie de acum câteva secole, când opaițele se vor fi aprins după toaca de vecernie, veghind gergheful unei domnițe bălane și sfioase în strai cernit. Zâmbind, își sprijini capul de stâlpul sculptat acolo unde, cândva, un obrăjor înrourat de lacrimi. Ai început să-ți povestești bancuri, Dobrescu?" îl trezi Minerva. Locotenentul tresări oftând. Mă gândeam, e bine să o faci din când în când, cel puțin așa de ochii lumii, te ascult." Înclin să cred că tânărul care a dat iertări cu ale mănăstirii, semnalată aproape toți oaspeții arhondaricului, este ucigașul. Dacă poți să-mi demonstrez treaba asta, Dobrescule, uit că te-am lăsat vreodată corijent. În primul rând, vizita lui a coincis cu moartea lui Lucaci. Mă cu tremur! Omul a adus un mesaj care se referă la cifru, ți-am mai explicat, iar mesajul nu cere lichidarea doctorului. Înspăimântat, prins asupra faptului. Putea să-i dea una în cap imobilizându-l pe vreo două ceasuri și gata. Dar pui greșit problema. Nu-ți dai seama că individul era un simplu sol. El trebuia să transmită o comunicare. Nici măcar nu știa cui anume. Ca dovadă șapte texte identice destinate fiecăruia dintre oaspeți. Iar mesajul avea sens pentru unul singur. Cel care a primit dispoziția și-a înțeles că e vorba de cifru. Acest cineva, oaspede al Arhondaricului, a fost surprins de medic și nu tânărul care în afacerea asta e doar un simplu poștaș. Înțelegi, Dobrescule? Poștaș. Mai e o variantă." Care?" Varianta unor acțiuni paralele. De pildă, destinatarul scrisorii să fie avut sarcina să subtilizeze cifrul, iar tânărul să-l lichideze pe doctor." De ce să-l lichideze? Te-ai de atmosferă legendară? Visezi la meșterul Manole, adică să nu poată Luca ci reitera lucrarea? Asta e în capul tău." De ce nu?" Pentru că opera profesorului reprezintă în eforturilor unor decenii de muncă. Nu e o broșurică pe care să o reface în două luni la Sinaia sau făcând plajă la Techirghiol. Iar la șaptezeci și ceva de ani, greu să o iei da capo. Încă o dată Dobrescu, cel care l-a lichidat pe bătrân, a fost văzut de victimă și a fost teamă să nu-l divulge. Nu credeți că același considerent e valabil și în cazul tânărului? Na, dacă ar fi venit la mănăstire cu intenția să-l omoare pe doctor, după propria ta opinie, s-ar fi camuflat mai bine. Se aranja să distribuie într-un fel scrisorile și ar fi făcut pe dracu patru să nu fie văzut de nimeni. Ori nu se ferește deloc, ba mai intră în conversație cu maicile. Ce spune faptul că schița pictorului a dispărut? Sau mai simplu, cine crezi că i-a subtilizat-o? Tânărul, minerva zâmbi mieros, tânărul, o fi descoperit în bombișor vreun geniu și s-a grăbit să nu pierdă momentul. Nu tânărul Dobrescule, ci omul din Arhondaric, care și-a dat repede seama ce poșta ștâmpitare. Pictorul îi reținuse trăsăturile pe o bucate de carton. Și, în definitiv, dacă piesa cerea musai, ca profesorul Lucas să dispară, nu crezi că era mai comod pentru tinerelul tău să-l aranjeze în pădure? Doctorul își petrecea în fiecare dimineață câteva ceasuri acolo. Dimineața? Preciză cu tâlc Citeam însă undeva că noaptea facilitează asemenea fapte prin însă și ambianța ei. Ești ne mai pomenit. Va să zic că junele comite ziua o groază de imprudențe și noaptea la pucă subit măsurile de precauție. Intră în arhondarii, să se întâlnească cu oricare dintre musafiri, îmi cotrobăiește prin chilie, încalță bocancii mei, evident, ca să ne inducă în eroare, îl urmărește pe profesor până la camion, etc., etc., apoi reface drumul pentru a-mi restitui încălțămintea. De ce? De ce, Dobrescule? Numai așa, de dragul misterului, făcând jocul unei anumite persoane care caută cu orice chip spectaculosul? Dădu din mâna ale hamite. Atunat și v-a adunat. Să ți întreb bine în cap, băiete. Ucigașului Luca acest este spionul și se află în mănăstire. Este unul dintre cei care acum asistă Pios, poate lăcrimând la Tedeum. Oftă, trimite semnalmentele tânărului. Confruntă descrierea pictorului cu acelorlalți. Mediu, jaluzele, zigzag, catanga. Dobrescufă cu ochii mari. Nu te holba! Băiatul e de șuetă lungă. Soarbe o cafea în două ore și fumează un pachet de țigări cu un os genu. Nu curiozitatea, ci obișnuința conversației banale, stupide, așa numită pierderea agreabilă de timp i-a determinat să caute societatea vizitatorilor, orea celor din Arhondaric. Se e plictisea de moarte așteptând răspunsul. Răspunsul? Imaginează-ți, Dobrescu, dragă, că orice spion care se respectă cât de cât nu păstrează asupra lui documente compromițătoare atunci când își propune să înfrunte ancheta. Deci tânărul a rămas peste noapte undeva prin sat sau la vreun hotel din oraș. Sugerează o anchetă prin împrejurimi. A doua zi și-a ridicat comisionul din cine știe ce cutie, o arbă dinainte stabilită și a ieșit la șosea. Nu cred că avea mașina lui. Băiatul-i bișniță, ar ieftin, numai un pierde vară s-ar putea preta la asemenea afaceri. Poate că a luat trenul. Puțin probabil. De la Râmnicu Vâlcea la Pitești faci 40 de minute cu mașina. Pe calea ferată un ocol de aproape 200 de kilometri. E o chestiune de aritmetică elementară. Își zvâgni capul pe spate. Repede. Ce dintei lipsește farmacistului Popescu? Instinctiv, locotenentul se frecă la ochi. I se părea că visează. Hmm, făcu minerva. N-ai reflexe. Eram sigură. Și se îndepărtă cu pași înțepați. Ca întotdeauna, bătrânul mesteca un fir de iarbă. Privirea îi era pierdută departe, în noapte, acolo unde soarele, incendii în zarea, murise singur, ascuns după dealuri. Putea rămâne astfel ceasuri întregi, având în neclintirea și poate în indiferența lui ceva din măreția unui idol. Nu era vorba despre o pierdere de timp atunci când ochii îți alunecă de la un obiect la altul, inventarindu-le absent, ci de o proprietate de ordin cu totul superior, extrem de rară, constând într-o detașare specială, o ignorare absolută a mediului înconjurător. Minerva încerca, legat de personalitatea lui Dabu, să-și explice fenomenul. O obseda masca de vagabond uzat, îmbătrânit într-o existență de azi pe mâine, privirea somnoroasă din cauza ploapelor căzute, uscate ca o scoarță. Foarte rar îi puteai surprinde ochii adevărați, lepădându-și falsa indolență. Vii, concentrați, mereu la pândă. Pentru un superficial, supunere, uneori morocănoasă și atât. Dar dincolo de ea, Minerva sesiza o rezistență, ceva iritant ca un râs înnăbușit, anulând orice idee de servilism. O călugăriță de la bucătărie, cărând două găles de apă, trecu pe lângă ei și îi salută. Minerva, cățărată pe balustrada cerdacului, legănându-și picioarele în gol, răspunse cu chef. Abia atunci păru să observe bătrânul. Își îndreptă vag ținuta și scuipând resturile de iarbă, constată convențional. A, aici erați?" Aștept cina," ne da abu. oftă. Ca să fiu sinceră mie, supărările îmi fac foame," se interesa amabil. Și dumitale?" apoi fără să-i aștepte răspunsul. Oare ce ne-o da astă seară? Știu eu. Vai, ne-a parcă ai fi nici nu vede ce bagă în gură. Să spun drept, aș mânca o omletă. Mă da un vându' după o omletă. Cară posatul. Nu mai spune. Adică așa -i. am uitat, suspină. Eu cu memoria mea. La ce vă trebuie atâta ținere de minte? Omul mai bine să uite, n-ar mai avea somn. Ai dreptate, neadabu. Da, vezi, cât m-a suci și m-a învârtit azi, domnul procuror m-a înzăpăcit de tot. De, vai, a discutat și cu dumneata. Omul rânji, se văzură doar dinții de jos, negri și rari. N-a avut vreme încă, nu m-a luat la întrebări. De ce să te întrebe, neadabu? Ești în serviciu la domnul arhitect. Ce să aibă cu dumneata? Dar cu dumneavoastră ce a avut? Chiar, vorba ma tale sau cu domnul Radian, nici nu poate umbla săracul. Da, buș subție ochii. Ăsta un caltea, mai știe câte ceva. Vai, nea, da, Eu așa gândesc. De ce tamana seară nu-și luă hapul? Care hap? De somn, că n-are somn, l-am pregătit pe masă dimineață, tot acolo era. O fi uitat. Așa o fi numai că nu prea vine crede. Și în încetișor pentru el. Un râs care nu-i plăcu Minervei. De geambaș, de om care știe multe, dar tace, conținând o tainică amenințare. Iar sentimentul era penibil, neliniștitor, căci nu știai de ce să-ți fie teamă. Un râs care te face să întorci capul brusc, să vezi ce e în spate. E un blestem, neadabu. Ce? Să nu poți dormi, uite eu, nici nu-ți pun bine capul jos și-ți să..." Munciți, aia e, eu sunt la fel, de măi întinde unde ar fi să fie, poate să ningă, poate să plouă, habar n-am. Omul când e trudin, are nevoie nici de perină." Te cred, vai, de aia nici nu l-ai auzit pe domnul Radian când a făcut -o răboi azi dimineață, dar parcă te înțelege cineva." Omul o privi iute, atent și Minerva revizuindu-se, întrebându-se dacă nu cumva o trădase ceva, un accent, o silabă, încercă să-și păstreze expresia. Toantă și, de fapt, fără expresie. Nu dormeam, mă dusesem după apă, tocmai afară în curte, până să mă întorc. A avut din nou râsul acela neplăcut. Stă până scula se mănăstirea. De fapt, ce vroia de la dumneata neadabu? Ci că era fric să-i mai aduc o pătură. Vai, ca titi al meu, chicoti, e și el un tremurici. Da, titi ăsta cine mai e? Minerva lu un aer important. Soțul meu, suntem cununați. – ați fi fie mea, zâmbi Dabu. Una, două, zice de Vasile. Numai că nu-ți luați, ci că mai încolo, după ce ar avea un fecior. Pe gâgălicile astea alte pe fete, nu le bagă la socoteală. Ai și dumneata o viață grea, dabu. Da, da, îngână absent bătrânul. Își pierduse iar privirea în zare, întunecată, plină de umbre. Pe neașteptate, Minerva-și pocni o palmă peste frunte. Contrar așteptărilor, bătrânul nu tre sări, abia se întoarse, mijindu-și ochii. Ce-a spățit? Vai, am uitat! Ce? Să-i spun domnului procuror că cineva mi-a cotrobăit prin cameră azi noapte. De unde știți? Mi-a zis domn Popescu, completă emoționată. Dumnealui bagă mâna în foc că era ucigașul. Spunea că după degete l-ar putea descoperi. Dumneata crezi că se poate, neadabu? Da Parcă am mai auzit eu de treburi din astea. Așa o fi. Domn Popescu, om cu carte, știe mai bine. E martorul meu? se semeți Minerva. Cum așa? O să-i spună domnului procuror, tovarășa Jenii Cociașu, adică eu, n-a fost la mănăstirea noapte, vă dau cuvântul meu de onoare. Păi atunci nu vă doare capul? Nu chiar, își mișcă maxilarul inferior de parcă ar fi ținut o bomboană în gură. Mi-ar mai trebui o persoană, doi martori e altceva, neadabu, n-ai vrea dumneata doar mă cunoști. Omul o măsură lung, apoi clătină liniștii din cap. Nu, nu, de unde să știu eu pe unde ați fost? Ce, v-am căutat în odaie sau în altă parte? Vai! Dar un țipăt straniu, neomenesc, se rostogoli peste mănăstire, curmând consternarea minervei. Îngrozită, stringându jurochea la gât, încerca să străpungă noaptea mai deasă, parcă la câțiva metri departare. Ei, râse Dabu, nu vă speriați cu cuveaua, observă liniștit. Astea alena, îi știe când e să dea cineva ortu popii. Ce? Ce spui? Nu luați în seamă vorbe și eu acolo. Luna roșie, groasă, se urcase într-un pom. Crengile înalte cu frunze negre îi zgâriau obrazul. Încăpea, începea încă o noapte la mănăstirea domniței. Minerva către locotenentul Dobrescu. 1. Dabu pretinde că arhitectul nu și-a luat somniferul ca de obicei. Nu întreba când, evident, în noaptea crimei. Faptul nu întâmplător, individul suferă de insomni crâncene. 2. Dabu pretextează că n-a auzit strigătele lui Radian fiind afară după apă. Cum s-a justificat față de arhitect? 3. Din presimțirile lui Dabu, a orăcăit cu cuveaua va muri cineva. Trebuie văzut cei cu aiurea la asta. Cântă cam des și am impresia că e de atmosferă. 4. Încearcă să afli dacă Radian e la curent cu activitatea profesorului. Ai grijă cum o aduci din condei. În niciun caz nu întreba direct. Arată că ești dește, băiete. Mi-ar plăcea să o aflu și eu. 5. Radian e un adversar inteligent. Deci, atenție! Menajează-i susceptibilitatea, repetându-ți că este un om infirm. Nu e nevoie să o faci cu glas tare și mai ales nu e nevoie să o simtă. Ar fi o greșeală capitală. 6. Dă-i senzația că îi soliciți ajutorul. Asta l va flata. Fii extrem de precaut. Nu ai de-a face cu Popescu, deci fără chestii groase. 7. E de preferat să nu luluiești cu mintea ta prin țară. S-ar putea să fie într-o zi bună. Lasă-l să creadă care de-a face cu un adversar mediocru. În astfel de împrejurări, atenția slăbește, defensiva e mai moale. 8. În general, procedează în deajuns de bine pentru ca surâsul să nu spiară pentru două trimestre. P.S. La zece și jumătate, fata doarme ca un înger. inutil, deci, să te baladezi după miezul nopții prin fața geamului ei, cu cămașa deschiată până la brâu, umflându spectorali. Luna mângâia mâna Sfântului Nicolae. Pată de lumină pe icoana veche, afumată, mâna căpătase materialitate și locotenentului Dobrescu încercă impresia absurdă că la un moment dat ar putea să se miște singură, independent de trupul bogat înveșmântat, de chipul bizantin, ascetic și rigid. În fond, toată atmosfera era ireală, chilioara cu pereți albi, atât de albi încât orice siluetă profilată pe zid părea trasă în cărbune, lampa afumată împrăștiind o lumină tulbure, bolnavă, parfumul de gutui nefiresc tocmai din cauza simbolului idilic, ochiul de fereastră îngust, meschin, înrămând un fragment de mănăstire ce aducea cu crenelurile unei cetăți. Cu adevărat fantastică însă, găsea personalitatea, atmosfera degajată de arhitectul Radian. Era îmbrăcat într-o cămașă de mătase roșie, adânc despicată în față, lăsând să se vadă lănțișorul subțire de aur cu un medalion rotund, nu mai mare decât o unghie. Pe genunchi avea ca de obicei pledul cadrilat. Sentimentul pe care Dobrescu îl trăia în fața acestui bărbat superb, masculin superb, cu atletic, viril, țintuit în căruciorul deolog, era atât de copleșitor încât ieșa din limitele realului. Și locotenându-l făcea eforturi de deconectare, încercând să-și păstreze individualitatea, să nu se simtă pe plan emoțional personajul unei cărți or al unui film dezvoltând o dramă puternică iar faptul că o știa pe Minerva alături, în odaia lui Panait, ascultând și privind peretele subțire, palidă din cauza efortului de atenție, îl paraliza. Își aprinse țigara cu mâini mai puțin sigure decât ar fi vrut. Radian îl urmărea fără expresie, impenetrabil, un chip de piatră lustruită cu privire fixă. Când a sosit la mănăstirea domniței? Acum două săptămâni. Glasul n avea intonații, replica fusese rostită alb, indiferent, și totuși locotenentul intui sub aparența de liniște o crispare, ceva înverșunat. Aveți un om care vă însoțește, Dabu. Se află în serviciul dumneavoastră permanent? A, primele întrebări, totdeauna dificile, anxioase, mai pline de capcane pentru anchetator decât pentru celălalt. Cum abordez, băiete? Cum abordez? Asta e totul!" repeta mereu Minerva. Un individ versat te simte de cum ai deschis gura. Nu trebuie să-și dea niciodată seama cât, în fapte concrete ori procente, știi despre el. L-am angajat pentru perioada concediului. Completă fără să zâmbească. Dosarul nu îl cunosc, nu m-a interesat. Unde l-ați găsit? Mi l-a recomandat cineva din Vâlcea. Probabil aceeași persoană care va a făcut rost de aprobare. Sunt informat că se obțin foarte greu. Vă complicați inutil existența, domnule procuror. Găsiți? Întrebase simplu, direct, fără nuanțe, cu ochii albaștri nevinovați. Dincolo, Minerva conchise că, în mod surprinzător, Dobrescu avea uneori haz. Personal, vă scutez de prezumții. Sunt dispus să răspund la orice întrebare pusă onest. Fiți convins că atunci când voi considera că nu e cazul să mă pronunț, nu o voi face, indiferent de abilitatea investigațiilor dumneavoastră. Îmi pare rău că v-ați supărat. Omul zâmbi doar cu buzele, nu comentă, dar locotenentul îi spuse că tot e ceva în comparație cu masca de gheață pe care nu o părăsea niciodată. Sper, reluă Dobrescu, că problema recomandației intră în sfera chestiunilor despre care sunteți dispus să discutați. Am lucrat acum câțiva ani în calitate de arhitect la renovarea mănăstirii. Mi s-a oferit găzduire pentru indiferent când voi avea chef să uzez de această favoare. Probabil că nu e primul an în care sunteți oaspetele arhondaricului. Ba da, mi-aș putea permite să vă întreb ce a determinat alegerea dumneavoastră. O umbră ușoară, abia perceptibilă, îi crispă trăsăturile. Accidentul. A, scuzați-mă. De ce? întrebă răgușit arhitectul. Mă amuză să-i văd pe ceilalți ocolind ca pe un teren minat subiectul, deși crapă de curiozitate să cunoască amănunte. Ipocrizie mic burgheză. Ce atitudine ați prefera? Să fiu lăsat în pace, să fiu scutit de odioasele priviri lătularnice care mi-a sediază picioarele. Ce-o fi acolo dedesubt, le mai are? Unu, amândouă? Am avut un accident de mașină. Mi-a fost atinsă coloana vertebrală, nicio leziune. Totuși nervul nu mai răspunde. Deci, ceva funcțional, nu organic, e curabil, cu răbdare." Domnule procuror," îl întrerupse tăios arhitectul. Când am nevoie de oxigen, de baloane de săpun care se numesc moral, știu unde să mă adresez." Bărbia pătrată îi tremura. Nu era starea aceea de spirit, prevestind de obicei lacrimile, ci trăda o iritare mocnită, nervia nevoie stăpâniți. Dobrescu a avut imaginea unor coarde sensibile de oțel întinse la maximum. De unde îl cunosc eu pe omul ăsta?" Da. Ce părere aveți despre ceilalți oaspeți ai arhondaricului?" Nu am păreri în bloc." Cine anume vă interesează? Să începem cu pictorul Zanfirescu. Ex-croc. Mai mult sau mai puțin abil. Mai puțin, pentru că falsa tipologie pe care o afișează poate păcăli cel mult un superficial. Mai mult pentru că scopul este atins. Buget substanțial, aș zice, excedentar. Personal, nu-l văd capabil de crimă. Alcineva? Pătrânul Dabu. Băiete, băiete, se foi minerva. Nu-l lăsa pe el să conducă ancheta. Un ratat! Ratat? Repetă surprins Dobrescu. Poți rata și ca măturător de stradă când vrei să ajungi fără să îi zbutești șef peste ei alți, nu numai aspirând la scaunul de academician. Ideea nu va aparține. Evident, nu mi-am permis să mizez pe ignoranța dumneavoastră. De ce n-a răspuns apelului um, insistent de azi noapte? Pretinde că i-a fost sete și n-avea apă în cană. De fapt, de ce ați avut nevoie de el?" Trebuie să vă amintesc că nu l-am angajat pe Dabuca de Dabu, de companie. N-am nevoie să-mi facă conversații ori lectură seara înainte de culcare. Îmi trebuie un infirmier. Mai clar nu mă pot mișca. Altul. Un moment. Ați inițiat o rubrică apt sau nu de crimă. Cum îl calificați pe bătrân? Radian îl privi atât de stăruitor încât locotenentul se simți străpuns. Senzația neplăcută era amplificată de privirea cealaltă ca de jăratic, camuflată în spatele zidului. Ochii minervei. Arhitectul emise cu ton de sentință. Orice în afară de crimă. Curios. Asta e și opinia farmacistului Popescu. Înseamnă că trebuie să mi-o revizuiesc pe a mea. Mai mult ca sigur m-am înșelat. Adăugă fără îngânfare. Și-ar fi prima oară. Un barometru suis generis. Vă e dezagreabil, Popescu? Din potrivă. O licheluță nostimă. Singurul care m-a făcut să râde cât sunt aici. O licheluță care vă apreciază. Alertat de strigătele dumneavoastră, a început să-l caute pe Dabu. Prilej de a-și sunt toate odăile, inclusiv a domnișoarei Dimitriu. O precizare. Nu strigătele mele l-au alertat. Era alertat de mult. Vreți să fiți mai explicit? Popescu nici măcar nu s-a culcat azi noapte. Cum ați ajuns la această concluzie? Arhitectul își cocoță privirile sus, deasupra lui Dobrescu. Și poate undeva, în spațiul alb anulând peretele, ochii lui îi întâlneau pe cei ai Minervei. E infirmitatea ți ascunde simțurile, domnule procuror. Sunt doar râse amar. Hm, doar? De un an și jumătate țintui de boală. După ce îi zbutești să depășești faza critică, faza sinuciderii, aș zice eu, încerci o revelație. Tristă, sinistră, dar elementul surpriză rămâne. Viața, oamenii, tot ce în jur ți se dezvăluie altfel, ca un ecran a cărui jumătate sfusese ascunsă până atunci de o draperie grea. Cred că, de fapt, se schimbă doar unghiul din care privești lucrurile. Mai amplu, mai puțin superficial. Ai timp să meditezi și înțelegi ceea ce altădată nici măcar nu-ți reține atenția. În lupta de fiecare zi, plecând de la necesități imediate, instinctul, sensibilitatea, evoluează. Proprietăți noi vin în compensația organului pierdut. De ce vă spun lucrurile astea? Acum doi ani nu distingeam de exemplu ce se discută cu voce normală la cealaltă extremitate a unei săli de 30 de metri. Aici, după două zile cu ușa închisă, puteam afirma fără dubiu cine a trecut pe culoar. Înseamnă că l-ați auzit pe Popescu plimbându-se. Hodoronc, tronc, dobrescu, scrâșni Minerva amenințând pereții. Cine te-a învățat să sugerezi răspunsurile? Pe el și pe ceilalți. Ce înseamnă ceilalți toți? Mă gândesc la Dabu, Popescu și Zanfirescu. Pa și fiecăruia trădau altceva. Ce anume? Zanfirescu se furișa. Aveam tot timpul impresia că se uită înapoi. A străbătut culoarul dus întors de cel puțin 15 ori. Popescu pândea sau aștepta ceva. Îl auzeam limpede, aproape că îi vedeam mersul legănat. Apoi 10-15 minute, nimic. Și din nou începea cursa. Despre da, bun schimb, pot afirma cu certitudine că se ascundea de ceilalți. Matematic, înainte ca Popescu Orzan Firescu să apară în arenă, pașii precipitați ai bătrânului dispăreau la un capăt sau altul al coridorului. Bănuiesc că toate acestea s-au petrecut înainte de a striga. Evident, au rămas femeile. Despre una dintre ele, cred că nici nu mai e cazul să discutăm. La cine vă referiți? La, în sfârșit, îmi scapă numele să-i zicem Coana Genii. Văd că așa o alintă cei de pe aici. O nefericită. Genul care îi sprăvește la azil sau în vechile romane rusești ca rudă scăpătată ținută de milă, ocupându-se de cămară și chei în casa unui vârdal al treilea moșier în gubernia X. Odilie!" dilie! Dobrescu, ipocrit, se făcu că nu pricepe, obligându-l pe celălalt să repete. Cum ați spus? Odilie! Termenul aparține magistrului Popescu. Minerva își pipăi obrajii dogoritori, suspectase modulațiile din glasul arhitectului, cântărindu-le sinceritatea. se aproape de pe scaun, auzind comentariul locotenentului. Desigur, nu vreau să mă las copleșit de aparențe, dar împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Este cam... Minerva putea să jure că mâna lui Dobrescu plecase spre tâmplă și mai putea jura că acesta încerca un complex de delicii știind-o în spatele zidului subțire. Da, mormăi arhitectul. Nu știu ce tot spune despre o insectă. Asta, dacă îmi permiteți, nu ne îndreptățește să o brutalizăm, în fine. Domnișoara Dimitriu... O secundă, ați omis să precizați dacă Jenico așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile, ar fi capabilă de crimă. Exclus! De altfel sunt convins că a fost într-adevăr la București. Spuneați ceva de domnișoara Dimitriu. Da, am impresia că n-a părăsit încăperea, dar... Dar? N-aș jura, calc atât de ușor încât, în sfârșit, mi-e greu să mă exprim în mod ferm. Ca om, cum vi se pare? Ce, nu predestina să moară foarte tânără? Nu cumva sunteți influența de o anumită morbiditate, de anumite reflexii lugubre în care se lansează? Radian izbucni iritat. Vă asigur, domnule procuror, că nu obișnuiesc să împrumut opiniile altora, nici măcar sub beneficiu de inventar. Curios," reflectă Dobrescu, găsea ieșirea arhitectului deplasată, nejustificată de observația inofensivă pe care o emisese. Cea mai amabilă conversație nu exclude la urma urmelor o divergență de păreri, iar acum nici măcar nu fusese vorba de o altercație. Formulase doar o ipoteză și își aminti avertizmentul Minervei. Infirmii sunt extrem de susceptibili, nu doar vizavi de defectul lor fizic, ci în general." distinge între rea o voință generată de culpabilitatea și sensibilitatea exagerbată, atribut al bolii. Scuzați-mă, Dobrescu își observa unghiile stânjenit, ipoteza unei Elene Dimitriu, autoarea crimei, o consider absolut ridicolă, își privi ceasul. Domnule procuror, nu mă simt tocmai bine. O ultimă chestiune. Ați primit în cursul zilei de ieri o scrisoare. Nu numai eu, știu, șapte bilețele cu conținut identic. Exact, am înțeles de la început că e acelea delirante ascund un mesaj. Dincolo, Minerva privi atât de concentrat zidul încât îi dă dură lacrimile. Ce fel de mesaj? Se interesă locotenentul încordat. Un mesaj referitor la lucrările doctorului Luca Mi se mai întâmplă să deschid câte o gazetă ca să știu cine a fost profesorul. Și nu era greu de ghici că lucra și aici, deși pretindea că se odihnește. Credeți? Dragă, domnule procuror, mi-am pierdut picioarele în organul vizual. Când timp de două săptămâni sub braț aceeași agenda și stai zece ore pe zi închis în odaie, asta în concediu, iar masa, regim de favoare, ți se servește în cameră. Se pot trage anumite concluzii. Iată un aspect pe care îl ignoram. În consecință, Radian și aruncă ochii pe fereastră. L-am avertizat. Eram sigur, simțeam cu toate antenele că îl paște un pericol. Și? Nu există. S-a a ridicat din umeri și s-a dus la culcare. Eu nu. De aceea n-am dormit toată noaptea, n-am vrut să dorm. Mai este cineva informat despre această discuție? Nu. Poate că nici nu v-aș fi pomenit de toate acestea. Dacă. Dacă? Dacă da, bunul v-ar fi avertizat ca s-ar am refuzat să înghiț omniferul. Îmi sunt despre simpatic ca să vă creez probleme inutile. Mult timp după aceea, Minerva, obsedată de o idee, continua să privească zidul. Avea o expresie ciudată, o expresie pe care locotenentul nu o cunoștea. Capitolul 8. În noaptea asta va muri cineva Pictorul Zanfirescu-și propticoatele în pervazul ferestrei. Vremea se stricase pe neașteptate. Vântul îngrămădise nori, nu moi, grei de apă, ci vineții, reci, bulgăroși. Era frig. Zanfirescu se înfioră în haina subțire își simțea degetele înghețate, oase fără carne. Pupilele îi se dilatară brusc, alungă răsuflarea caldă de pe sticlă cu dosul palmei. Cineva aluneca pe lângă cerdac, de-a lungul zidului, apoi umbra rămase acolo lipită de stâlpul de lemn. Pictorul suflă în lampă și se întoarse la fereastră. Ciudat, ciudat mersul acela. Nu poate fi decât... Nu oh, mai de s-a odată. I se făcu frică. O spaimă nemotivată, absurdă, urca, îl strângea de gât, îl sufoca. Ar fi vrut să urle. În spatele lui, u ușa se deschise încet. Farmacistul Popescu se întinse pe pat până simți că îi pârâie oasele. S-a făcut al naibii de frig. Trase sus până la gât cergile grele cu vergi cenuși, dar nu țineau de cald își propti ochii pe icoana Sfântului Anonim, lumina tulbure de flăcăruia mică, tomoală a candelei, rânji tremurând. Aleluia, tovarășul, nu mă mai prindeți pe mine în prăvălia asta! Și se lăsă într-un cot, deschizând cartea, mâna care ucide. Întorcea avid paginile, umezindu-și gros degetele. Amprentele rămâneau ude pe colțuri. Afară se pornise vigilia, balamalele slabe scrâșneau. Vântul zgâlțâia ferestrele, pătrunzând în încăpere prin lemnăria șubredă. Trebuie să astup cu ceva drăcia asta. Și coborâ din pat. Apucă o haină, dar se opri fulgerat. De geam, lipită o glugă neagră. Ochi fixi, fascinanți, insuportabil, priveau înăuntru. Strânse brațul căruciorului puternic, până simți căldor falangele. Îi veni în minte o dimineață de vară. Cât e de atunci? Trei? Patru ani? Pare atât de departe. Parcă s-ar fi petrecut într-o altă existență. Era la grădina botanică cu o fată blondă. Tot blondă. Începuse furtuna. Își scoseseră pantofii și alergau de sculți pe alei. Ce curios! Își amintea exact sandalele fetei. Câteva bride albe strânse într-o cataramă. Se adăpostiseră sub un fag înalt. Fagus Silvatica scria pe tăbliță. Fata râdea nervos, îi era teamă. O șuvițele blonde îi udau obrazul, îi intra în gură, le mai simțea gustul, mirosul. De ce, Dumnezeule, de ce? Trebuia încercat, n-avea cine să-l vadă. Da, trebuia, mereu, din nou, de la început, până, până când. Arhitectul Radian își ridică pledul pufos, cadrilat, privea, statuie neclintită, aproape inumană, în noapte. minerva își tortura degetele încercând să-și răsucească părul aspru pe moațe, moațe din hârtie de ziar, cum văzuse odată la gazda din Muscel, unde petrecuse o vacanță. La fiecare 20 de secunde lăsa jos brațele, obosise și avea chef să tragă un pumn oglinzii își strânse între degete nasul, meditând la ce anume ar putea completa tipic, pitoresc și autentic toaleta de noapte a lui Jenico Cociașu. Îmbrăcă o cămașă lungă, de zestre, cu câte un porumbel brodat în cruciuliți albastre de fiecare parte a bustului. Puse niște șosete albe de bumbac și, aruncându-și o privire de ansamblu, ieși din cameră. Pe spate îi flutura un șal cu ciucuri ondulați, niște gâțe tresărind la fiecare mișcare. Coridorul era gol, trecu pe lângă odaia locotenentului. Ce-o capul lui Dobrescu la ora asta? Pariez ca Iurel și cosițe blonde. Elena Dimitriu își simți picioarele înghețate în așternutul rece. Iar fi plăcut o sticlă fierbinte, să o lipească de genunchi, de coapse, de tot trupul, până ar fi durut-o. Ar fi durut-o căldura. Auzi mișcare pe sală, cine știe. Nu era teamă, nu. Ei nu era teamă. Nu i-a fost niciodată. Și a avut un râs mic, un râs pe care nu-l auzi nimeni. Țipătul, același țipăt, dar altul decât vântul, altceva decât tunetul, zvâgnind din beznă, oribil ca un coșmar, lugubru ca o agonie, sfâșietor ca un suspin, pătrunse în chilii, în încăperile arhondaricului. Odăile părură mai reci, somnul și mai departe. Și vaietul se repetă amplificat de ecoul dealurilor vinete, fatidic ca un destin. Dabu își desprinse haina din cuier, un loden vechi, ca feniu, cu spinarea și coatele roase. Îl îmbrăcă încheindu-se la toți nasturi. Ochii, abia mijiți, ca în toate părțile. Își pipăi buzunarele. Nu, n-am uitat nimic. Privi spre odaia arhitectului. Un zâmbet urât îi strâmba obrazul. Suflă în lampă și deschise ușa fără zgomot. Maica Zenobia se trezi speriată. Candela se stinsese, își făcu de trei ori cruce și căută cu mâna tremurândă cutia de chibrituri, dar întâlni altă mână, mică, umedă, care i-o luă înainte. Mai simți o răsuflare fierbinte, pârjolitoare și își pierdu cunoștința. Minerva numără camerele alunecând pe lângă pereți, a treia, a patra, a cincea, aici. De sub ușă se strecura vag lumină. un colț al păturii de la geam se desprinsese. Arhitectul Radian, în picioare, zâmbea. Din întuneric se născu un gând. Poate să umble. Popescu se trezi în plină beznă. Cineva a stins lumina. ce e asta? Pași, pași, rari, ușori și totuși apăsați. Nu, nu pe sală. Aici, în cameră, lângă pat. Spaima paralizează. O află acum. Cine, cine e? Dar nu poate articula cuvintele. Răspunsul totuși vine abstract, impersonal. Ți-e teamă? A vorbit cineva sau a fost noaptea? Elena Dimitriu scoase o exclamație de surpriză. În prag, conspirativă, Minerva-și duse degetul la buze și închise ușa fără zgomot. Fata nu-și reprimă zâmbetul. Minerva, cu părul țepos pus pe bigudiuri în cămașă lungă de noapte, brodată cu motive naive, era o apariție neobișnuită. Privi circunspectă în jur și se strecură în așternutul fetei, aspru, cu miros dulce de busuioc. Își trase pătura până la bărbie, ciulind mereu urechile, spre ușă și fereastră. Elena Dimitriu o observa amuzată. Ciuful negru, ochii enormi rostogolindu-se speriați, nasul lung, vibrant. Ai un cap de Pinocchio!" Șt, fă făcu Minerva. Ne aude!" Cine?" El!" Care el? Nu înțeleg nimic!" Ucigașul!" A!" zâmbi liniștită fata. Îl cunoști?" Mm, Minerva dădu din cap. Dar l-am auzit, vai, l-am auzit cu urechile mele. Dumneavoastră nu vă e frică dacă ne omoară. Fii cu minte, nu ne omoară nimeni, o să dormim împreună. Ai făcut bine că ai venit, mi-era urât singură. Se depărtă de fereastră. O siluetă fragilă, puțin, foarte puțin adusă de spate, îmbrăcată în albastru. Părul blond despletit îi cădea peste obrajii palizi, aproape transparenți. Părea fără vlagă, neajutorată o frumusețe care strânge strângea inima. Minerva se gândi la chipurile încremenite pentru eternitate pe lespezile de mormânt. Medalioanele acelea cafenii cu surusuri triste, emailate. Se săltă brusc în capul oaselor, șuierând. Vai, auziți? Merge cineva pe sală, vrei să mă uiți cine e? Minerva și scutură violent bigudiurile. Nu, nu, ce copil ești, zâmbi fata. E foarte probabil Popescu sau Neadabu. Și noaptea trecută tot așa s-au foit, când unul, când altul. Cel puțin Zanfirescu, vorbea singura, a închis și a deschis ușa de vreo 20 de ori. Abia spre dimineață am reușit să ațipesc. Se întinse pe pat. Am să dorm în capot, e foarte frig. Își potrivi perna sub ceafă și suspină ușor. Capetele lor, unul brun cu trăsături precise, aproape caricaturale, dar viu, izbitor de viu, Celălalt blond, foarte pur, imaterial, cu ten de madonă. Vai, mi așa de frică!" se ridică într-un cot. Bine că n-am fost azi noapte! Dacă, dacă aș fi știut, nici nu mă întorceam, rămâneam la București!" Gândesc că n-ar fi fost bine!" opină absentă Elena Dimitriu. Domnul procuror spune că eu l-am omorât pe doctorul Lucaci!" și început să se smiorcă. Ce prostie!" Râsul cristalin al fetei păru strident în liniștea mănăstirii. Înspăimântată, Minerva îi astupă gura cu palma. Șt, dacă vine peste noi!" Mie nu mi-e teamă!" șopti Elena Dimitriu. Tot am să mor. A, acum mor la anul. nu e același lucru?" Moartea! Un bun oficiu și atât!" Vai de mine! Nu vorbiți așa în puterea nopții! E drept, sunteți cam debilă!" Aprecie Minerva cu ochi critic. Știți!" Am avut o mătușă dinspre partea mamei bolnavă de piept. Și? Întrebă fără curiozitate fata. A murit, dar nu din asta, de înghesuială. Da, se dusese la moș cu neamurile, vroia să-l vadă pe la cu limbă de bou. Au strâns-o oamenii că era la omenire, s-a făcut mototol. Și? Și gata, așa i-a fost scris. La moș a murit frumos lume, veselie, muzică, mai bine decât într-un sanatoriu amețită, sufocată de alb. Pereții, patul, halatele surorilor, crizanteme și narcise. Totul alb, râse, până și hârtia igienică. Minerva cu tremură Lasă că vă faceți bine. Sunt medicamente, acum doi antitialme au avut vătămătură. Vai, nici nu știți cât plângeam, când colo l-au tăiat, i-au scos hernia și l-au cusul la loc. Acum nici nu se mai cunoaște." Am să mor, reluă în întuneric cu intensitate dureroasă Elena Dimitriu și Minerva a avut impresia că fata vorbește făcând abstracție de prezența ei. Recunoscut tonul specific al oamenilor care vorbesc singuri, în fața zidurilor goale, argumentând, comentând, combătând opinii închipuite într-un monolog sfâșietor, căci cuvintele, lacrimile unor astfel de oameni mor fără ecou, alunecă pe suprafețe surde. E un destin, un blestem, și mama, și scrisorile bunicii din Baden, sanatoriul alb, o dureau ochii de atâta alb, o ilustrată de Crăciun, 1925, mâna tremurată. Mama era o fetiță, blondă, palidă, tristă de pe atunci. Minerva se crispă brusc. Vai! Ce s-a întâmplat? Nostra săvorul! Sări din pat și tiptil se apropie de ușă. Lundă-și inima în dinți, o crăpă cu precauții infinite. O închise repede la loc, lividă. Ce ai?" întrebă Elena Dimitriu. Vai, o umbră, o umbră întunecată la capătul coridorului. E ucigașul, vă spun că e ucigașul." I se auzeau dinții clănțănind. Noaptea era rece și pe sub ușile șubrede ale arhondaricului trăgea. Dădu fuga sub așternut, fata râse. Credeam că e o figură de stil. Poftim? N-am văzut încă pe nimeni clănțănindu-i dinții de frică, dar e adevărat. S-a ascuns, dacă ați ști cum s-a ascuns. Cine? Umbra se tupila gheboasă neagră. O umbră? Gândesc că ți s-a părut. Jur! Ciudat, ca așa noapte. Mi-era sete, maica Zenobia uitase să-mi umple carafa. Când m-am întors, a trecut pe lângă mine. Cine? Maica Zenobia? Fata își recapătă zâmbetul. Ei, gata, hai să ne culcăm. Vai, nici cu Titi nu m-aș încumeta. Mai bine stăm așa. Prostii, n-au nimic cu noi. Dar nu stingem lumina. De acord. Curios, foarte curios, reflectă Minerva. De ce acest n-au nimic cu noi? De ce a priori reflex pluralul când firesc într-o crimă gândești singular? El, ucigașul. Ce știu oamenii ăștia? Ce să aibă? Reluă fata. E o nefericită care voi muri oricum, dumneata!" Se opri. Ar fi vrut să spună altceva. Completă fără convingere. O femeie la locul ei, modestă!" Ba, ba, eu cred că au!" Își astupase ochii cu palmele. Liniștește-te! Dumneavoastră nu mă cunoașteți! Sunt, sunt una din alea!" Fata râse ușurol, tamburinând cu degetele pe cuvertura aspră. Unghile foarte scurte iate, păreau albastre. Ei, asta-i!" Da, sughiță Minerva, dacă ați ști, nici nu m-ați primi în pat. Hohoti sfârșietor, nu -s cununată cu titi. Cum așa? Ziceai că, în fine, v-ați luat cu acte. Cu acte, dar nu suntem cununați. Nu se putea liniști, Elena Dimitriu îi mângâie bretonul cu degete umede, reci. Eu copilărie, cât se mai ducați la biserică? De aia mi-au trimis scrisoarea lacomii desfrânații și avari. Fata zâmbi. Am primit și eu una la fel, asta nu înseamnă nimic. Au primit toți, hai, ștergeți lacrimile. Și domnul Lucaci, fata înclină capul. Vedeți? Și l-au omorât, căscă gura. Ah, acum vine și rândul nostru. Cu el e altceva. Ce? Nu știu, dar curios presimțea ceva, s-a dus la culcare mai devreme ca de obicei și rămas bun și a luat într-un fel cum să-ți spun ciudat. Ne-a strâns mâinile lung, a zâmbit. Radian l-a provocat pentru a doua zi la o partidă de șah. Elena Dimitriu povestea calm, fără să se monteze. Minerva, așezată turcește, o urmărea ținându-și respirația. Și-au jucat? Cum erau să mai joace? Se auzi un zgomot îndepărtat. Fata deveni atentă. Din nou țipătul. Ce țipăt? M-a trezit azi noaptea, abia dormisem. Probabil o pasăre, poate coșmarul unei călugărițe. Hmm, de ce îmi vine în gând că tocmai atunci a murit Lucaci? Își întoarse fața, argintată de lună, obrazul părea de ceară, cadaveric. Nu vrei? Un vaieț jalnic, o tânguire stridentă, dureroasă, venind de departe, pătrunse în odaie. Minerva își trase pătura în cap, o mogâldeață neagră în mijlocul patului. Vai, asta ce-a mai fost? Același țipăt, șopti din sfata. Exact același țipăt. Ascultau cordate, zgomote seci, rare, pocneau întunericul, bătea toaca. Nu, nu ritmul vijelios chemând la vecernie ori la slujba de dimineață. Parcă se juca cineva, clămpănind cu degetul pe un pian cu claviatură de lemn. Sentimentul era lugubru, căci bătăile rare prelungeau așteptarea. Imaginația, intuindu-l pe celălalt tot acolo, ascuns în beznă. Ce ne facem?" Elena Dimitriu se apropie de fereastră, ridică perdea o subțire de tifon și își duse mâna la gât. ce -i? Cred că nu mă simt bine, am febră. Nu se poate, mi se năzare. E o lumină, o lumânare singură. Acolo, un în întuneric, abia pâlpâie." Simți în cea fără suflarea caldă a minervei. O vezi?" Vai!" Flăcăruia nesigură stătea agățată în beznă ca un bumb de foc, ca un ochi, unicul ochi însângerat al unui cerber. Minerva nu, se putea, nu putea aprecia distanța, dar își dădu seama că sursa de lumină, după toate probabilitățile o lumânare, reprezenta un punct fix. Ciudat, spuse Elena Dimitriu. Azi dimineața am observat pe pantalonii lui Zanfirescu niște pete de ceară. L-am întrebat dacă a fost la slujbă. S-a uitat la mine nu știu cum. Nu mi-a plăcut deloc cum s-a uitat. Poate a pictat. Exclus, avem toți lăm de gaz. Și mai e ceva. Acum lucrează la portretul farmacistului. Știu unde a rămas. Ieri. Pot jura că până azi dimineața n-a adăugat o pensulă. Nu, nu, nu înțeleg nimic. Ce vreți să spuneți? Elena Dimitriu oftă și se așeză pe pat. Lasă acum, mai discutăm noi, sunt obosită, foarte obosită. Vreau să dorm. Minerva își desprinse ochii de flăcăruie. Vai, și eu ce fac? Fata nu-i răspunse. Se întinse, se țintind peretele cu icoane. Candela lumina chipul fecioarei. Să știi că în noaptea asta va muri cineva. O spuse cu atâta certitudine, încât Minerva se cutremură. Fata a dormit în zori. Minerva deschise geamurile alungând aerul stătut, cu miros de candelă și busuioc. Privi un timp lumina dimineții palidă, cenușie, trudind să bâi, biruie pâcle, apoi, pășind pe vârfuri, părăsi chilia. Nu era nimeni pe culoar, rămas o clipă locului, încercând să localizeze zgomotul ușor, ca un zâmbet. Deodată, arhondaricul se umplu de un urlet strident, alergă în camera fetei. Un cuțit înfipt în lambriul patului vibra încă la câțiva centimetri, de gâtul Elenei Dimitriu. Îngrozită, cu ochii ieșiți din orbite, aceasta arăta ceva în direcția ferestrei, apoi își pierdu cunoștința. Minerva străbătu în fugă culoarul, deschizând toate ușile. Cu excepția locotenentului care zâmbea în somn, niciunul din locatarii arhondaricului nu se afla în odaie. Capitolul 9. Un martor incomod asta e măgărie, domnule! Radian îl observa ironic pe Popescu, dar în ochii arhitectului se mai deslușa ceva, o expresie nouă, particulară, de triumf. Întinse pledul peste genunchi, apoi își cuprinse bărbia în căușul palmei, acuzând o atenție concentrată. Farmacistul, călare pe cerdac, continua să peroreze indignat, montându-se singur ce chestiile astea vreau să știu? Fac ăștia pe nebunii să joacă de-a fantomele? Cine, domnul Popescu? Se interesă ingenu Minerva. Încerca să-și domolească iritarea. Care din ei? Întrerupt omul o măsură furios. Vru să spună ceva, Minerva intui că nu prea măgulitor, dar reuși să se stăpânească la timp. Chiar, interveni Radian. De fapt, la cine te referi? Popescu le aruncă o căutătură întunecată, urâtă. Rictusul îi schimba complet obrazul. Mă luați la mișto? Adică ce-a fost circul de azi noapte? Scuipă, lat, cu chef, într-o parte. Nu-mi pică mie în mână vârcola cu ăla, să-l învăț eu geam paralele. Străpunse aerul cu degetul ca un burghiu. Dacă eu mai arde după aia de spiritism. Ai avut ocazia asta astă noapte, constată arhitectul. Adică de la ce vrei să spui, ma tale? M-am exprimat limpede, domnule Popescu. Avea un surâs ușor, lipsit de orice umbră de maliție. Pretins că azi noapte n-ai putut să te odihnești din cauza... În fine, găsi amuzat, din cauza unui exces de culoare locală. Ce culoare e asta, domnul Radian?" întrebă Minerva. Își plimba privirile de la unul la celălalt. Arhitectul îi răspunse amabil. Domnul Popescu susține că în timpul nopții a fost deranjat de vizitatori ciudați, nepământeni, vârcolaci. Pe bună dreptate supărat vrea să-i învețe minte. De ce tocmai geam paralele n-am înțeles? Da, e probabil o chestiune de metodă. L-am întrebat motivul pentru care n-a făcut-o pe loc. se întoarce spre farmacist. O corecție administrată la timp e mult mai eficace. Chiar, domnul Popescu!" Fu de acord Minerva. Farmacistul își aprinse o țigare, tremurând de iritare. Ești deștept, domnule Radian, nu-i așa? Al naibii deștept!" izbucni. Să te iei la trântă cu întunericul că nu vedeai la doi pași!" Adversarul dumitale se afla în aceeași situație dezagreabilă, cum se spunea odinioară când oștile se înfruntau față în față. Ninge și la noi și la turci. Ce mai urești cu chestii de-astea?" Adică vrei să spui că mi-a fost frică?" Radian surâse din nou. Nu cunosc alt termen care ar putea desemna mai exact starea dumitale de spirit de azi noapte. Așa? În fond, de ce te superi? Teama este un sentiment eminamente uman. Marea îndrăzneală ține de circumstanțe particulare. Totdeauna am considerat temeritatea, folosesc sensul cu majuscule, drept o anomalie. Minerva intui sub masca placida arhitectului un complex de delectări speciale. Îi făcea plăcere să-l irite pe farmacist. Ei, află, domnule!" exclamă Popescu pe tonul agresiv, specific lipsei de argumente și tocmai de aceea strident, gratuit și neconvingător, Află că nu mi-a fost frică!" Puteți să-l credeți, domnul Radian!" se asocie solidar Minerva. E atât de curajos, îi și spuneam lui Titi al meu, vai, motănel, că eu așa îi zic în intimitate, e o persoană la mănăstire, un domn atât de temeral, așa ei spus, pe cuvântul meu, domnul Radian. Dacă doamna afirmă, arhitectul schiță o reverență, atât cât îi permiteau picioarele bolnave, e cu totul altceva. Farmacistul își mușcă buzele, căutând replica. Aș vrea să-i văd pe alții ce-au făcut. Radian râse bine dispus. Cred că nu te așteptai să mă vezi pe mine gonind după strigoi. Minerva rămase gânditoare. Arhitectul, în picioare în mijlocul încăperii, expresia stranii a chipului, nu putea să-și explice. Încă nu putea. De altfel, continuă Radian, brusc și aparent împăciuitor, este posibil să ți se fi părut, poate ai avut un coșmar. Dar știa bine că nu e așa și mai știa la fel de bine că simpla sugestie despre eventuale năluciri îl va scoate pe Popescu din sărite. Farmacistul reacționa atât de prompt și în sensul dorit, încât Minerva se întrebă cum reușește Radian să-și stăpânească hohotele de râs. Zi, mi s-a năzărit, va să zic așa, tăticule, mi s-a năzărit!" Muianul ăla, bleg lipit de geam, a fost aiureală. Și că mi-au umflat filmul din aparat, tot aiureală a fost. Cine știe când ți-o fi dispărut? Făcu indiferent arhitectul. Poate că nici nu l-am cumpărat, tăticu, ei? Ce zici? Vai, interveni Minerva. Știu și eu precis că domnul Popescu avea film, doar m-a fotografia și pe mine. Acolo la vâlcea cu coroniță de margarete, Chicoti, când mă vedea, Titi?" Radian își trecu mâna prin păr. Unde ți aparatul?" Farmacistul se strâmbă. În șorțul sfintei filoptea. Vezi bine că nu o daie." Cum vine asta, tăi, că ți-au scos filmul în timp ce dumneata?" Da, domnule, e bine. Ce mai tu, ravura, mi l-au sălta cu mine treaz în cameră." Cine?" Asta și vrea să o știu și eu." Rânji farmacistul, privindul lung, concentrat pe Zanfirescu, care cu șevaletul sub braț tocmai cobora poteca. Pictorul îi salută bine dispus. Hello, gentlemen, pot nădăjdui că ați petrecut o noapte plăcută? Minerva către locotenentul Dobrescu. 1. Fata știe ceva. În vreme ce tu te odihneai, surâzând îngerește, cineva a încercat să o suprime. Noroc că și-a greșit ținta. 2 află ce conținea filmul farmacistului. Pretinde că azi noapte i-a fost subtilizat. Biletul era alarmant, comunicarea laconică îi amplifica sentimentul, iar locotenentul o cunoștea îndeajuns de bine pe Minerva ca să-și dea seama că nu graba în sensul vulgar al lipsei de timp o determinase să recurgă la o formulă lapidară. Își trecu de câteva ori pieptănul ud prin păr și ieși. Soarele de dimineață, vioi, agreabil, făcea plajă pe cerdac. Dobrescu respira cu un surâs lăuntric, juvenil, de care el însuși făcea abstracție, dimineața minunată de vară, strălucitoare, totul numai cer, lumină și argint. S-ar fi tăvălit prin iarbă, sorbintivul ud al rochiței rândunicii, ar fi cuprins din câteva salturi dealurile scunde cu pântec vinețiu, ar fi șoptit un nume, nu știa ce nume dar părul era blond, ca griul copt, obrajii fragili, palizi de alabastru. Așteptă câteva secunde în fața ușii, bătut discret, repetă mișcarea ceva mai ferm, dar fără rezultat. Apăsă pe clanță. Elena Dimitriu, întinsă în așternutul grosolan, nu deschise ochii. Avea înfiptă în inimă o andrea lungă, subțire pata de sânge, desena pe cămașa albastră de noapte un mac roșu, imaculat, icoanele afumate sclipeau blând la căpătâi. Se sprijini de fereastră încercând să-și astâmpere gândurile. Fata știuse ceva, mai mult poate decât își închipuise Minerva. De aceea fusese suprimată, ca să nu vorbească. Și acum? Ce trebuia să facă? ca toți oamenii foarte tineri, trăia cu sentimentul absurdului, imposibilului. Totul era ilogic, oribil. Ziua de săvârșită izbucnită în toată splendoarea miezului de vară, râsul gros al pictorului pălăria de pai a Minervei. O neparticipare care îl copleșea îl dura mai mult decât faptul în sine. Trupul Elenei Dimitriu, încremenit în ultimul somn, aici, în chilia rece. ieși pe cerdac, figură împietrită, fără culoare, o bucată de lemn din care viața se stinse, se lăsând cenușă. Întâlni abstract privirea Minervei, apoi pe acelorlalți. Se făcuse liniște. Îi simți dintr-o dată atenți, crispați, cu pumnii strânși, de parcă ar fi înțeles, de parcă ar fi știut înainte ca el să fie articulat vreo vorbă radian cu zâmbetul șters, uitat pe buze, farmacistul cu gura ușor întredeschisă, pictorul Zamfirescu ținând capul întors ca un om care nu aude bine decât cu o singură ureche, Dabu mereu la pândă, în ciuda vârstei ca o felină înaintea saltului prelung. Și fața colțuroasă a Minervei, îngrijorată, căci era fără îndoială singura care sesiza adevărata stare de spirit a locotenentului era altceva decât panica eșecului profesional, mai mult, mai definitiv. Minervei nu-i plăcură ochii. Terni, obosiți, indiferenți, ochi care și-au pierdut interesul pentru viață. Locotenentul se sprijini de balustradă și anunță cu glas uscat, străin. Elena Dimitriu a fost ucisă. Se adresă Minervei repede, fără pauză, înnăbușind reacțiile celorlalți. Dumneavoastră ați dormit cu victima, Nodaie. Vreau să vă vorbesc." Ajuns în dreptul sub subofițerului Florea, șeful poliției de miliție din sat șopti. Nu urcă nimeni." Dobrescu o aștepta în chilioara lui. Stătea pironit în mijlocul camerei, piron solitar pe tabla goală. I se păru absent, fără gânduri. Îi atinse ușor brațul. A fost chiar așa de serios?" Nu-i vorba despre asta, își duse pomnii la gură. O fată tânără, atât de tânără. De ce? De ce? Știi bine de ce. Minerva vorbea neobișnuit de blând. Trebuiau să-i închidă gura. A întârziat puțin, foarte puțin. După atentat, i-am dat un calman și am rămas cu ea până a adormit. V-a spus ceva? Nu, băiete, ea era prea îngrozită. Mă asculti? Avem puțin timp la dispoziție, crima este evidentă. Cineva s-a strecurat în odaie și a ucis-o în timp ce dormea. Arma, Andreaua de croșetat, putea să-și o procure lesne. Majoritatea călugărilor de aici au asemenea instrumente stas, evident, deci fără putință de individualizare. Cine, cine credeți că a făcut-o? Minerva și încrucișă brațele la piept, privi pe geam. În momentul atentatului, niciunul din oaspeții iar hondaricului nu se afla în odaie. Asta înseamnă că oricare din ei putea să se apropie de fereastră. Deși sunt convinsă că nu a lăsat amprente, trimite totuși cuțitul și andrea la laborator. Pe cei de aici, ei din scurt, ce-au făcut între patru și opt dimineața. Se îndreptă spre ieșire. A, să nu uit! În chilia fetei am găsit clonțul ăsta de tablă. E un capă de șiret, știi cui aparține?" Un singur om din arhondarii care asemenea și returi. Locotenentul privi lung bucata de metal, apoi zise, arhitectul Radian. Medicul legist, un omules șubred, dar dus de spate, cu ochelari îmbrăcați în ramă subțire, metalică, clătină încetișor capul. Văzându-l, te gândeai fără să vrei la bătrânii medici de familie de acum multe decenii, consumând și vizitele în docărașul înalt, tras de cai voinici cu picioare scurte, prescrind jovial și bonom aceleași infuzii ori hapuri inofensive. Bătrânul medic, care adusese succesiv pe lume vlăstarele a două-trei generații din aceeași familie, care urmărise fazele bolii de ficat ori ale infamului diabet, începând cu bunicul, un domn important cu barbete și cărare pe mijlocul capului, regăsind aceleași simptome la nepot, un domn în blue jeans, mai puțin important, dar mult mai sigur de el. Închise fără zgomot fermoarul trusei vechi de piele neagră. Cu permisiunea dumneavoastră, putem transporta cadavrul pentru autopsie. Locotenentul se crispă imperceptibil. Privi un timp trupul inert, apoi lăsă capul în jos. Se aflau într-un restaurant mic din râmnicul Vâlcea undeva în apropiere de gară. Minerva, cu capul adus între umeri și coatele înfipte în masă, își bea cafeaua cu înghițituri mici. E infectă!" decretă pun în ceașca jos. Dobrescu observa strada prin vitrina murdară, năclăită de muște. Avea să țină mult timp minte casa aceea galbenă cu frontispiciu triunghiular pe care scria 1890, o casă veche în care acum părea să nu locuiască nimeni. Da, e proastă," confirmă locotenentul. Simțea nevoia să-și încălzească mâinile reci, lipindu-le de ceașca din faianță groasă. Chipul recăpătase culorile firești. Ochii mai păstrau doar ceva tern, fără viață, doi pumni de cenușă. Spuse, continuând să privească strada. Mi s-a comunicat rezultatul autopsiei. Vârful Andrelei i-a perforat inima. Hmm, ce simplu-i totul! Ascultă, băiete, ar fi timpul să-ți bagi mințile în cap dar ce-am făcut? Aia e că nu faci. ce e apatia, blegeala asta? Suspin ca o fecioară și dai ochii peste cap, nu ți-e rușine? Locotenentul roșii. Uită-te la mine. Așa. Mai mult ca oricând acum se cere să avem capul limpede. Limpede, Dobrescu, Vasile. Trebuie să-ți explic de ce? Ascult. firescu." început Dobrescu oftând adânc, pretinde că s-a dus să picteze răsăritul soarelui undeva la marginea pădurii, dar i-a lipsit inspirația. Nu inspirația i-a lipsit Dobrescule, ci vopselurile. I-am vizitat Chilia. Cutia se afla pe masă. O fi el zăpăcit, dar nu într atât încât să plece la vânătoare fără pușcă. Totdeauna, chiar și atunci când e beat înainte de a pune mâna pe șevalet, își rânduiește tuburile. Popescu mi-a dat să înțeleg că l-a aștepta și o femeie din sat, o femeie bine. La patru dimineața? Uite unde era Casanova!" Bineînțeles, fiind vorba lui cu un gentleman 100%, a refuzat să-ți comunice numele persoanei. Cam așa ceva. Minte, farmacistul e de o cochetărie bolnavă aproape feminină, schimbă trei cămăși pe zi, se rade de două ori și se dă cu parfum. Aseară la cină însă am fulecat gospodărește o căpățână de usturoi. Când dai în zori întâlnire cu o femeie, bine, te abțin naibii și apoi nu pleci la randevu cu haina peste pijama și nebărbierit. Dobrescu își consulta agenda. Radiana a simțit nevoia să ia puțin aer. Jos la cascadă și-a amintit că nu are țigări și l-a trimis pe Dabu în sat să-i cumpere. Iar Dabu s-a întors după un ceas și jumătate cu un pachet de carpați. Exact. Numai că bătrânul a mințit. Drumul până la cooperativă și înapoi nu țea niciun caz 90 de minute. În al doilea rând, toate unitățile din județ desfac țigări de râmnic. Pachetul pe care Dabu i l-a adus și asta ar fi trebuit să observ băiete, purta vigneta fabricii de țigarete București. Iată, deci că oricare din ei avea la dispoziție timpul necesar ca să o suprime pe fată. De ce? Mi-am petrecut aproape trei ceasuri în camera Elenei Dimitriu. Am încercat să-i recapitulez mișcările, privirile din toate unghiurile. Speram unul contra o mie să aflu ceva, să pot deduce dintr-o anumită panoramă care ți se dezvăluie stând într-o poziție ori alta, ce anume a putut vedea compromisător. Ce și pe cine ar fi putut auzi lipite de peretele din stânga sau din dreapta? Ce ar fi înțeles traversând odaia privind în același timp pe fereastră? Cât se vede din cerdac stând întinsă pe pat, dar de pe scaun și așa mai departe de zece ori și de 100 de ori. Am încercat toate posibilitățile, am verificat toate variantele. Inutil! Își consultă ceasul. Mai am 20 de minute, și vine mașina. Îi adresă un zâmbet lung, mieros, atât de convingător, încât locotenentul a avut senzația că o strâng pantofii. Rămâi singur de capul tău la mănăstire. Cât timp? N-am idee. În capital au intervenit evenimente noi legate de dosar. Am fost chemată urgent. S-a dat de urma tânărului, de fapt, din câte am înțeles, au de gând să plece și ei. Unde? Bravo, la București! Și Dabu? N-avea grijă, vine după arhitect, e năbădăios, dar plătește bine că spuneați că n-are nevoie de infirmier. L-am văzut în picioare. Atât. Nu te grăbi să tragi concluzii definitive. Un sfat. Continuă să fii condescendent, amabil, dacă-i posibil, și, cum ziceți voi, mereu pe fază. Se întrerupse pentru câteva clipe privind zidurile galbene din fața restaurantului. Ziduri vechi, cu temcuială roasă. Aplicațiile de ghips cu motive pretențioase. Putii dolofani, lauri, frunze de acantă. Erau jalnice. În spatele ușii șubrede cu lemn plesnit, ghiceai igrasie, sobereci, miros de șoareci. Întrebă pe neașteptate: Știa-l cuie cuțitul? Care cuțit? Ți-a luat Dumnezeu mințile Dobrescu. Pac de seamă că trebuie să facem și repetiție. Cu puțin înaintea crimei a avut loc un atentat. A, ai venit de acasă. L-a recunoscut mai ca Zenobia. Cineva s-a servit de el. Împărți frățește onorariul primit de la Nevasta Popii. Închide gura, Dobrescule! Capitolul 10. Omul de la aeroport În concluzie, spuse Minerva, amintui bine, spionul este unul dintre oaspeții mănăstirii. Te gândești la cineva anume? M da, ideea mi se pare atât de îndrăzneață încât pentru moment prefer să nu mă exprim. Colonelul Ionaș lăsă chibritul să ardă până la capăt. Își ridică ochii. Procedeul iese din comun. În general, după ce un agent își atinge scopul, se grăbește să dispară. Fie că încearcă să fugă peste graniță, fie că își reia identitatea care îl acoperă în mod obișnuit. În orice caz, se dă la fund. Omul nostru însă recurge la altă formulă. Se consideră minunat camuflat. Își închipuie ca lucrat ireproșabil fără urme și, din păcate, acesta este adevărul. Deci nu are de ce să se teamă. Dispărând, s-ar fi desemnat implicit ca autor, Vorba aceea s-ar fi arătat singur cu degetul, toate organismele competente puse în alertă, frontierele avertizate, iată o perspectivă nu prea veselă. Ca dovadă, dispunând doar de câteva indicii, ați luat urma complicelui, Dan Firu, omul ștafetă. Da, făcu Ionaș. Firu, raționamentul dumitale a fost exact. În noaptea crimei a dormit într-un hotel din Râmnicu-Vâlcea. O atestă registrul, băiatul e un pion oarecare, nici măcar acte false nu și-a procurat. Iar portarul susține că n-a părăsit camera până dimineața. La au dibui băieții în București, un pier de vară. Cafe, baruri, flipări și toate drăciile la automate, jocuri de noroc, în sfârșit. Tacă mult complet. Nu poate avea un rol de esență în povestea asta. Simplu executant și nu dintre cei mai abili. Se întrerupse pentru câteva clipe, privind-o lung. Se bronzase la mănăstire și nu arăta tocmai rău. De fapt, Uite de ce te-am chemat. Cred că locul acțiunii s-a schimbat. Piesa se va juca mai departe, probabil aici, la București. De ieri dimineața, firul dă târcoale unui oarecare inginer Georgescu. Omul lucrează la Ministerul Construcțiilor de Mașini. După toate aparențele, e în afara combinației. În sfârșit, o să știm mai multe când cei de la mănăstire se vor întoarce în capitală. Destul de curând. Sunt pe picior de plecare. I-am atras atenția lui Dobrescu să nu se opună. Apropo de Dobrescu, cum s-a descurcat? Minerva își ridică nasul în sus. E în progres, în real progres. Ascultă, râse locotenentul, ai dat vreodată în viața dumitale nota 10? Niciodată, declară rigid. Nu e pedagogic. Așa cum, permiteți-mi să vă raportez, n-ar fi pedagogic să-i băgați gărgăuni în cap lui Dobrescu. Mi-a fost elev și îl cunosc. După ce împușcă un opt, nu mai punea mâna pe carte o săptămână. Calculo că ndoi un doi, îi iese media. Am avut impresia că a mai crescut de atunci. Evident, dacă țineți foarte mult, am să-i comunic eu că și-a făcut datoria în mod în sfârșit satisfăcător de, să zicem, șapte. Corectă, ca pe un hatâr adus colonelului. Șapte plus. Eu n-aș început să râdă. În fine, să-l lăsăm pe Dobrescu. Nu ți-am comunicat amănântul esențial în legătură cu inginerul Georgescu. Face curse periodice București Paris în vederea unor contractări speciale. Tânărul intră în bloc și urcă scara îngustă cu sinuozități de cochilie, aruncând priviri dese peste balustradă. Se opri în fața ușii, încercă câteva chei și deschise. Scoase o lanternă și plimbă pârtia de lumină pe lângă pereți, printre mobile. Se apropie de un fotoliu care sprijinea o valiză. Pe pielea galbenă erau lipite alandala etichete colorate, rotunde, pătrate sau romboidale, cu tentă exotică ori sugerând prin edificii simbol mari metropole. Telefonul sună strident și omul se întoarse speriat. Scoase din buzunar un clește, câteva capse, apoi un mâner scurt din piele galbenă. Îl enerva telefonul care își continua încăpățânat apelul. Parcă ar mai fi fost cineva în odaie. Cu mișcări precise, demontă mânerul valizei și îl înlocui cu cel adus. Puse apoi la loc geamantanul, atent la reperele care îi precizau poziția inițială, sprijinit de fotoliu în unghi drept cu covorul. În drum spre ieșire, trenciul agăță o ulcică de ceramică umplută cu creioane. Strivind o înjurătură între dinți, încercă să le pună la loc în oarecare ordine. Privi jur împrejur, încuie și dispăru fără zgomot pe treptele întunecate. Îl însoțeau o privire piezișă strecurată prin crăpătura altei uși. Inginerul Georgescu, înalt, bine clădit, avea o față dolofană, cu urechi groase, congestionate, care susțineau două smocuri de păr negru, sârmos și ochi exoftalmici, căprui deschis. În general, izbea expresia calmă, o liniște suverană caracteristică temperamentelor robuste, cu nervi sănătoși. Măsurându-l scurt, maiorul Minerva Tutovan zâmbi. Deși el însuși alertase miliția în legătură cu vizita primită, Minerva se întreba dacă nu cumva, aflând că firul e urmărit, era o manevră menită să-i certifice buna credință. Raportul locotenentului Ciobanu preciza însă clar că tânărul îl pândise pe inginer fără să-l abordeze și că intrase în apartament folosind un șperaclu. Respinse ideea că omul face parte din combinație, păstrând totuși un ton neutru. Numai vasul în care țineți creioanele va atras atenția. Georgescu clipi de câteva ori. Găsiți că nu-i suficient? Accentuă. Țin creioanele cu vârful în sus. Notați-vă, rog, totdeauna și numai cu vârful în sus, perfect ascuțite, iar culorile alternează în funcție de nuanțe. Le-ați văzut cum sunt acum? Poate femeia de serviciu. Exclus, n-a trecut pe aici de o săptămână. Ezită, apoi adăugă, naște fică sa. Poate că le-ați răsturnat dumneavoastră, opină Minerva fără convingere. Individul mostră de pedanterie îi se părea uimitor. Se gândi la propriul ei interior. Sunt un om ordonat, tipicar dacă vreți. Priviți în jurul dumneavoastră și vă veți da seama cât de... cât de excentrică este această ipoteză. Căsătorit? Georgescu clătină din cap. Aveți, desigur, pe cineva. Inginerul tăia aerul cu o palmă atât de întinsă, încât falangele se îndoiră în sus ca un arc. Nu! Cu mâinile la spate, Minerva observă biblioteca. Respectând aceleași canoane, cărțile erau aranjate după dimensiuni și culori. De pildă, Dostoevski stătea alături de un tratat de rezistența materialelor numai pentru că fantezia ilustratorului le înzestrase cu coperți albastre în timp ce mai jos, pe raftul roșu, coexistau poeziile lui Rimbaud cu cartea de bucate a Sandei Marin. Partea bizară în toată istoria asta, reloi inginerul, e că am mai primit asemenea vizite." Minerva se întoarce surprinsă. Da, omulezită, ne negăsind apelativul adecvat. Rândul trecut căci, repet, cursele mele în străinătate sunt relativ periodice." Tot în ajunul plecării am remarcat că franjurile covorului fuseseră deranjate. Am fost foarte intrigat. Țin enorm ca franjurile să fie bine pieptănate. I-am atras de altfel atenția și femeii care îmi face curat. De ce n-ați anunțat autoritățile? întrebă Minerva cu un ton indiferent. Îmi dau seama că trebuia să o fac, da. Dar mi-era teamă să nu fiu persiflat. Minerva continua să se plimbe prin o daie, oprindu-se din când în când cu câte un obiect în mână. Cineva sună la ușă și inginerul o privi derutat. Deschideți! Georgescu se întoarse însoțit de o femeie între două vârste. Peste capotul de barchet înflorat aruncase un par de siu vechi. Madame Crețu, vecina de alături! Femeia se repezi în mijlocul odăii, lipăindu-și papucii trași în picioarele goale. V-am văzut când ați intrat! Cum adică m-ați văzut? Întrebă Minerva privind-o pe subsprâncene. Păi ușa mea dă chiar în capul scărilor!" Când gătesc, am o cinetă în vestibul. O deschis să se ducă mirosul. Și pe la alții, completă în surdină Georgescu. Vroiam să vă spun ceva, tovarășe maior. De unde știți că sunt maior? L-am auzit pe domn inginer când v-a deschis. E limpede, spuneți. Cred că o să vă intereseze. Sunt convinsă. Doamna Crețu trasa adânc aer în piept, învârtind priviri satisfăcute. Se vedea limpede că e în elementul ei. Acum vreo două ceasuri să to fi fost opt. A intrat aici în apartament un bărbat, după cât s-a moșmondit să dă șchidă. Mi-am zis că nu-i lucru curat. Păi, nu mă dumirăm ce o fi căutând la domnul inginer, un străin, așa de unul singur. Pe mine, mărturisi Minerva, ascunzându-i zâmbetul, nu m-ar fi răbdat inima să nu aruncă o privire pe gaura chei. Crezi dumneata că pe mine m-a răbdat? M-am uitat, tovarășă dragă, dar parcă de al dracului a trecut în camera ilaltă. L-ați văzut și când a plecat? te cred? Înseamnă că puteți aprecia cam cât timp a rămas în apartament. Știu și eu. În tot cazul n-a zăbovit mai mult ca la vreo 20 de minute. Ați reținut cum arăta? Avea un fâș albastru, potrivit de stat. Chipul punu prea de îndeslu și că pe sală e întuneric. Era bec, dar l-a furat al de soaia. Precis i l-a furat. Se îngrijoră brusc. valo ceva din casă, domn Georgescu?" Femeia mai întârzie puțin, emițând considerația asupra fenomenului infracțional în general și din bloc în special, Vasileasca lasă apa să curgă, popovicii au pus monopol pe uscătorie, puștul cuculeștilor se trage toată ziua cu liftul, etc., apoi plecă condusă până la ușă de inginer. Când aceasta se întoarse, o găsi pe Minerva îngenuchiată în fața valizei, spuse fără să-și ridice ochii. Dacă nu vă lipsește nimic, printr-un artificiu de logică, trebuie să conchidem că necunoscutul va lăsat ceva. Mie? De ce? Asta mă întreb și eu. Arătă spre valiză. Cu a plecați mâine? Da, e gata. Nu-mi place să las bagajul pentru ultimul moment. Minerva o răsuci pe toate părțile, apoi încercă cele patru nituri nichelate de pe fund. Puteți să o deschideți. Minerva admiră ordinea în care inginerul își aranjase schimburile. Plic de nylon special pentru cămăși, o cutie elegantă pentru cravate, trusa de bărbierit, batistele legate cu o panglică albă. Lucrurile emanau un parfum plăcut bărbătesc. Mustaș, cipre. Se gândi că deschizând valiza în alte condiții ar fi atribuit fără ezitare paternitatea capodoperei de pedanterie unei femei. Nu găsi nimic. Rămase un timp pe gânduri. Mi-ar trebui o lamă. Descoperi una pe birou alături de creioane. Ce vreți să faceți?" Minerva apucă scurt mânerul valizei. O mică operație vă deranjează?" Ochii lui Georgescu se bulbucară. Ținea la lucrurile lui, încercă totuși să zâmbească. asta e situația. Mulțumesc!" Despică cu cu o crestătură lungă. Îi căzu în mână un tub mic, nichelat. Înăuntru se afla un microfilm. Hmm, cifrul din agendă. Inginerului nu-i nu i venea să-și creadă ochilor. Cum, cum l-ați descoperit? Ața cu care-i cusută pielea mânerului e prea curată, prea albă, pentru o valiză nu tocmai nouă. Ori mânerul, prin însăși destinația sa, se uzează în primul rând. Bănuiesc că la fiecare plecare în străinătate vi se monta altul. Peste graniță, oamenii avertizați preluau marfa, repetând operația. Cu alte cuvinte, ați fost purtătorul unor ștafete. Interesant!" De ce tocmai eu? În primul rând, datorită curselor dumneavoastră frecvente și relativ periodice. Foarte comod un astfel de comisionar. În al doilea rând, pentru că niciunui vameș nu i-ar fi trecut prin minte că tocmai dumneavoastră aveți asemenea preocupări. Când plecați? Mâine seară la ora șapte. Destinația? Paris. Perfect, am să asist la decolare. În mod firesc va asista și cel care va vizitat. Îl interesează formalitățile vamale. Adică? E obligat să se asigure că nu veți avea dificultăți. Și acum, vă rog să fiți atent. o precizare de maximă importanță. Străduiți-vă să vă comportați normal, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Înțeleg. Minerva părăsi apartamentul încercând să-și imagineze capul inginerului sositind tempestiv la ea acasă. Oftă. Adevărul este că Spiridon e foarte dezordonat. Ia loc, o invită colonelul Ionaș. Îi observă chipul palid, buzele strânse. Ce s-a mai întâmplat? Vin de la laborator, spuse încet Minerva. Microfilmul din mânerul valizei conține, așa cum am presupus, cheia lucrării lui Lucaci. Există și o precizare, câteva cuvinte scrise de mână, cifrul celor expediate anterior. Să rezumăm, acțiunea s-a consumat, deci, în două etape prima sustragere a lucrării și a mostrei de la domiciliul lui Luca, în timp ce acesta se afla la mănăstire. Materialul plus mostra sunt expediate la Paris prin intermediul inginerului Georgescu, ștafetă inocentă. A doua etapă, cei de acolo își dau seama că ceva lipsește, iar în lipsa acestui ceva, toată documentația devine inutilizabilă și, în consecință, își avertizează omul din România. Pentru a pune mâna pe cifru, spionul îl urmează pe Lucaci la mănăstire. În concluzie, observăm Minerva, noi posedăm cifru, iar ei lucrarea propriu-zisă și mostra. Lovi ușor cu pumnul în brațul fotoliului. Ce ghinion! Am discutat cu directorul institutului. Aproape că-i venea să plângă. Susținea că, fără niciun fel de exagerare, cele 20 de pastile utilizate de o persoană avertizată pot scoate din circulație pe un interval de 18 până la 24 de ore un oraș cu câteva milioane de locuitori. Ce mai încolo și încoace o metropolă? Colonelul s-apropie de fereastră, își lipi fruntea de sticla caldă. Era o seară fierbinte, fără cea mai mică adiere. O pereche traversa strada. Fata avea o fustă înflorată, băiatul o ținea de gât. Auzi glasul minervei tulbure, venind parcă de departe. Povestea asta mi-amintește de o întâmplare din copilărie. Eram la țară. Mă jucam în curte cu un lănțișor de care atârna o inimioară roșie de sticlă, un cu oarecare ieftin, da, mie îmi plăcea grozav. Deodată s-a năpustit în zbor razant o coțofană și mi l-a furat din mână. Îi simt și azi ciocul în căușul palmei. Oftă. Am pândit după aceea săptămâni în șir până la sfârșitul vacanței. sem tot soiul de capcane, nu s-a mai întors niciodată. Ești foarte pesimistă, lucidă. Spionul e încă în țară. Hei, și... Dai, nimioară, ai la Paris, admițând că mâine îl depistăm și îl prindem. Nu realizăm nimic. O să ne râdă în nas și dacă are simțul umorului, ne va sugera un voiaj în Franța, să căutăm acolo ce ne lipsește. Colonelul trăsări, îi puse mâna pe umăr și spuse rar: Asta e soluția. Ai să pleci. Unde? La Paris, evident. Minerva a făcut ochii mari, bolborosi. Ce vreți să spuneți? E prima oară când te văd atât de tulburată, surâse Ionaș. Este singura soluție. Numai așa putem recupera invenția doctorului Lucaci. Ai să pleci mâine împreună cu inginerul Georgescu. întreb dacă eu sunt cea mai indicată. Hotărât, cunoști afacerea și de desubturile ei. Vorbești curent limba. Dobrescu-i prea tânăr, ai să însă dificultăți fiind femeie. Minerva îl întrerupse crispată. Din punctul ăsta de vedere nu este niciun impediment. Știam că o să te irite. Mă referam la anumite situații în care prezența unei femei singură atrage atenția, iar dumneata vei avea de făcut față, sunt convins, celor mai strani împrejurări. Degeaba te super pe mine că nu eu am conceput lumea. Inginerul Georgescu te va ajuta. Nu e prima oară când primim sprijinul unor persoane particulare. Bine îndrumați se descurcă excelent. Voi discuta personal cu el. Cred că putem avea toată încrederea, opină Minerva bosunflată nu pare un nevricos. Cu atât mai bine. Pe de altă parte, vom avertiza și autoritățile franceze despre sosirea ta. Dacă va fi nevoie, vei recurge la serviciile lor. Nu or să ți le refuze, sunt direct interesați. La urma urmelor, anestezicul doctorului Luca ce amenință și liniștea Parisului. Și acum, hai să ne gândim ce punem în mânerul valizei. Am putea introduce un material măsluit, da. am altă idee. Să rămână gol. Gol? Georgescu, înainte de toate, reprezintă o nadă. Va fi căutat de cei cărora ale e destinată marfa. Ne găsi nimic în mâner, vor continua să dea târcoale inginerului, unica legătură presupun cu spionul din România, imaginând fel de fel de ipoteze. Căutându-l, supraveghindu-l, încercând poate chiar să pună mâna pe el, se vor trăda. Este singura mea șansă de a repera destinatarul lor, destinatarii materialelor. Mizez pe alerta lor. La ora asta, într-un imobil din Paris, cineva se mângâie cu dacă mâine va avea cifrul. Da, nu era ideea. Îi întinse mâna. Să ne luăm rămas bun, zâmbi. Fii te rog atentă. Îți spun sincer că sunt tare neliniștit. Vei evolua într-un mediu cu care nu prea ești obișnuită. Minerva râse. Nici o grijă, nu scapă dobrescu de mine. Colonelul se întoarse la fereastră. Cerul înalt părea un gherghef pe care stelele brodau în paiete de sene milenare. Băiatul ăsta o să-și rupă gâtul, gândi Ionaș, urmărindu-l pe locotenentul Ciobanu. Privea insistent cu capul întors mult peste umăr o să plondă. Fata, într-o uniformă scurtă, bine tăiată, dădea explicații unui turist străin, însoțindu-le cu zâmbete reținute și fluturări ușoare de mâini. Minerva împinse vameșului valiza mică de voiaj, continuând să parcurgă cu același interes paginile unui volum de democrit. Curând, trecu mai departe cu un aer de detașare atât de convingător, încât Dobrescu își zise zâmbind. Nu mi-a aruncat nicio privire, măcar așa, de rămas bun. se întoarse la mănăstire în cursul nopții, mereu pe urmele celor patru, Popescu, Radian, însoțit de Dabu, pictorul. Luase legătura cu Minerva și aflase sufocat de o surpriză că aceasta își făcea bagajul pentru Paris. Revenit la poziția normală, a dispăruse în labirintul de coloane, Ciobanu îi făcu semn lui Dobrescu să se ocupe de tânărul cu fața ascunsă în paginile unei gazete deschise. Părea adâncit în lectură, dar locotenentul se întreba ce se poate citi timp de o jumătate de oră pe o singură coloană din sportul, stânga-jos, judecând după orientarea capului căruia nu i se vedea decât creștetul. Purta o canadiană scurtă și pantofi de catifere iată. Când inginerul Ion Georgescu depăși oficiul în care se efectua controlul, purtându-și calm valiza și celelalte accesorii de călătorie, ziarul se strânse descoperind figura uscățivă, nerasă, a lui Firu, poștașul de la mănăstirea domniței. Ionaș căută privirea locotenentului Ciobanu, care înclină imperceptibil, dar ferm, capul. Tânărul părăsi holul. La un semn al colonelului, cei doi ofițeri ajunseră din urmă lundul amical de braț. Locotenentul Dobrescu măzgăli ceva pe calendar, încercând să ignore prezența colonelului Ionaș. Păstra constant între sprâncene o cută mică, fără ca asta să-i maturizeze echipul rotund. Se fura cu coada ochiului în oglinda dreptunghiulară peste capul arestatului încercând ipostaze impunătoare. Reușa doar să rămână încruntat și nemulțumit. Își împleti degetele și culcând pumnii făcuți ghem pe birou, îl privi pe celălalt drept în față. Un tânăr cam de vârsta lui, amănuntul îl emoționă fără să vrea, o figură interesantă, extrem de brună. Obrajii scobiți desenau un cap triunghiular cu linii fine. Ochii, depărtați, Priveau cu o curiozitate calmă, fără niciun fel de participare untrică, terți amabil interesat, căci așa e politicos. Fiind la începutul meseriei, Dobrescu confundă un flegmatism congenital, pe undeva o apreciere limpede și fatalistă a realității, asta e situația, cu o blazare pozată. Nu putea crede în ruptul capului că, în circunstanțele date, cineva ar fi capabil să rămână sincer, impasibil netezi foaia de hârtie pe care a se câteva date sumare privind identitatea tânărului, Dan Firu, 22 de ani. Se interesă cu o voce joasă. Ocupația? Peste ochii lui Firu alunecă un zâmbet și locotenentul, susceptibil, a avut impresia că omul, intuindu-i starea de spirit crispată, se amuză. Hmm, ocupația. Student, ospătar, hamal, funcționar, remizier, loto, paracliser, Atașa-ți un fost dinaintea fiecăruia și veți obține un tablou de ansamblu. În prezent unde lucrezi? Nicăieri. Mi-am acordat o vacanță de câteva luni. Mă simt că am obosit trimestrul ăsta. Firesc, ținând seama de activitatea dumitare din ultima vreme. Constat însă că ți-ai regăsit calmul. La aeroport erai mai agitat. Firul râse. Acum e altceva, a spus mâna pe mine. Ca la examen. După ce ai tras biletul fie că știi fie că nu. Ți-a trecut teama. Chestia e cum o scalzi. Și, dumneata, cum ai de gând să o scalzi? Mi-am făcut de mult socotelile, nu câștig nimic, ar bor în tăceri încăpățânate. Până la urmă tot aflați ce vă interesează. În fond mă amenajez. De ce să mă plictisis cu cinci interogatorii când e de ajuns unul singur? Bănuiesc că nici dumneavoastră n-aveți timp de pierdut. Modul dezinteresat în care gândești despre mine mă mișcă infinit. Ascult! Colonalul Ionaș surâse. Școala Minervei. Sunt în combinație de două luni. Ochii tânărului cuprinseră toată încăperea care pe lângă perez și se opriră în cele din urmă la prespapierul din marmură cenușie de pe birou. Locotenentul încordat, circumspect, îi urmărea fiecare reacție, nuanțele zâmbetului, mișcarea mâinilor mari, puternice, cu unghiile îngrijite. Suspecta premeditat sinceritatea lui Firu. Prea spontană, o pilulă oferită prompt, cu temerea abia camuflată că nu va fi înghițită îndeajuns de repede. Senzația se lupta cu alta, contradictorie. Băiatul nu minte, nu pare să mintă. Cum te-au racolat? Eram pe tușă, cunoașteți de sigur termenul de câteva săptămâni. Într-o seară m-am dus la cinema o tâmpenielă crămoasă, dreptul de a te naște. Chestie de optică la Lucea, fără un spate, stătea un moșneac sentimental pe care îmi venea să-l strâng de gât. Să o smiorcă ea, tot timpul, n avea batistă și mânca niște dulciuri dintr-o pungă de celofan. Scârță ea și se smiorcă ea. Am plecat de la film foarte iritat. Îmi rămăsese în buzunar exact șase lei și ceva mărunțiș. Scăzând doi lei pentru un pachet de mărășe și chibrit, calculam ce aș putea face cu restul. Am intrat la lactobarul de lângă cinematograf, socotind că pot să mă regalez cu un și două cornuri. Băgă mâna în buzunar ca să plătesc, am găsit un plic. Înăuntru 500 de lei și câteva rânduri. Credeam că visez. Mi se propuneau 3000 pentru a lăsa un anumit material într-o anumită zi la o anumită adresă. Acordul de principiu urma să le exprim pierzând a doua zi, o jumătate de oră între 12 și 12 jumate în cafebarul de la parterul magazinului Eva. Ai păstrat cumva biletul? Era elementar să-l distrug, râse firul. Știu ce vă interesează, scrisul de mână cu pix o caligrafie cât se poate de oarecare. În fine, am impresia că te-ai hotărât destul de repede. Cei drept, nu pot afirma că noaptea am petrecut o tortura de întrebări. După, hai să-i zic, întâlnirea de la Eva, am găsit un alt plic cu indicații concrete, un șperaclu și un mâner de valiză. Trebuia să mă strecor în apartamentul inginerului Georgescu să detectez un geamantan galben și să-i înlocuiesc mânerul cu cel primit. O clipă, îl întrerupse locotenentul. Pomenei despre un bătrân așezat în spatele dumitare la cinematograf. Faci vreo corelație? Tânărul ridică din numeri. M-am întrebat mereu cine îmi bani banii în buzunar. Po garanta un singur lucru, treaba s-a întâmplat în mod cert la cinema. Moșul din spate nu putea să o facă. Oricât de neatent aș fi simțit că cineva se apleacă peste mine. Ce te-a determinat totuși să-mi vorbești despre el? Știu eu? Probabil faptul că mă enervase îngrozitor. Ai reținut figurile celor din jur? Vag, în stânga mea stătea un tip cu basc. Ce culoare? Întrebă locotenentul. Cele șapte băști ale pictorului Zanfirescu îi jucau în fața ochilor. Cred că bej. Era cumva duminică? Da, făcu surprins firul, neînțelegând unde vrea să ajungă. Bun, continuă. În dreapta stătea un familist cu nevastă și copii. Bănuiesc că operația s-a efectuat totuși la ieșire. A doua zi, conform indicațiilor, m-am dus în vizită la Georgescu. Un tip al naibii de meticulos. Și început să râdă. A fost foarte simplu. Mânerul era fixat în două capse. În mai puțin de 20 de minute îi sprăvisem -mi joacă de copil. Și faptul în sine, cum l-ai tratat? Tot ca o joacă de copil? Interveni colonelul. Ei, așa -i. La urma urmelor furam un mâner de geamantan. Și ei nici măcar atât îl înlocuiam. Știi ce cred eu, Dobrescule? Era probabil un băiat foarte candid acum două luni, închipuindu-și că cineva plătește 3000 de lei pentru o simplă farsă. Căci ce altceva putea fi? Aveți de gând să-mi faceți morală? Se încruntă firul. Îmi trebuiau bani sau motivul nu vi se pare suficient? Cum să nu? Mama bolnavă în spital, cinci frați mai mici acasă. Ce-a fost cu scrisoarele de la mănăstirea domniței? V-ați prins, de ce? Mi-închipuiam. A, cu patru zile am primit un text. O aiureală bisericească pe care trebuia să o multiplic de șapte ori să mă deplasez la mănăstirea domniței și să depun copile. Evident, cu toată prudența, nodăile arhondaricului. Plicul era expedia din Paris. Bineînțeles, conform instrucțiunilor l-am distrus, deși nu conținea nicio adresă. Să zicem, deci te-ai dus la mănăstire și ai luat legătura cu... Omul de duhotără din cap. Aia e, că n-am luat. Aici azi mari gagii. M-ați priponit, dar nu pot să vând pe nimeni. Habar n-am pentru cine lucrez. N-am primit nici măcar un telefon. Continuă. După ce am lăsat acatistele, am tras la hotelul Unirea din Râmnic, iar în zori, respectând tocmai indicațiile, m-am întors cu prima cursă. Ora. Cinci și jumătate. Poate mai devreme, sugeră locotenentul. Exclus, de fapt, m-a văzut portarul când am ieșit. M-a întrebat dacă în camera în continuare. Ai pătruns în mănăstire? Nu. No. La 50 de pași de ziduri trebuia să detectez piatra funerară a nu mai știu cărui vlădică. Aici, în dreptul literei chirilice K, răscolind puțin pământul, am găsit un tub metalic ceva mai mic decât un cartuș. L-am băgat în buzunar și m-am încărat cu prima ocazie la București. De la mănăstire până în capitală e o leacă de drum. Pe semne ai făcut cunoștință cu cel care te-a adus. Da, omul era vorbărez, rău, numai am bancuri m-a ținut. Îl cheamă Emil Candel, economist la IPC București. M-a chiar să-l mai caut. Acesta a fost singurul drum la mănăstire? Absolut! Ea mai gândește-te! Chipul Elenei Dimitriu, rigid, îi răsărise în minte, nările subte, gura vânătă, fără sânge. Nu-l vedea pe firul în stare de crimă, de fapt două crime, dar trebuia să țină seama de fiecare amănunt. Locuiesc în comun cu o familie de pensionari, declară tânărul. Îmi contabilizează prin gaura cheii fiecare gest chiar și când intru în baie. Or să vă servească cu plăcere. Ce ai făcut cu tubul? Am reperat, am repetat figura de la locuința inginerului Georgescu. Numai că de asta dată am băgat tuiul în mânerul înainte de a-l înlocui. Ce ai căutat la aeroport? Trebuia să consta dacă individul nu are probleme cu vama. Mm, da, ai de în ce te-ai băgat? Firul rânji. Sunt suficient de intuitiv. Chestia e să nu e intragic. Mor oameni de cancer sau și mai stupid călcați de tramvai. În comparație sunt un fericit, nu credeți? Dobrescu ceru din ochi avizul colonelului Ionaș, apoi apăsă pe buton chemând ofițerul de serviciu. Capitolul 11 Omul cu sprâncene groase Zburau deasupra norilor. Minerva, cu nasul lung lipit de sticla concavă, avea sentimentul că avionul străpunge straturile distincte vioriu, albastru, argint, cenușă, ale unei epiderme pufoase. Amabilitatea, în costum de stuardesă, oferea călătorilor țigări și surâsuri decupate din Paris Match. Observându-i linia încremenită a maxilarelor, Minerva reflecta la deziteratele imperative ale obligației profesionale. Alături, inginerul Georgescu trecea în revistă pasagerii, comunicându-i concluziile în șoaptă. Tipul din dreapta, cei cu el? Nu citește, se preface. E de 15 minute la aceeași pagină. Firesc, ținând seama că studiază o gramatică ebraică. Nu credeți? Stiuardesa se apropie, trăgând fermoarul acelui zâmbet fermecător. Coniac, Pepsi, ciocolată, țigări? Minerva refuză, clătinând capul cu un licăr malițios ascuns sub sprâncenele groase, îmbinate ca o perie de dinți. Și imagina femeia anunțând o nenorocire, un surâs larg prin care se strecoară vorbe mieroase. Stimați pasageri, în următoarele 10 secunde ne vom prăbuși. Călătorie plăcută! Își înfipse genunchii colțuroși în spătarul fotolului din față și, rotindu-și ochii lucioși, se întoarse spre Georgescu. Domnule inginer, propun să stabilim amănuntele. În curând ajungem la Paris și țin să vă avertizez că vom avea de face cu indivizi mai mult decât versați. În consecință o privire, un gest, sunt suficiente pentru a ne trăda jocul. Avizat, infractorul se va retrage ștergându-și urmele. Nu vă pretind demonstrații de sânge rece. Considerați drept axiomă ideea că viața dumneavoastră e în afară de orice pericol. Reprezentați un intermediar ideal pe care nimeni nu are interes să-l suprime. Vă cer un singur lucru. Să fiți dumneavoastră înși vă cel din totdeauna. Înțelegeți? Desigur, surâse Georgescu. În general vă exprimați destul de limpede. Bun, atunci să recapitulăm. Din clipa aterizării nu ne mai cunoaștem. Veți coborâ printre primii și veți cere hamalului să cheme un taxi. Înainte de a închide portiera, indicați șoferului adresa. Hotel Paradis, nu? Exact. E foarte posibil ca legătura să fie prin apropiere. Eu am să vă urmez cu altă mașină. Bănuiesc că hotelul are un bar. Dar are un bar mic, lipit de scară. Perfect! Închiriați o cameră și în timp ce vă întocmiți formele, comandați ceva. Întârziind în hol, veți înlesni legăturii posibilitatea de a ne ajunge din urmă. Clar! Urcați sus, faceți un duș, schimbați-vă hainele, apoi coborâți. După cât timp? Îndată ce vă isprăviți toaleta. Anunțați chiar că o să lipsiți circa două ore. Dacă vă caută cineva, să revină. Ieșiți apoi și așteptați-mă în colțul străzii. Cam asta ar fi totul. Încă o dată vă rog să nu luați nicio inițiativă. Lăsați lucrurile să se desfășoare de la sine. Aeroportul Le Bourget îi întâmpină cu forfota sa obișnuită. În sala de așteptare, Minerva privi jur împrejur cu o curiozitate lacomă, așa cum, de fapt, procedează orice nou sosit la Paris încercă să-și dea seama, acum, după primul contact cu Parisul, în ce măsură impresiile corespundeau cu cele de acasă, spicuite din filme, lecturi ori atmosfera șansonetelor lui Yves Montan. Se trezi fredonând în gând și mai puțin fals ca de obicei, su le pont du Paris. Trecu în revistă chioșcurile care oferau produse specifice începutului ori sfârșitului de voiaj, cărți poștale menite să înverzească chipurile amicilor de acasă, ca și cum dacă expediezi o ilustrată cu mulan ruj, înseamnă că ai și petrecut acolo reviste cu vedete superbe, sofisticat machiate, pe prima pagină, păpuși franțuzești, suveniruri în costum de epocă închise în cutii de plexiglas, brichete nemțești, ciocolată Suchard, brelocuri cu turnul Eiffel, stilouri, țigări americane, mii de fleacuri tentante, strălucitoare, inutile, desăvârșit ambalate reuși să treacă și de vamă. A avut chiar plăcuta surpriză să constate că funcționarii acordă oarecare bună voință posesorilor de pașapoarte românești. O luă pe urmele lui Georgescu când o femeie voinică, foarte agitată, îmbrăcată în negru cu o broșă uriașă de doliu, onix și aur, prinsă la gât, opri gvin Hello, Mr. Hardwell! Apoi, într-o pariziană zbuciumată, greu de urmărit. Scuză-mă că am întârziat în ultimul moment a trebuit. Minerva, cu ochii după inginer, își strâmbă perplexă nasul. Pardon? Oh, femeia grasă păru să-și piardă puțin cumpătul. Nu sunteți Mister Hardwell, noul grădinar al familiei de vrie? Pastorul Dexter mi-a scris. Ce tâmpenie! Bombăni Minerva trecând prin ușile groase. Își surprinse silueta lungă, țeapănă într-un costum de voiaj, pantalon și jachetă cu carouri albe și negre. Hmm, trebuie să-mi schimb genul. Trei taxiuri, printre care și cel al inginerului, se desprinseră de lângă trotuar. Cum Georgescu se afla în ultima mașină, Minerva rămase puțin deconcertată. Curând, un Renault Dauphine, cu un bărbat între două vârste la volan, demară luând urma taxiurilor. În apropierea celebrei jardin de Luxemburg, Primele două taxiuri cotiră pe strada Vojirar. Minerva zâmbi. Micuțul Dofin, fără niciun fel de precauțiuni speciale, respecta traseul mașinii inginerului. În sfârșit, ajunseră la hotel. Necunoscutul parcă mașina în apropiere, își aprinse o țigare și intră. Georgescu, rezema de bar, sorbea dintr-un pahar cu vin roșu. Omul de la aeroport du un telefon. În cele din urmă, inginerul se hotărâ să urce necunoscutul îl opri întrebând politicos. Locuiți cumva la camera 114? 321. Scuzați-mă! Minerva respiră ușurată. Legătura era făcută. Hotelul Paradis părea să nu-și dezică numele. Holul enorm, decorat cu elemente moderne, plante din aramă înconjurate de fotolii bol de coniac, bazin de cristal cu peștișori aurii, lumini dulci bine camuflate, etalant prin plan o scoică uriașă, pe marginea căreia se putea citi. Recepțion, bureau du change, informațion. Domnea o atmosferă de mare hotel distins. Vorbele se schimbau în șoaptă, funcționarii bine dresați, cu mișcări precise, sobre, nu pășau, alunecau. Se râdea estompat declanșarea unei brichete la un capăt al holului, putând fi înregistrată la celălalt. Directorul dovedise o remarcabilă grijă și în alegerea personalului. Funcționare superbe, cu surâsuri lungi, ademenitoare și picioare de aceleași dimensiuni, lift boys ferchezuiți, mulatriscunzi care și-arătau dinții sclipitori, la fiecare trei secunde, îmbrăcați evident în roșu și aur, fam de chambre, midinete nostime și foarte sulemenite, cu nelipsitul șorțuleț de dantelă. La microbar, câțiva indivizi sorbeau plictisis din sondele cu Johnny Walker în soda, porto sau martini, pe fondul unei interminabile bucăți de jazz ce se revărsa dintr-un ungher. Omul de la aeroport își aprinse a treia țigară când inginerul Georgescu coborâ. Conform indicațiilor Minervei, inginerul în mână cheia fetei de la recepție și spuse destul de tare, poate puțin prea tare. Pentru oricine mă caută, revin la orele 23. De acord, Își controlă ținuta în cubul de oglinzi aruncat într-un colț și ieși fredonând încetişor, capri se fini. Minerva, băiețoasă și excentrică, fără să-și dea seama, continua să frunzărească ziarele de seară, oprindu-se mai ales la pagina anunțurilor matrimoniale, spre amuzamentul animatoarei cu priviri flămânde, care, plictisită, o observa fără jenă. De ce nu urcă? A trecut aproape o oră. În sfârșit, omul de la aeroport se ridică, aruncă barmanului o bancnotă și se îndreptă spre lift. Minerval lăsă să se îndepărteze, apoi ieși. Georgescu aștepta la colțul străzii răsfoind o revistă ilustrată. Îi făcu semn și inginerul se apropie. Persoana a urcat spre camera dumneavoastră. Așa bănuiesc. Ce trebuie să fac? Întâi să vă convingeți. După aceea ar fi interesant să știm cum procedează. Zâmbi. Există o scară de incendiu și una de serviciu. Vă aștept în hol. Refuzând serviciul mulatrului care îi deschisese ușa celuilalt ascensor, inginerul urcă scările. Ajuns la etajul 3, înainte cu precauție, zări silueta necunoscutului care, folosind cu pricepere un paspartu, reușise să deschidă ușa apartamentului. Se retrase pe scara de serviciu și, trecând printr-o ușă, fereastră ajunse pe terasa din curtea interioară. Resturile de alimente, hârtii și cutigoale de conserve mirosul acru, neplăcut, zidurile coșcovite contrastau flagrant cu aerul de prospețime din hol. Călca atent, evitând orice zgomot. Urcă treptele scării de incendiu înfiptă în zid și ajunse sub fereastră. Ridicându-se pe vârfuri, privi printr-o crăpătură a jaluzelelor. Necunoscutul desfăcea mânerul valizei. Ei, făcu Minerva, inginerul clipi, treaba părea să la muze avea aerul unui școlar în vacanță. Operează mânerul. E clar. Când sunteți convocat la minister? Mâine dimineață, la opt." Perfect. Vom proceda în felul următor. Eu am să urmăresc individul, iar dumneavoastră îmi veți asigura spatele. Adică? Vă veți lua după noi. S-ar putea ca la rândul meu să fiu urmărită, eu și indirect omul de la aeroport. Traversă, adăpostindu-se în spatele unui chioșc de ziare. Priveam mulțimea trecătorilor un babilon de seminții. Turiști americani cu pălării cât roata carului, cărându-și patul în spinare, negrese tinere, grațioase ca niște antilope, cu cârlionții ascunși sub peruci linse, grupuri de japonezi, mai toți cu ochelari, nemți nedespărțiți de aparatul foto, franțuzoaice grăbite, afișând indiferență, dar cu ochi atenți de links. Curând, omul de la aeroport părăsi hotelul și, urcând la volan, ieși în bulevardul Raspail. Minerva opri un taxi, recomandându-i inginerului, printr-un gest scurt, să facă același lucru. Necunoscutul traversă Sena și magnifica Place de la Concord, cea mai frumoasă piață din lume, după cum pretind francezii, ocoli la Madeleine, urcă încet spre bulevardul Clichy și, în sfârșit, opri pe o străduță îngustă. Își aprinse o țigare, coborâ și, consultându-și ceasornicul, pornia gale spre Pigal. Una din miile de frumoase ale nopților într-un Ford Mustang decapotabil frână în apropiere. Un bec fixat la bord îi lumina bustul. Să vadă creștinul pe ce dă banii, înțelese Minerva. Necunoscutul își plimbă țigara de la un colț al buzelor la celălalt, măsurând-o cu competență. În cele din urmă, întrebă în silă. Cât? Femeia deschise portiera, lăsând să se vadă două bagnote de 100 expuse sub ciorap, sub, sus, deasupra genunchiului. Omul de la aeroport strâmbă din nas. Pe ce mă tușico? Salod! Îl înjura, se calm. Invectiva era adresată mojiciei, căci acesteia trebuie să-i replice, așa cum dacă cineva ți-a dat împrumut o sumă de bani, ești dator să-i o restitui. Frumoasa trânti portiera, demarând brusc. Omul de la aeroport zvârli mucul de țigară. Minerva, cu aspectul său de presbiteriană scăpată în escapadă nocturnă, îl urmă îndeaproape. Cotiră și se treziră deodată într-o mare de lumini, plaspigal. Imagine de apocalips, o încrucișare fantastică de reclame cu litere de foc, mobile, multicolore – milioane de becuri din contur clădirilor, firme de toate dimensiunile anunțând o surprinzătoare suită de localuri cu același profil, eternul striptis sugerat prin aprinderi și stingeri succesive de lumini, un furnicar de oameni, fluturi de noapte atrași de puterea electricității. Minerva avea să observe în curând că francezii de condiție evită compromițătoarea plaspigal, locul de întâlnire al turiștilor dornici de senzații ieftine. Omul de la aeroport arunca priviri disprețuitoare portarilor, care pur și simplu te trăgeau de mânecă. Poftiți, monsieur, veți petrece o seară de neuitat, monsieur, monsieur! Intra într-un cabaret a cărui reclamă promitea un program unic, numere de prestidigitație, yoga, cântăreață de culoare și, evident, striptis. Minerva așteptă câteva clipe în fața vitrinei unui magazin lipide local. Îl văzu pe Georgescu despicând fără efort mulțimea. Umerii largi atrăgeau privirile și două fete îl măsurară cu un chicotit. Ați observat ceva?" Nimic deosebit." Răspunse inginerul. Nu o stim pe aici, nu?" Individul a intrat în cabaret. Mă duc după el." Rămâneți prin preajmă, vizavi o bancă." Ezită. Poate că vă cer prea mult în fond." Niciunul din noi n-a venit aici ca să se distreze." Remarcă Georgescu coborându-și privirea. Și apoi orice mi-ați cere dumneavoastră, nu e prea mult. Glasul îi tremura ușor. Minerva încruntă sprâncenele, își lua inima în dinți și pătrunse în cabaret. Avea să-și dea foarte curând seama că mentalitatea francezului nu interzice unei femei să intre singură într-un local, că faptul în sine n-are nimic surprinzător, că în măsura în care ai o comportare rezervată, nu riști cu nimic mai mult să fie acostată decât într-o cofetărie din București comandă un campari, băutură pe care o știa de acasă și îi se părea cât de cât mai indicată pentru o doamnă, regretând că nu-i poate oferi locotenentului Dobrescu o mostră de emancipare. Localul, o încăpere romboidală cu pereții drapați în catifea de culoarea vișinei și separeuri strâmte, era aproape gol. Necunoscutul salută un grup de tineri cu figuri de ochiate care nu prevesteau nimic bun, apoi se apropie de un gigolo subțire și excesiv de pomădat. Îi strânse mâna, fără convingere, întrebând, M-a căutat cineva?" Doamna negru!" făcu celălalt amuzându-se. Cine n -ai ba să te caute, chiorul la pârnaie, jac călătorește spre alte împărății și, în afară de mine, alți prieteni nu ai. Crezi? Întrebă insinuant necunoscutul îndreptându-se spre bar. Un scotch Pedro! Barmanul mexican după ten, mustăcioară și priviri, se informă dezvălindu-și tantura de într-un surâs care îi decupa obrazul de la o ureche la cealaltă. Dublu, senior Robert, ca de obicei, e de-al casei, deci se minerva. Individul și a prins o țigare și luând paharul sorbi încetișor, Gigoloul se apropie, potrivindu-și dantela de la mânecile cămășii. Alminteri? A, am o întâlnire și îmi fac idei că văzându-mă cu tine, tipul se va grăbi să dispară. Bei ceva? Nu, asta seară nu. Pe semne a intrat în anul morții. Care din noi? Ușa se deschise și intră o femeie în vârstă decorată excesiv brățări masive de aur, cercei și raguri de perle autentice în vecinătatea stridentă a unui colier de diamante, kilograme de pudră și fard care luptau zadarnic cu pecetea anilor. Reprezenta atât de desăvârșit un anumit tip, era atât de clasică, atât de standard, încât Minerva se îndoi o clipă de autenticitatea ei. Gigoloul o întâmpină cu brațele întinse. M-a petit!" Minerva urmări amuzată eforturile lui de a părea îndrăgostit, în dispută cu luciditatea femeii care plătea, apoi își concentră din nou atenția asupra necunoscutului. Acesta comanda al doilea scoci, dând carii semne de nerăbdare. Își privea tot mai des ceasul și ușa de la intrare. Barmanul îi întinse paharul, șoptindu-i. Dacă senior Robert îmi permite, am să-i dau un sfat. După miezul nopții, să nu fie prea târziu, senior. Băieții din coai de sorfevră au o vorbă. Lichidează-ți afacerile până la ora 12 dacă vrei să rămână cât mai puține urme. Necunoscutul îl privi cu luarea minte. Cât? Să zicem 500. La revedere! Trei? Omul puse banii pe teșghea, șoptind. Cântă. Minerva ciuli urechile. Începea să se deprindă cu fantasticul împrejurărilor în care evolua îi venea să râdă. Nu trecuseră nici 24 de ore de când îl a încă pe Dobrescu. Mi-e teamă, senior Robert," începu barmanul, că gigoloul nu e cel mai bun prieten al dumneavoastră. N-am niciun fel de prieten, nici bun, nici răi. Altceva?" Piera evadat. Ce?" Părea foarte speriat. Privis pe ușă, cercetă atent figurile celor din local, apoi se întoarse din nou către barman. Ce-ai spus?" A fost pe aici, acum un ceas, un ceas și ceva. Mins, Pedro! În primul rând, nu-mi permit. În al doilea rând, n-aș îndrăzni, senior. Pe papagal, știu ce-i așteaptă. Cigoloul l-a tras deoparte și a promis că, odată ce află ceva despre dumneavoastră, îi va da de veste. Evident, am auzit, fără să vreau. Robert își frecă bărbia în palmă, medită câteva clipe, apoi spuse: Ascultă, Pedro, eu o să mă cam topesc. Veți proceda foarte înțelept, senior. Trebuia să mă întâlnesc aici cu un tip, un tip bine. Dacă senior îmi îngăduie, aș face o remarcă. Toți tipii care vin la bufnița de aur sunt bine. E un local distins. Din păcate poliția este de altă părere. Domnii aceștia n-au dat niciodată dovadă de prea mult gust. Eh? Lasă prostiile și ascultă. Ai să-l recunoști ușor. Are sprâncene teribil de groase. Îi spui să vină mâine dimineață la consierjerii, să se amestece printre vizitatori. Fratele meu îi va în mâna cadoul. Chiar așa îi spui, cadoul. Crezi că ai să-ți minte? Mexicanul ridică din numeri. Nu sunt convins, senior. În ultima vreme am foarte multe pe cap. Omul de la aeroport mai scoase două bancnote. Zici că gigolo i-a promis să mă dea pe făraș. În tocmai. Cum? Barmanul indică una din vitrine. Robert întoarse capul. Buvnița cu becuri în loc de ochi era stinsă. În pragul ușii apărură doi bărbați. Omul de la aeroport sări peste teșghea, mistuindu-se în spatele unei draperii. Câteva focuri de revolver sparseră trei sticle aflate pe raft. Noi veniți, cărora spre nedumerirea barmanului li se alătură și englezoaica excentrică negru, dar nu era convins că nu este vorba despre un englez, porniră în fugă pe urmele lui Robert. Draperia masca un culoar îngust care făcea legătura între local și sala de jocuri. O ușă era deschisă. În stradă zări omul de la aeroport cotind spre un scoar. Robert parcurse în fugă câteva străzi înguste și intră în cimitirul Montmartre. Al dracului ghinion! Făcu Minerva. O oră fui al între bandiți în lipse acum. Dacă îl lichidează, am feștelit-o. Din câteva salturi, omul de la aeroport se făcuse nevăzut în cimitir, printre copacii și edificiile ridicate pentru eternitate. Ceilalți doi, urmați de Minerva, mai rătăciră prin alei, înjurând în gura mare. Robert dispăruse. se întoarse la bufnița de aur, deși era trecut de miezul nopții, forfota se întețise. Minerva încercă o senzație stranie în fața unui drugstore, magazin universal deschis la ora aceea, unde puteai să-ți cumperi în plină noapte pantofi, bijuterii sau un serviciu de ceai dacă lipsa lui îți alungase cumva somnul o amuză de verul dughenelor cu clătite și hot dog, cârnați fierbinți, ius și piperați, era surprinsă de minele odihnite ale hoinarilor și negustorilor. Un oraș care nu doarme niciodată. Respirând adânc, își dădu drumul să cadă pe bancă alături de Georgescu. Inginerul aruncă țigara. N-a spre avut noroc. Minerva zâmbi obosită. Așa e. Omul a dispărut. Nu trebuie să vă necăjiți. Vor continua să mă fileze tocmai pentru că n-au găsit nimic în mânerul valizei. Asta ne mai dă o șansă. Sper. Deocamdată vom inversa rolurile. O să aștept afară, iar dumneavoastră veți intra în local. Eu aș atrage atenția. M-ar putea recunoaște. Așezați-vă lângă bar. Mă interesează un bărbat cu sprâncene foarte groase. Barmanul îi va comunica ceva din partea lui Robert, omul de la aeroport. Încerca să nu-l scăpați din ochi. Destul de simplu, făcu inginerul. Îmi place că sunteți optimist, o rugăminte. Nu vă aventurați. Dacă îi zbutim să punem mâna pe o adresă, e suficient. Nu întreprindeți nimic pe cont propriu, e clar?" Georgescu dă dus scurt din cap și intră în cabaret. Trecuseră aproape două ore, se făcuse frig, un vânt rece, matinal, mătura trotoarele împigând de-a lungul rigolelor ghemotoace de hârtie, sticle din plastic, jurnale citite și abandonate, coși de fructe, cantități uriașe de gunoi, fără de care nu-ți puteai imagina plaspigal. pigal. Minerva, zgribulită, mânca o portocală, încerca să-și imagineze ce se întâmpla în local. Să nu fie apărut tipul cu sprâncene groase? Reflectă un timp, apoi se îndreptă spre cabaret, rămase ascunsă în spatele draperiei de pluș roșu, observând interiorul. Inginerul Georgescu dispăruse. La cinci și jumătate, Minerva se trezi. Primul gând fu să-i telefoneze ca de obicei lui Dobrescu, așa ca să știe în general că există, apoi se trezi de-a binelea. Comandă micul dejun, cornuri, ouă moi, unt și cafea neagră, făcu un duș, se gândică în împrejurări similare, orice detectiv care se respectă ar fi aprins o pipă bună, dar ei plăcea să facă excepție și ținea foarte mult să pună în dificultate o anumită persoană care și intoxica anchetatorii cu tutun, obligându-i să-și aprindă câte o țigară la fiecare pagină. Înlocuiește facil lipsa de mijloace în descrierea reacțiilor. Începusă să măsoare Odea în lung și în lat, trecând în revistă evenimentele din seara sosirii. Substituirea mânerului, cabaretul, apariția evadatului nerăbdător să-și lichideze conturile, volatilizarea lui Robert, omul de la aeroport și, cel mai îngrijorător, dispariția inginerului Georgescu. Sper să nu i se vi întâmpla nimic! Așadar, legătura era ruptă. Blestemă ghinionul, căutând febril o soluție. Fără îndoială, Pedro, barmanul de la Bufnița de Aur, știe câte ceva știe și gigoloul înalt și uscățiv, desigur, nu prea multe, însă și principiile care stau la baza organizării unei bande impun ca fiecare membru să cunoască exact atât cât o impune raza lui de acțiune. Astfel, căderea unuia nu atrage în mod obligatoriu surparea întregului edificiu. Câteva bătăi ușoare în ușă întrerupseră meditația. Camerista aduse micul dejun, interesându-se cu zâmbet larg. Domnul mai dorește ceva? O informație, replică, acordându-și vocea groasă de duminică. Numai atât? Minerva o măsură pendelete, ochi frumoși, minunat machiați, picioarele suple, păr coafat, ceea ce pe străzile Parisului, după cum constatase cu surpriză, constituia o raritate. Deocamdată, numai o informație. Spunem te rog, nu te doare capul surâzând tot timpul? Femeia clipi repede și se retrase stânjenită. Scuzați-mă, monsieur. Minerva ridică din numeri, Hotărâ, franțuși sunt absurzi. Să confunzi distinția unei femei cu masculinitatea prea mult. Dejună pendeletere, luându-și raționamentele. Hmm, cel puțin pentru moment, pista buvnița de aur trebuie abandonată. Rămânea întâlnirea aranjată de Robert în fața consiergeriei. Un individ cu sprâncene groase urma să se amestece printre vizitatori și să primească cadoul. Minerva își zise nemulțumită că va trebui să caute acul în carul cu fân. Cine e și cum arată fratele lui Robert? Își mângâie bretonul în fața oglinzii, puse o pereche de ochelari de soare uriaș și porni cu pași hotărât spre ușă. Scoase o exclamație de groază și sări repede pe masă. Un șoricel mic, cât o lună, traversa tacticos încăperea cu ghidul în mână, ciocnindu-se de parizienii matinali, revărsați cu miile din stațiile de metro, ori străin gură cască pe bulevarde, Minerva încerca să se orienteze. Se încăpățâna să nu apeleze la serviciile agenților de circulație, încercând o satisfacție savuroasă ori de câte ori izbutea să ajungă doar grație hărții la destinația propusă. Cu această stare de spirit pătruse în curtea Palatului de Justiție. Câțiva polițiști în negru o priviră indiferent, apoi continuară să discute, atrăgându-și atenția reciproc, ori de câte ori trecea prin fața gardului din sulițe înalte câte un exemplar feminin remarcabil. Își aminti că la Vatican, garda elvețiană în uniforme pompoase făcea cu ochiul vizitatoarelor. Hmm, ce fi în capul ăstora? Apoi Minerva rămase literalmente cu gura căscată. La Sant Chapelle! Bijuterie de artă gotică, un concert fantastic de lumini, o sinfonie a soarelui prins în cușcă de sticlă, o claviatură uriașă de vitralii alternând nuanțe, tonalități de roșu și albastru, de negru și aur, copleșau ochiul neavertizat. Minervași simți mâinile reci și, pentru o clipă, o singură clipă, uită de tot. Zgomote de pași însoțite de exclamații o făcură să întoarcă capul. Un grup de străini, nemți judecând după ora matinală și dotarea tehnică, ghiduri verzi Michelin, aparate fotografice, de defilmate, etc., călcau pe urmele unui tânăr. Acesta dădea explicații cu glas mecanizat, monoton. Înalt, cu fața subtă de o paloare bolnăvicioasă, ghidul părea că se grăbește, întrerupând obișnuitele comentarii. Schön, sehr schön. Es ist wunderbar. Minerva căută zadarnic pe omul cu sprâncene groase. Toți erau blonzi, încântați de ei înșiși, de aparatele lor, de ghid și în general de ceea ce vedeau. Își aruncau glume proaste, pocnindu-se zdravân pe spate. Părăsiră capela și Minerva îi urmă. La consierjerii! Anunță ghidul, închisoarea din timpul Revoluției, în care a stat Maria Antoaneta înainte de a urca pe eșafod. Dincolo de cele trei turnuri se află galeria prizonierilor și curtea femeilor. Își plimbă privirea peste capetele celor din jur. Caută pe cineva, își zise Minerva. Curtea femeilor, reluă tânărul insistând în explicații suplimentare, teatrul masacrului din 1792, care se întrerupse la mijlocul frazei, privind țintă undeva în spate. Minerva întoarse capul, admirând zidurile vechi, își reprimă o tresărire. Omul cu sprâncene groase era alături. Un bărbat între două vârste, impecabil îmbrăcat, cu siguranță agresivă înținută. La câțiva metri în spate, Georgescu își semnală prezența. Dumnezeule, s-a ținut după el toată noaptea. Inginerul, cu o mimică răvășită, indică ceasul și se îndepărtă în grabă. La ora opt avea audiență la minister. Ghidul sugeră grupului vizitarea muzeului și se apropie de noul venit. Domnul Loran? Posibil, tu?" Vreți să spuneți dumneata?" Daniel Saj." Fratele lui Robert?" Din nefericire." Păstrează aprecierile pentru tine și scoate mâna din buzunar." Nu-mi plac tipii cu mâna în buzunar." Aștept." Daniel îi întinse un plic. Omul cu sprâncene groase îl privi circumspect. asta e tot?" Desfăcu scrisoarea, citi și se îndepărtă, fără să aștepte răspunsul celuilalt. Ar mai fi ceva?" făcu ghidul. Domnul Laurent se întoarse. Ați uitat să-mi spuneți mulțumesc sau cel puțin la revedere. Ești obraznic!" Traversă ponneu și urcă într-un merce de salbastru parcat în apropiere. Minerva opri un taxi. 50 de franci purboar dacă nu scapi mașina din față. Am înțeles, madam? În sfârșit, oftă Minerva, piată un om cu bun simț. Șoferul nu părea deloc surprins. Apatic, mesteca chewing gum Urmărirea începu pe malul drept, cartierul aristocratic al Parisului. În plastiul la burs, domnul Laurent opri lângă un telefon public. Formă un număr, spuse câteva cuvinte și, revenit la volan, își continuă drumul. Mercedesul vira scurt, dând preferință străzilor înguste și întortocheate. La gara de nord, un individ masiv, masiv se desprinse din furnicarul trotuarului, semnalându-și prezența printr-o fluturare a mâinii. Era îmbrăcat ca italienii, cu haine foarte pensate și o cămașă violent colorată. Lorang încetini deschizând portiera. Noul venit urcă din mers. Șoferul îi aruncă minervei o privire pătrunzătoare și comentă pe un ton fără nuanțe: Dacă doamna și-a propus să-și mai vadă vreodată locurile de baștină. Ar fi bine să-mi asculte sfatul." Cât?" întrebă plictisită Minerva încercând să limite pe omul de la aeroport. Spre surprinderea sa, șoferul clătină din cap. Intră în prețul cursei. Să auzim. Pariez că nu știți cine a urcat în Mercedes. Minerva îl privi de asta dată mai atent. Un chip brăzdat, foarte franțuzesc, cu un licăr malițios în ochi. Ce te face să crezi? Celălalt surâse. De 20 de ani lucrez pe taxiuri, am plimbat ceva lume, indivizi cinstiți sau care vor să pară, de toate naționalitățile și profesiile. Dumneavoastră de pildă, ei, cei cu mine? La prima vedere s-ar părea că sunteți o străină excentrică în vacanță la Paris. Judecând după sezonul pe care l-ați ales, nu prea înstărită. Dar știi că ai fantezie? Șoferul continuă imperturbabil. Cursa în care v-ați angajat însă poate duce la mai multe concluzii. De pildă, urmărirea îi din gelozie. O, oh, își aduse aminte bruscă la Paris și completă. La, la, răfuial între bandiți, încep să te apropii. Un flic incognito personal, aș înclina să cred că sunteți detectiv străin. Particular s-au angajat unei societăți de asigurare. Minerva se lăsă pe spate camuflându-și surpriza. De ce, detectiv, și de ce neapărat străin? Prea vorbiți limba lui Balza ca să fiți de prin părțile locului. Detest argoul?" Șoferul dedu din mâini semnificativ. a Ați căutat în permanență indicatoarele cu numele străzilor pe unde am trecut, ceea ce pe bandiz nu interesează, iar sticleții locali n-au nevoie. Felul în care mi-ați indicat urmărirea vorbește de la sine cu ce vă ocupați." În sfârșit nici n-a sclipi văzând cine a urcat la gara de nord în Mercedes. Era poate al Capon? nu faceți bine că râdeți, madam, dar dumneata mă înspăimânți. Vă previn. De ce? Îngerașul e un tip care nu știe de glumă. N-are simțul umorului, vrei să spui. Dacă asta înseamnă 8 sau nouă crime la activ, sunt de acord cu dumneavoastră. va privi Mercedesul angajat în panta de la Sacre Chior. Și celălalt? Pe celălalt nu-l cunosc. Tăcu un timp și apoi se întoarce întrebând aparent într-o doară. V-ați hotărât? Mergem mai departe. Șoferul ridică din umeri și apăsând pe accelerator scurtă distanța. Cele două mașini se afundară într-un labirint de străduțe. Parcă am fi pe lipscani, îi trecu prin minte Minervei. Curând, Mercedesul coti brusc, intrând pe poarta unei vile elegante împrejmuită de un gard în alta sedia de iederă. Minerva achită cursa, adăugând banii promiși. Șoferul clătină ușor din cap. Nu, madam, n-am luat niciodată bacșiși de la clienții deciși să se sinucidă. Aduce ghinion. Ui, vremen de la ghine. Pare un om de treabă, dumneata, poate că nu mă sinucid. Poate o să mai stăm de vorbă. Unde te pot găsi? Rui Duranti, 5, arondizmentul 11. Făcu șoferul nu prea convins de perspectivă. Întrebați de Paul Mercantie. Zâmbi, good luck! Minerva o coligardul și pătrunse în curte. Nu mai avea timp să se gândească la primejdie. Se furișă pe lângă chioșcul de vară și garaj, ajungând în spatele grădinii. Vila părea pustie. Nu se auzea niciun zgomot. Trecu în revistă ferestrele de la parter, găsi una deschisă. Cu precauții infinite, scaladă pe vazul și sări în încăpere. Era o cameră goală cu aer stătut. Pășind pe vârfuri, se apropie de ușă și pătrunse într-un coridor întunecos, la capătul căruia se vedea o scară din lemn masiv. Urcă încet, căutând locul unde treptele se îmbucau cu stâlpul de susținere. Își auzea bătăile inimii. Căsoaile astea vechi colcă e de șoareci! Traversă holul mic de la primul etaj și ajunse pe un coridor identic cu cel de jos. Brusc, Vocea omului cu sprâncene groase răzbătu clar printr-una din cele șase uși, dispuse simetric de-o parte și de alta. Ai proceda foarte bine! Fratele tău e un imbecil!" Minerva se apropie lipindu-și ochii de o crăpătură al ambriurilor. Se întreba ce explicație cât de cât verosimilă s-ar putea improviza asupra prezenței ei în această casă. Domnul Lorant și Robert, omul de la aeroport, împărțau sofa o comodă, camuzată, din fața unei măsuțe joase încărcată cu băuturi. Rezema de fereastră, îngerașul sorbea dintr-un pahar cu un aer de satisfacție bovină. Da, ai procedat foarte înțelept", repetă domnul Lorand, iar tipii înțelepți trăiesc mult și câștigă bine. Scoase un teanc de bagnote și-l aruncă pe un colț al mesei. La rândul său, Robert făcu să apară dintr-un buzunar mânerul valizei de piele. Domnul Loran lua un briceag și tăie cu sătura. Minerva își reprimă cu greu surpriza. Degetele domnului Loran scoaseră un etu mic de etal, de metal, îl desfăcură extrăgând cu o pensetă microfilmul. Ei, cum dracu!" se întrebă stupefiată. Mânerul trebuia să fie gol!" Îl înlocuise chiar la București, iar valiza fusese supravegheată în permanență. Făcu un pas înapoi, călcând pe o cutie de chibrituri rătăcită în apropierea ușii. Se auzi un zgomot sec, aproape imperceptibil. Omul cu sprâncene groase ridică capul și îngerașul se repezi. Minerva înțelese că nu mai are timp să se retragă. Capitolul 12 Locotenentul Dobrescu nu mai înțelege nimic. La șase și cinci dimineața, Popescu ieși din casă, mestecând. Se opri la chioșcul de ziare din colțul străzii și cu sportul în mână se îndreptă spre stația de autobuz. Desfăcu gazeta și timp de câteva minute citi foarte preocupat, continuând să muște din chiflă. Urcă în 31, înghesuind cu îndemnuri joviale pe ceilalți călători. Hai, tăticule, că se recește faetonul!" Coborul la lucernei, traversă strada, trecu pe lângă niște coșuri uriașe de flori, păzite de țigănci bătrâne și intră pe poarta unei întreprinderi. Surprins, Dobrescu privi lung firma Roșie, fabrica de medicamente numărul 2. Asta-i culbea! Cei de la personal fuseseră categorici. N-aveau printre salariați niciun farmacist Nicolae Popescu. Și totuși, omul era de-al casei. Felul în care intrase, saluturile familiare... Să treci neamitică, ura Grețosul și gâdilitorul sărut mâinile domniță, semnă la obișnuitul dezvoltura prezenței cotidiene în același loc, între aceiași oameni. Bonjour, monseigneur le procureur! Pictorul Bombizan Firescu se oprise jovial în mijlocul străzii, scoțându-și cu un gest caragios basca galbenă de luni parcă ar fi apucat de ceafă un pui de pisică. Remarcați-vă, rog, că mi-am schimbat genul. Încerc cu tot din adinsul să vă fiu agreabil. De ce? întrebă de circumstanță Dobrescu. Pictorul, abandonând brusc tonul ușor, îl privi țintă. Parble? Pe românește, la naiba. Am ajuns la înțelepciune. Te felicit, personal, am toate motivele să mă bucur. Un aforism, inventă locotenentul, pretinde că primul pas spre adevărata înțelepciune este mărturisirea. Vă compătimesc, în firescu. dacă îmi permiteți, desigur. Așteptând confesiuni de la mine, rezultă implicit că n-ați avansat prea mult în cercetările dumneavoastră. Mi-aș asuma un risc prea mare solicitându-ți ajutorul. Pictorul îl privi strâmb. Hmm, sunt derutat, fac parte dintre oamenii incapabili să întoarcă spatele când vecinul e la alanghe. Dumneavoastră dispuneți de un ascendent, îmi sunte și simpatic. Urmă, urlă în mijlocul drumului. How lot crow blamber you! Câțiva trecători își întoarseră capul contrariați, apoi își continuară drumul comentând după un vechi obicei românesc. mare grădina lui Dumnezeu! Netul purat s-a cu o firesc. Vă stau la dispoziție. Cu cine începem ancheta? Dobrescu râse, individul era incorigibil, cel puțin în tenacitatea cu care își vehicula exotismul unei personalități false. De ce râdeți? Nu mi-aș cerut ajutorul? Mă gândeam la altceva anumite amănunte, incidente petrecute la mănăstire care, mie să zicem, mi-au scăpat. Pictorul își împinse mult buzele în afară de parcă ar fi vrut să scape de ele, își prinse palmele la spate și cu ochii în pământ tăcu un timp, dând a înțelege locotenentului că plin de bunăvoință, reflectează. Dobrescu mergea alături, despărțind în silabe telegrama Minervei primită de dimineață. Vinovatul e întotdeauna cel mai nevinovat. Telegrama al făcut să-i afurisească umorul sofisticat, renghiurile absurde și aradele al Anton Pan. Printr-o logică de rutină, la fel de bună ca oricare alta, presimțea că probabil și de asta dată rezolvarea este simplă, la îndemână, Penibil de evidentă. Suficient parcă să-ți dai doar la o parte părul din ochi or să întinzi mâna după ceva. Făcu succin bilanțul. Firul nu știa nimic, iar cuțitul și andreau, așa cum bănuise, nu păstrau niciun fel de amprente. Oftă, stăm bine. Înfundându-și mâinile în buzunarele bluginșilor, trase cu coada ochilor spre celălalt. Continua să afișeze poza unei meditații profunde. Mergeau pe gramont... Locotenentul se întrebă cum ajunseseră aici o străduță veche cu ceva provincial în liniștea ei. Fostele case de zestre scunde multe într-o rână, primeau umbra groasă a castanilor prin perdele țepene, moștenite de la mătuși bisericoase, experte în vise și dulceață de vișine. Evrica! urlă subit Zanfirescu. Fără să vrea, locotenentul să opri locului, speriat. Am găsit! Se lăsă într-un genunchi, scoase un ciot de cărbune din buzunar și spre stupefacția unor copii care jucau șotron, trase niște linii pe trotuar. Două drepte paralele cu a treia sunt paralele între ele. Iar matematici, se crispă Dobrescu, ăștia un tic nervos. Întrebă, și ce e cu asta? E foarte simplu, luați-i pe radian, pe farmacii și pe bătrânul Dabu. Izbește un anumit paralelism. Nu trebuie să fii prea deștept ca să-ți dai seama că pe arhitect îl preocupă doar picioarele domniei sale. De cum face ochi și până evadează neștiință prin intermediul ambil al barbituricelor, psihic și fizic este incapabil de acțiuni violente, crimă sau altceva. Popescu, pe alte date, îi este paralel, un rumegător cu mustață. Și treculă altceva, considerând calificativul suficient pentru a-l scoate din cauză. Bătrânul e chiar mare... Are niște ochi, am să-i împrumut cândva. Mă gândesc de mult la o operă grandioasă care să mă reprezinte cina lui Taras Bulba. În fine, spuneam că moșul dracului. Dacă mi-a dispărut ceva, un set de pensule ori un ac de cravată, m-aș fi gândit imediat la el. Dobrescu mușcă imperceptibil buza de jos. Pictorul, confirmând o ipoteză mai veche a Minervei, se dovedea dacă nu un bun psiholog, cel puțin un observator fin. Dar crimă!" Reloza, în firescu. Niciodată! Da, buie un găinar! Bun, îl întrerupse locotenentul. Care e corelația? Pictorul dădu duiar să se aplece și Dobrescu îl reținu apucându-l de braț. Nu e nevoie de schiță. Am plecat de la axioma unei nevinovății certe. A dumitale? A cu a nefericită cu bombardamentul? Țâc-țâc-țâc! Gâza!" îi aminti, văzând sprâncenele încruntate ale locotenentului. Demonstrând că, datorită unor particularități de ordin anatomic-or spiritual, cei trei nu pot fi autorii asasinatului, devin prin prisma inocenței, paralel cu Coana Genii. S-o Ce părere ai? E o teorie interesantă, aviză locotenentul, dar găsesc că nu te avantajează. Tocmai de aceea, observați meritul științific. Cran Grow nat." Faptele sunt limpezi, domnule Zanfirescu. Unul din cei musafiri, cei cinci musafiri ai mănăstirii rămași în viață, este asasinul. Conform superbei dumitale demonstrații, șterg patru de pe lista suspecților. Și-am rămas eu, exclamă pictorul înveselit. Ca la prima noastră discuție, vă amintiți? Tocmai. Și totuși, demonstrația părăsise coordonatele de atunci, sugerând date noi, semnificații noi. Ei bine, declară față Zanfirescu cu mâna pe piept, Vă dau cuvântul meu de onoare că n-am omorât pe nimeni în viața mea. Locotenentul râse. Dacă îmi dai cuvântul de onoare... Apropo, ți-a plăcut dreptul de a te naște? Omul făcu ochii mari. ce e asta? Un filmarul a la luceafăru. Nu consum, făcu scurza în firescu și se răsuci prin zândul de reverul hainei și apropia atât de mult obrazul încât Dobrescu distinse firișoarele negre din iris. Se atunci de ce ochii pictorului se părură stranii, prea sticloși, anormal de imobili. Irisul albastru era nefiresc dilatat, lățindu-se pe aproape întreg spațiul alb. De aici senzația de pietre nemișcate. Vă scândi vreodată, domnule procuror, că cifrele își ascund uneori semnificațiile?" Locotenentul se întrebă sufocat dacă nu cumva omul din fața lui cunoștea trecutul relațiilor cu Minerva. În orice caz, putea paria că afirmația ar fi un sola inimă. Fi mai explicit. Cinci poate însemna uneori șase, doi poate însemna unu. Gândiți-vă la asta, evident, cu titlul de ipoteză. Început să râdă. People's crowdunat. Am să mă gândesc, mara amuza să văd dacă, în fine... Coincidem în raționamente. Unde te pot găsi în timpul zilei? O amabilă, dar nu are importanță. Îmi va face totdeauna plăcere să vă văd, indiferent de scopul vizitei. În eventualitatea că nu veți dispune emiterea unui mandat de arestare pe numele meu, în următoarele două săptămâni voi socoti un mare privilegiu dacă ați binevoi să-mi pozați. Cran stroie, bici, muci, trater. Nu v-a spus nimeni că se mănați cu tânărul lui Boticelli? locotenentul se întoarse brusc. Pe urmele lor pășa repede, cu pași mărunți, trăgând cu urechea, bătrânul Dabu. Capitolul 13. Fetița cu chibrituri Cu cine am plăcerea? Minerva stătea pe un scaun corect, cu coatele lipite, zâmbitoare și amabilă, arborând aerul unei doamne din elită, în vizită de binefacere. Robert și îngerașul o măsurau aiuriți, nepricepând încă bine ce se petrece. Te-am întrebat cine ești?" Se auzi din nou vocea sigură a domnului Lorang. Numele, naționalitatea?" Apoi măsurând-o din diverse unghiuri, adăugă și sexul. Hmm, ăștia nebuni. Fetița cu chibrituri, Ciripii Minerva subțire. Răspunsul tău nu-mi place, domnișoară. Minerva surâse modest. Câte nu-mi plac mie și totuși te asigur că nu mă plâng. Loran o privi concentrat. Ce-i căutat ieri noapte în cimitirul Montmartre? Calul lui Tartanian! Îngerașul făcu ochii mari. Ce-a zis? Omul cu sprâncene groase ridică mâna. Colosul își reprimă subit nedumerirea. Prietenul nostru Robert pretinde că te-ai alăturat indivizilor care vroiau să-l curețe. De ce? Posibil. Vroiam să știu ce se întâmplă până la urmă. O oh, la la, era așa de captivant. Domnul Loran izbi cu pumnul în masă. Gata, gata, fu de acord și Minerva. Se ridică. ieșirea e la dreapta dacă nu mă înșel. La revedere, mi-a făcut plăcere. Omul cu sprâncene groase se apropie. Vorbi apăsat, subliniind fiecare cuvânt. Ascultă, domnișoară, și ascultă bine ce-ți spun. Jocul ăsta nu e pentru mine, Vrei să mă scoți din sărite cu orice chip și nu văd scopul? De altfel nici nu mă interesează. Ți-ai sunt treburile mele. Chiar dacă aș vrea și fi sigură că nu-i cazul, nu te pot cruța." Cu alte cuvinte, nu mai am nicio șansă." Absolut niciuna." Obsedată de o idee atât de năstrușnică încât nu drăzneasă și o mărturisească, Minervaș calculă cu grijă pauza. Bunica mea din Zambia, în timp ce prepară tocana, un curi delicios?" Îi sprăvește. Păcat! Unica mea obișnuiește să afirme că orice orchestră simfonică care se respectă trebuie să aibă un virtuos al pianului de pildă. Îl privi țintă. Ochii domnului Lorant rămase rămuți. E o femeie înțeleaptă. Din păcate, reluă Minerva, nu poți spune același lucru despre dumneata. Te înșeli, Ești un tip infatuat, monpeti, și tipii infatuati sfârșesc în pardesiu de scânduri pe o alee de cimitir. Pare rău că trebuie să te-o spun, pentru că la urma urmelor dai dovadă de oarecare amabilitate. Robert și îngerașul încremeniră. Domnul Loran continua să asculte. Repet, deci te înșeli. Voi părăsi vila, cum spuneți voi. San e sofe. Vie și nevătămată, monșu, auzi? al bunica mea care e foarte intuitivă în ultimul timp, va alerta poliția indicând o anumită adresă. Omul cu sprâncene groase traversă încăperea îngândurat, reveni lângă masă, își umplu paharul cu porto și se așeză pe sofa, căutând o poziție cât mai comodă. Te ascult! Nu aș putea afirma, fără a fi cu de remușcări, că asociații dumitale își cunosc meseria. Colaboratori, preciză domnul Loran, colaboratori ocazionali. Eventual. Așa, dar ieri seara aflându-mă la aeroport, cu ce ocazie? N-are importanță. Pentru mine, da. N-are niciun fel de importanță, dar dacă ții foarte mult, am să spun. O așteptam pe bunica mea din Zambia, care, bineînțeles, nu a venit. Cum ai ghicit? Continuă. Cu totul întâmplător am remarcat interesul prietenului nostru Robert pentru un anumit individ, un individ cu o valiză obișnuită care tocmai coboruse din avion. Trebuie să-ți mărturisesc că sunt cam curioasă din fire. Foarte curioasă. Și cum bunica mă fenta să i-am urmărit pe cei doi până la hotel. Numele hotelului. Paradis. Noul sosit a închiriat o cameră și a lăsat valiza și a ieșit în oraș. Prietenul nostru, Robert, ardea de nerăbdare să-i facă o vizită. Bineînțeles, m-am luat după el. A deschis și acum paspartu. Numărul. 3, 2, 1. Mi-am dat seama că băiatul e începător. Ce? Făcu Robert ridicându-se. Blanc, bec, monami, treabă de kindergarten. Ți-au trebuit aproape două minute ca să convingi o broască care în mod normal cedează în maxim 15 secunde. În sfârșit, când cineva pătrunde într-o cameră de hotel prin asemenea mijloace și un copil și-ar da seama că acolo ceva de interesat. M-am furișat în curtea interioară. Partea tehnică nu interesează Nespa și, printr-o crăpătură a jaluzelelor, l-am surprins pe dumnealui schimb în mânerul valizei. Evident, chestiunea m-a intrigat. Zic, ia te uită ce meșteșuguri curioase se practică la Paris. Își plimbă ochii prin încăpere. O locuință veche cu decorațiuni greoaie pe ziduri și la marginea tavanului. Privi lung trâmbița unui zeu cu bustul gol. Mâna avea o poziție curioasă. Știi că nu-i urât la dumneata? Omul cu sprâncenele groase reflectă un timp concentrându-și privirea asupra lichidului din pahar. În cele din urmă, sorbi puțin abia, muindu-și buzele și zise. Mai departe! Când am ajuns în stradă, l-am urmărit pe colaboratorul dumit ocazional care între noi, fie vorba de la aeroport până la ieșire din hotel, nu și-a asigurat o singură clipă spatele. Mi-am propus, știi, așa, din plictisală că nu-i sezon, să aflu cine-i dumnealui și mai cu seamă pentru cine lucrează. De ce trebuia neapărat să lucreze pentru cineva? Oh, la la! Unde buta nu se complică în asemenea combinații? Hm, logic. Domnul Orante mi se prima apreciere. Era deci clar că aturile le păstrează altcineva. Și pe tine te interesau aturile. Închipuiește-ți! Chicoti Minerva. Nimeni nu și-ar fi bătut capul cu mânerul unei valize care transportă marmelade de contrabandă. La început am crezut că e vorba despre niște prafuri foarte gustate în ultima vreme. De suet. Într-adevăr, ești un tip orientat, monșu. Detest asemenea afaceri ca și pe băieții care se ocupă cu ele. Continuarea o cunoști. La buvnița de aur, Bobocu află că e încolțit. Îți fixează o întâlnire prin intermediul lui Pedro Barmanul Mexican și o șterge. M-am convins încă o dată că micuțul e în nou în profesiune. În loc să se piardă în plas pigal, a alergă iepurește printre morminte, macabru și fără umor. Și te-ai deplasat până aici ca să-l tragi de urechi. Aha, cine ți-a dat adresa? Dumneata, eu? Firește, ai avut chiar amabilitatea să mă conduci mergând înainte în frumosul dumitale Mercedes albastru. Domnul Laurent își goli paharul, apoi întrebă. Vorbea din aur despre o orchestră sinfonică sau cam așa ceva. N-am înțeles legătura. Bine, dar e simplu, improviză Minerva. În orice combinație trebuie să existe un punct de atracție, un virtuos. Interesant. De fapt, cine ești tu? Văd că trebuie să vă spun adevărul, oftă Minerva. O femeie obișnuită, Leslie Hart, vând clătite în Boston, Massachusetts. Anul trecut am câștigat un concurs de 117 clătite pe oră preparat într-un jeep în plină viteză. Bărbatul făcu un gest aluncând parcă o insectă supărătoare. Flic? Ce prostie! Naționalitatea? Asta fica lui Montezuma! Domnul Laurent izbi cu pumnul în masă. Câteva sticle se rostogoliră cu zgomot. Cine ești? Minerva izbucni în râs. Voian, munșu, dacă ți închipui cumva că ai să mă faci să inventezi altă identitate, te înșele marnic. Sunt Leslie Hart în concediu. Trebuie să recunosc că Europa m-a decepționat. Își îngădui o poziție mai relaxată. Băieții ăștia trebuiau epatați. Nu din vanitate gratuită, nu din plăcerea unor replici de umor discutabil, ci pentru că oamenii în general își pierda plombul în fața unei atitudini prea sigure. Chiar dacă în principiu îi irită, conduita le impune. Celălalt știe sau poate mai mult decât sunt ei în stare să-și imagineze. Ascunde ceva în manșetă, fluturând din degete își opri un căscat grațios. Darling, mă plictisesc! N-aveți conversație! Îngerașul deschise gura. Lasă-o în grija mea patru spune tot! Domnul Loran schiță un gest vag. Minerva încercă să-și deprindă ochii cu întunericul. Îi legase mâinile și o conduseseră fără exces de amabilitate în gaura asta neagră. După aerul greu, irespirabil, jilav, mucegăit, părea să fie o pivniță. Își aminti crâmpei de gând, pată de lumină în beznă, teoriile bine simțite administrate lui Dobrescu. Dacă pici în mâinile adversarului, ceea ce, dragul meu, e preferabil să nu se întâmple, Trebuie să repeți continuu că nu ți-e teamă. Când circumstanțele sunt favorabile, poți să o faci cu voce tare. Nici nu-ți dai seama cât e de reconfortant în anumite situații să-ți auzi glasul. Înfrângeți panica, băiete. După aceea poți căuta eventual soluții. Deși cea mai cinstită e să aștepți după ușă și să dai cu pantoful în cap primului venit. Restul ține de Hollywood. Râdeau. Lucrurile însă trebuia să recunoască Minerva, nu mai erau atât de simple de asta dată. Mâinile îi erau prizoniere, legătura intra adânc în carne, iar lipsa oxigenului îi accelera respirația și pătăile inimii. Trebuie totuși să mă eliberez. Făcu câțiva pași nesiguri, zbindu-se de un zid. Pipăi cu degetele și recunoscu conturul cărămizilor netencuite. O luă la întâmplare de-a lungul peretelui orbecăind prin întunericul de cavou. Un întuneric indescifrabil. Cu vârful ghetei, sonda terenul înainte de a călca. Încerca să-și explice sentimentul straniu că pașii se înfundă în ceva moale, un așternut de vată. Nu-și stăpâni exclamația de durere. Genunchiul se izbise surd de un obstacol. Se aplecă. O scară, o scară de fier. Marginea treptelor era zgrunțuroasă. Da, asta ar putea fi o idee găsi o poziție comodă, prinse treapta între încheieturi și începu să frece frânghia. Era greu. Fiecare mișcare îi provoca dureri crâncene. Niciodată nu putuse suporta durerile fizice. Picături rești de sudoare îi se prelingeau pe tâmple. Se opri o clipă respirând îndelung, își încleștă dinții puternici într-un efort disperat. Târziu, frânghia cedă. Obosită, Minerva rămase nemișcată urcă treptele frecându-și încheieturile. La capătul scării își cercetă buzunarele. Găsi cutia cu chibrituri un alt precept administrat locotenentului în vremuri bune. Chibrituri sau brichetă nu trebuie să-ți lipsească niciodată. Deși sfatul e de prisos, ai crescut cu băiat mare. Fumezi! După câteva încercări nereușite, bulbul de fosfor se aprinse. Drumul era barat de o ușă masivă ale cărei canturi se pierdeau în zid. Hmm, o glisantă prin comandă electronică, nu stau rău cu tehnica băiețașii. Dar realiză catastrofa. Era o copilărie să încerce forțarea unui asemenea sistem. Privi jur împrejur. Se afla într-o pivniță largă, fără obișnuitele guri de aerisire. Focul îi atinse degetele. Aprinse un albăț. Și domnul orând, care nu m-a crezut, poftim, sunt fetița cu chibrituri. Desluși un susur neîntrerupt își lipi urechea de perete și zgomotul se amplifică. Clipocitul apei se auzea acum limpede. Abia atunci își dădu seama că e sete, o sete răscolitoare, ucigașă. Aerul devenise insuportabil, o usturau plămânii, aruncă chibritul fără să aprindă altul, bețele trebuiau menajate. Începu să pipăie peretele centimetru cu centimetru, Lovindul l Minerva simți că vibrează ușor. Repetă operațiunea, lovind ceva mai tare. Suna a gol. Își aminti că văzuse câțiva butuci aruncați într-un colț. Apelă din nou la cutia de chibrituri și îl alese pe cel mai lung. Își fixă un punct în zid și izbi cu toată forța de câteva ori. Una din cărămizi crăpă. Continuă să lovească în același loc. În sfârșit, butucul îi scăpă din mâini căzând cu zgomot în partea cealaltă a zidului. Prin gaură îngustă, pătrundea aerul. Se lăsă jos, respirând cu nesați. Sper să nu aflu o anumită persoană că m-am apucat să demolez Parisul. Cu al doilea butuc lărgi gaura atât cât să se poată strecura. Încălecă zidul și se lăsă să alunece. Simți sub tălpi o margine îngustă de piatră pe care forfoteau șobolanii. De asta dată scoase un țipăt ascuțit. Avusese din una o frică irațională, idioată, de șoareci. Rețeaua de canale! se întoarse în pivniță. Prea miroase misterele Parisului. Trebuie găsit altceva. Străfulgerată de un gând, în butucul și luând și izbi cu toată forța glis în glisanta cu comanda electronică. Un bubuit asurzitor zgudui mărunta ele clădirii. Minerva a avut impresia că un minut după aceea ecoul mai dura încă. Pe sus, clănțăne lustrele în orice caz. Ușa din capul treptelor se deschise brusc, un jet de lumină alunecă de-a lungul pereților, oprindu-se știrb și se pierdu în rețeaua de canale. Minerva ieși de sub scară, râzând. Data viitoare am să-l întreb cum i-a plăcut la chițcăială. Urcă treptele extrem de bine dispusă. Traversă în vârful picioarelor holul pustiu, apoi ieși nestingherită în stradă. Mii de lumini, firme și reclamei se încrucișau deasupra capului. Noaptea învăluia orașul într-o perdea subțire de ceață. Ceasul public din colțul străzii arăta zece și jumătate. Urcă într-un taxi. Rue de -asas. Omul de la volan o măsură lung și parcă scuzându-se, preciză cu tâlc. Nu știu să existe vreo curățătorie chimică prin apropiere. Privirile îi lunecau asupra mâinilor însângerate. Nici în firmerie, după câte știu eu, domnule. Exasperant! Minerva se uită în oglinda retrovizoare. Pe temari de noroi îi acoperau obrajii. Avea părul plin de praf, iar hainele neorânduială atrăgeau atenția. Așa nu pot intra în hotel. Își aminti de șoferul mercantie. Zâmbi. Ai dreptate. Duranti, 5, arondizmentul 11. Paul Mercantie locuia la etajul 2 al unui imobil vechi. Jos, la parter, o boantă una din miile de cârciumioare ale Parisului care dau orașului aerul acela, specific pitoresc și ospitalier al unui cuminte și etern carnaval, își răsturna pe trotuar mobilierul fragil. Măsuțe vesel înfățate, scaune de pai cu perne de buret. Micile localuri semănau atât de mult unele cu altele, încât distincțiile erau dificile. Aceeași copertină veselă cu roșii ferind de soare, același bar modern cu aparatură complicată, tonomatul, barmanul cu mâneci suflecate, placid sau jovial, dar totdeauna extrem de politicos, paharele de bere în demi-presion, ori flacoane de un verde iute, șartrăz, consumată cu gheață. Minerva urcă treptele vechi, ce scârțâi au reumatic sub fiecare pas și sună. O mână o bătu pe umeri, se întoarse surprinsă. Era Paul. Dumneavoastră? Minerva râse. Încă nu m-am sinucis. Șoferul îi făcu loc să intre, interesându-se cu umor. Veniți direct din infern? No, câteva ore le-am petrecut în purgatoriu. Privi interiorul. Era un apartament drăguț, aranjat cu o înduioșătoare lipsă de fantezie. Nicăieri nu se simțea mâna unei femei, locatară constantă. Locuiești singur? Deocamdată. Menajera dumitale e străină, nu-i așa? Șoferul zâmbi amuzat. Cum ați ghicit? Minerva indică divanul acoperit cu o pătură portocalie. Se vedeau atârnând marginile cearșafului alb cu picouri rare bleu. Nu așa așternez dumneavoastră francezii patul. Băgați totul, cearșaf, cuvertură, sub saltea. Mă întreb mereu de când sunt la Paris cum reușiți să vă strecurați în pungă fără să răvășiți combinația. O răvășim, declară mercantie râzând. Minerva ridică din numeri. Atunci nu înțeleg de ce vă mai bateți capul. Considerente de ordine estetic adăugă. Menajera e într-adevăr o portugheză sosită de curând în Franța. Nu ne cunoaște încă tabieturile. Apropo, trebuie să vă dezinfectați. Vă juli serios la mâini. Scoase dintr-un pior farmaceutic mai multe sticluțe și un pansament. Își șterse încheturile cu un tampon de vată muiat în iod. Frânghie? Aș! râse Minerva. Brățări! O pansă și-a dus o bluză de trening albastră. Schimbați-vă! De ce faci toate astea? Întrebă Minerva impresionată. Omul ridică din numeri. Nu știu, aveți ochi buni. Trecând în sufragerie, cotrobăi într-un dulap și scoțând o sticlă și două pahare, adăugă. Îmi plac ochii buni. Ciudat, nici măcar nu mai întreba cum mă cheamă. Are vreo importanță? Adevărat, ciocniră. Îți mulțumesc, Paul, aș vrea să dau un telefon. Formă un număr. Discret, șoferul se retrase în încăperea alăturată. Hotel Paradis? Fii amabilă, domnișoară, și dăm camera 321. Alo, domnul Georgescu? Recunoscându-i vocea, inginerul întrebă impacientat. Unde ați dispărut? S-a întâmplat ceva? Acum un sfert de oră. O, mucul sprânce negroase se interesa la recepție de dumneavoastră. De mine? Minerva intui catastrofa. A întrebat unde o poate găsi pe doamna brună cu breton și... Și? Făcu să câită Minerva. Dați-i drumul, nu vă jenați! Încă nu s-a născut la gata să jure ca și vreo frumusețe. Au cel puțin așa pretinde o anumită persoană. Mă scuzați, doamna, cu breton și nasul lung care m-a însoțit de la București. Evident, tipul habar n-are de ceea ce se numește distinție. Minerva raționă, fulgerător, îi cotrobăiseră desigur prin cameră, descoperind pașaportul. Ascultați-mă, individul s-ar putea să vă viziteze în curând pentru informații suplimentare. Alo, alo! După un timp, Georgescu șopti. Cineva apasă clanța. Ușa e încuiată? Da. Puneți lanțul de siguranță și încercați să nu faceți apoplexie. Se auzi răpași grăbiți, un zgomot metalic și inginerul reveni la aparat. L-am pus. Unde dă fereastra? În stradă, chiar deasupra intărării. Geamul din cealaltă odaie dă în curtea interioară. Închideți-le și lăsați jaluzelele. Alo! Dacă vă telefonează, pretextați că e o femeie la dumneavoastră și nu puteți primi pe nimeni. Precizați că în jumătate de oră veți coborâ în hol. Sosesc în câteva minute. Închise. Paul, trebuie să plec. Șoferul oftă. Dumneavoastră știți mai bine. Trebuie să plec, Paul. S-a întâmplat ceva foarte, foarte grav. Nimic nu este foarte grav, nu v-ați dat seama? Încă o dată îți mulțumesc pentru totul. Ești un om minunat. Italienii spun că cei care nu mor se mai întâlnesc. Îi strânse mâna și se precipită pe scări. Ajunsă în stradă, sărim primul taximetru. Hotel Paradis, drumul cel mai scurt. Ceasul de la bordul mașinii indica miezul nopții. Peste 20 de minute se afla în fața hotelului. Se uită prin fereastra largă. În afară de personalul obișnuit și două animatoare care trâncăneau cu barmanul, nu se afla nimeni în hol. Intră. Fata de la recepție își pregăti zâmbetul de serviciu. Puteți să-mi dați o informație? Zâmbetul de serviciu se lăți împrumutând o nuanță de echivoc. Depinde ce vă interesează. Aveam o întâlnire cu un domn cu sprâncene groase, da, a plecat acum cinci minute." Minerva își pocni palmele. Ah, n-a mai avut răbdare să aștepte. În fond, de ce râdeți?" Întrebă contrariată. Mi se pare nostim că domnul cu sprânce negroase s-a interesat despre dumneavoastră cam în același fel." Adică?" A întrebat de madam, precizând că este o brună subțire cu breton și... Bineînțeles, am auzit fără să vreau. Sunt convinsă a urcat." Nu, a urcat indivizii care îl însoțeau." Spun indivizi pentru că, scuzați-mi, remarca. Aveau niște mutre cam suspecte. Colaboratorii, Robert și îngerașul. Poate am norocul să-i întâlnesc sus. Exclus? Au plecat toți trei. Mulțumesc, domnișoară. Urcă în cameră, răsturnă telefonul de pe noptieră și desprinsă capacul. Pașaportul dispăruse. În hol, fata de la recepție îi zâmbi superb. Cred că o face da dracului. Știe că mă enervează ieși în stradă, făcut doar câțiva pași. Focuri de armă răsunară din spate și Minerva se prăbuși pe trotuar. Capitolul 14. Nedumeririle locotenentului Dobrescu Când deduc o ochii de el, Dabu tresări, își ascunse repede privirea sub ploapele bătrâne și cu pași moi, neauziți, îl conduse printr-un hol întunecos. Domnul arhitectie e pe terasă, Dobrescu mă zgăli ceva pe o bucată de hârtie. Caută-mă mâine dimineață la numărul ăsta. Dabu -um mormăi ceva afirmativ și dispărut opindu-se nesimțit ca o umbră. Radian răsfoia niște reviste de specialitate străine. Nu păru deloc surprins de vizita locotenentului. Salutându-l amical cu două degete duse la tâmplă, îl invită să ia loc bătu palma peste o pagină ilustrată, un dormitor palisandru probabil, cu perdele somtuase, bonfam din tafta roșie și comenta amuzat. Ce fleacuri de bun gust! Nu stați jos?" Îi indică un fotoliu de pai și trase mai aproape măsuța volantă. Pe o tavă lungă de cristal negru erau rânduite pahare, sticle de băutură, un vas mic de argint cu gheață. Whisky, campari, coniac, Dobrescu clătină din cap, fără ipocrizie. Îi era sete, fusese o zi deosebit de călduroasă și numai gândul alcoolului îi făcea greață. Puțin sifon. Sorbind din pahar, admiră priveliștea. De la etajul 10, Bucureștiul părea un joc de cuburi. Se amuză câteva clipe, încercând să identifice clădirile înalte. Când întoarse capul, întâlni privirea fixă a arhitectului. Îl observa fără sfială și în ochii negri, locotenentul desluși un licăr sarcastic. Mi se pare că prezența mea vă distrează. Infinit, declară Radian, e un spectacol deosebit să urmărești pe cineva care trebuie să abordeze o problemă stânjenitoare. Dumneavoastră, domnule procuror, vă aflați într-o astfel de situație. Mă înșel? Nu vă înșelați, oftă Dobrescu. Arhitectul zâmbi. Să-i dăm drumul atunci, după aceea putem trece la chestiuni mai agreabile, mai apropiate de adevăratele dumneavoastră preocupări. Ce face rapidul, duminică de pildă? Locotenentul își aprins o țigare și trase câteva fumuri. Radian își turnă două degete de whisky și amestecă gheața cu o linguriță lungă. Avea mâini deosebit de frumoase. O fulguială ușoară de păr negru îi umbrea falangele. Domnule arhitect, începu locotenentul acuzând Jena, vă deranjez într-o chestiune, pf, în sfârșit, o problemă de ajuns de spinoasă. Este vorba despre accidentul dumneavoastră. Radiană își încrunta abia vizibil sprâncenele. V-am spus cândva că detez menajamentele, falsa delicatețe. Ei bine, în noaptea petrecută la mănăstirea domniței, cu totul întâmplător, un colț al păturii se desprinsese la fereastră, v-am văzut în picioare în mijlocul odăii, adăugă accentuând, departe de cărucior. Apreciez la justa lui valoare acel cu totul întâmplător, declară Radian cu o ironie groasă. Mai apreciez și manierele dumneavoastră. Sunteți o persoană surprinzător de bine crescută. Mă întreb dacă este o însușire de brasle, ori pur și simplu am avut noroc. Dumneavoastră cum v-ar conveni?" Arhitectul îl privi iute. Nu încerca să-și ascundă enervarea. Aș putea ști ce legătură au picioarele mele cu moartea profesorului și a Elenei Dimitriu?" Dobrescu puse paharul cu sifon pe masă. Sunteți un om inteligent. Ai zice o inteligență care depășește media." acordați în favoarea de a nu mă confunda cu imbecilul de Popescu," îl întrerupse brutal Radian. complimentele îmi repugnă," Era o simplă constatare. Dar dacă vă deranjează, sunt gata să retractez. Mă refeream la faptul că asociația e limpede. În faza inițială, din punct de vedere al subiectului criminal, dumneavoastră erați exclus din cauză. Modalitatea de comitere a celor două asasinate presupune acțiuni violente. Cu alte cuvinte, am devenit suspect. Suspectă se relevă și infirmitatea mea pe care probabil o considerați simulată. A spus punctul pe ei. Adică, de doi ani încoace duc o viață nemernică numai pentru a vă induce pe dumneavoastră în eroare în contextul unor crime pe care le preconizam. În materie de premeditare, istoria criminalisticii cunoaște performanțe prodigioase. Nu credeți, totuși, apropo de aprecieri, că aș fi putut găsi ceva mai inteligent? Locotenentul se strânse în fotoliu. Regret că v-ați enervat, domnule arhitect. Eu nu vă acuz scontând pe bunăvoința dumneavoastră, am venit să-l limpezim un amănunt. Trebuie să recunoașteți cel puțin ciudat. De ce ați aștepta până azi? Sunteți atât de susceptibil. Mă întrebam cum să vă abordez. Aha! exclamă Radian. Lăsă capul în jos, trăgând nervos de ciucurii pledului care îi acoperea genunchii, apoi își ridică brusc privirea. Aveți pretenția să vă cred? Nu, și Dobrescu zâmbi, zâmbetul dezarmant care o irita pe Minerva încă de când îi era elev, zâmbe de sugaci precoce. Radian rămas o clipă de concertat, șopti mecanic. Așa, așa, da, în fond, nu văd de ce nu v-aș satisface curiozitatea. Își aruncă ochii peste balustrada balconului. De jos, din adâncul celor zece etaje, străbăteau zgomote vagi, Încerc să-mi înfrâng boala. Am plecat de la premisa că nu există nicio leziune, totul e legat de o idee nocivă, de autosugestie. Mi-am propus să-mi înving ideea, acționând în sens contrar, înfiripând, alimentând, educând un alt concept, acela că voi putea să mă ridic, cu condiția să o vreau. Să o vreau cu adevărat. De luni de zile fac asta. Vreau din adâncul sufletului. Adăugă, în surdină, cu eforturi care aproape mă ucid atunci noaptea la mănăstire, izbutisem pentru prima oară. Din nefericire, nu eram prea departe de cărucior, 75 de centimetri. Râse amar, sunt arhitect, puteți să mă credeți. Mi se pare straniu ca prima bucurie de doi ani încoace să fi genera suspiciunile dumneavoastră. Locotenentul păru impresionat întrebă cu o voce nesigură. Nu înțeleg de ce vă ferați de ceilalți. Atâta mister! Radian își zvârli capul pe spate, ochii întunecați, sclipiră sălbatic. După opinia dumneavoastră, cum ar fi trebuit să procedez? Să evoluez în văzul tuturor cu spectatori amatori de senzațional punând pariuri. Se ridică, ba nu, cade, copă cel tată! eventual un popescu spiritual care să strige bis în aplauzele asistenței și de ce nu pictorul grăbit să mă imortalizeze biblic minunea sfântului radian comisă într-o pădure de cactuși. Dobrescu își trecu palma peste bărbia moale, întrebându-se unde și cât mințea. Dimineața găsise în arhivele ministerului dosarul arhitectului Liviu Radian. Dăduse astfel răspuns întrebării care îl chinuia de la prima lor întâlnire unde l-am cunoscut. Cinci ani în urmă, cu ocazia unei excursii în străinătate, Radian fusese acolo de o agenție de spionaj. Întors în țară, făcuse o vizită organelor securității, mărturisind totul. Locotenentul parcursese întâmplător declarațiile cu prilejul altei acțiuni. Privise îndelung fotografia. Chipul masculin, cu trăsături puternice, îi se întipărise în memorie. De aici, sentimentul că l-ar fi cunoscut cândva. În cursul dimineții intrase în arhivă, încercase o satisfacție uriașă, tot sângele ei se urcase în obraj, păcat că nu fusese și Minerva de față, o pistă nouă, nebănuită. Acum, când entuziasmul i se mai domolise, încerca să descifreze jocul arhitectului, un renghi rafinat. Visăte te denunți, apoi camuflat în spatele recentei pocăinți, acționezi nestingerit. Manevra era riscantă, ținea de un aventurism spectaculos. Dar dacă... Dacă se ciocnise pur și simplu de o coincidență infernală, cel mai absurd concurs de împrejurări, o farsă idioată a întâmplării. Ce ascunde omul ăsta? Căută răspunsul în ochii arhitectului. Străluceau vâlvătăi întunecate, făclimute, pârjolind obrazul încremenit. După plecarea lui Dobrescu, arhitectul îl trimise pe bătrân să facă cumpărături. Dabu mormăi, ca de obicei ceva neînțeles, strecurându-se în odaia lui. Ridică salteaua și, vârându-și de de mâna până la subsiori, scoase un portofel burdușit din pânză cadrilată. În hol îl opri glasul iritat al lui Radian. Încă n-ai plecat? Ce dracu te moș atâta!" Bătrânul ridică din umeri și ieși. Auzi pe cineva urcând scările. Pașii erau însoțiți de un zgomot metalic. Pe ultimele trepte apăru gâfâind, lac de sudoare, un individ scund și oacheș. Rostogola sub pălăria ploștită cu o dâră lată de murdărie între panglică și bor, ochii negri cu cornea foarte galbenă. În spinare era un morman de cratiți și oale noi, roșii și albastre. Își împinse pălăria pe ceafă. Să mâna, conașule, ni vechi aveți? și propuse trocul, făcând să zornei cu câteva convulsii de șale fierăria din spinare. Cei pe mine și în ladă!" mormăi Dabu. Vira țigane!" Oacheșul se uită urât și se zbor și la bătrân, scuipându-i lat lângă pantof. ha o șosina sol? Mă păduc chiosule, de ce ești rău?" Dabu îl privi pieziș. Ia vin coa! mi se pare că tot mai am câte ceva." și-și duse mâna la buzunar căutându-și cheile. Încântat, celălalt își uită supărarea și făcu să-i sticlească dinții. Să mâna, domn primare, te-am simțit eu că ești barosan." Nu și spravi râsul. Pumnul lui Dabu țâșni din buzunar. Omul simți colții boxului înfingându-se în bărbie și începu să alunece ușor, ștergând peretele. Cu mișcări iuți, îndemânate bătrânul îl trase în apartament. Îi dezbrăcă haina, schimbând conținutul buzunarelor, își trase pălăria veche pe ochi și, încărcând în spinare marfa țiganului, ieși închizând în ușa fără zgomot. Bătrânul privi jur împrejur, apoi se amestecă în furnicarul de lume. Mergea încet, cu pași târșiți, la primul colț abandonă bulevardul aglomerat, încercând să-și piardă urma într-un păienjeniș de străduțe singuratice. Intră într-o curte îngustă cu gardul Povârnit și începu început să strige cântat, nu prea tare: hainii vechi, ghidii vechi, lucruri vechi cumpăr! Așteptă un timp, fără să se deschidă nicio fereastră, fără să apară nimeni. Aruncă o privire spre perdelele ieftine din ațică, apoi merse mai departe în ogrăzile vecine. Își plecă scurt umărul, lăsând josualele, apoi părăsire pe de curtea. Urcă în tramvaiul 12 și coborâ la gară cercetă mersul trenurilor îmbrâncit de mulțimea care traversa holul. Simți că îl bate cineva pe umăr. Poți să să-ți fiu de folos? Dabu se întoarse moale. Cu mâinile în buzunară, locotenentul Dobrescu zâmbea. Capitolul 15. Minerva Tutovan nu folosește revolver. Agresorul se afla la volanul unui Peugeot albastru care se depărta în mare viteză. Pe strada pustie, în pușcăturile păreau să fi rămas fără ecou. Doar la o mansardă niște perdele se mișcară ușor. Atât. Încolo, cartierul continua să jurume liniștea. Și totuși, Minerva simțea sub calmul aparent convulsiile tensiunii. Alerta! Ca un șuvoi lichid luptând zbuciumat să spargă poșghița subțire de sticlă, impecabilă, netedă. Minerva auzise adeseori, iar parizienii gâdilați acreditează aceeași idee, Că pe francezi nu-i surprinde nimic. Reflectă că afirmația se referă, desigur, la fenomenul stradă și nu este lipsită de temei. Când anual suporți capricile a milioane de turiști care îți invadează bulevardele, muzeele și magazinele, desigur, aspectele fisticii își pierd din inedit. Totuși, a luat niște împușcături drept sâmburi de caisă să sparți cu o cărămidă, undeva pe bordura trotuarului, însemna să forțezi puțin nota. Inginerul Georgescu se apropie în fugă. Cei, ce, ce s-a întâmplat? Nimic, făcu Minerva ridicându-se. Băieții s-au jucat nițel cu praștia. M-au confundat pe semne cu o vrăbiuță. Se îngroașă gluma. Nu credeți că ar trebui anunțată poliția? Poftim? Scuzați-mă, mă, mă gândeam la altceva. Poliția? Puteți fi sigur că nu ne-a scăpat din ochi o singură clipă. Da, mă rog, asta e altă poveste. Ce ați făcut azi noapte? V-am așteptat două ore în fața cabaretului. Îmi pare rău. Omul cu sprâncene groase a intrat pe ușa de serviciu și tău pe acolo a ieșit. Evident m-am luat după el. Foarte bine și... Întâi m-a plimbat prin vreo trei-patru cârciumi. Cina la Coșon d'Or, înghețata în dragstorul din Champs-Élysées, cafeaua într-un bar din Montparnasse. În cele din urmă a intrat la cazinou iar spre dimineața a luat din nou boatele la rând. Suferă probabil de nomadism sau căuta pe cineva. Nu mi-a făcut impresia. Abia la consierjerii părea că acordă oarecare atenție celor din jur. Așa e, v-ați descurcat excelent. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. Eu știu. Hmm? Să acceptați în prima seară liberă, îndată ce ajungem acasă, o invitație la Atene palas N-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Detest flirturile și n-am pasiuni de colecționar într-un anumit sens. Este prima invitație pe care o fac unei femei. Minerva intră subit în panică. Îl măsură printre gene. În ochii inginerului stăruiau lumini ciudate, două duminici în miniatură. Tu, drace! Dacă află de trebușoara asta o anumită persoană care vânează efecte literare ieftine, m-a mars. Își potrivi zâmbetul de sărbătoare, inginerul păli. Vie rău? Nu, mă rog sunteți foarte amabil. Desigur, dacă n-am să pot eu, și era sigură că n-are să poată, îl deleg pe locotenentul Dobrescu. Schimbă discuția. Ați încheiat contractele? Plaspigal îl prinse într-un clește de lumini și zgomote. Trecură pe lângă chioșcul de sticlă al unei ghicitoare din gips care îți comunica viitorul pe un cartonaș gata tipărit, cum îi venea rândul ca pe vremuri papagalicul din obor și matache măcelarul. Intrară într-un bristro. Minerva comandă sol de melci și salată de anghinare. Erau infecte, dar nu înțelegea de ce adică ar mânca la Paris fleică și pârjoale. Fără să fie gurmandă, avea o curiozitate lacumă pentru preparatele exotice, chiar dacă ulterior încerca tulburări vagi. De altfel, pretindea ea, pe omul îl cunoști după pijama, coș de gunoi și preferințele gastronomice. Inginerul ceru un ceai, nu mânca seara. În fața cafelei, un expreso bien sere, tare, deasă, două degete de lichid, încercă să analizeze situația din toate unghiurile. Sorbi ultima picătură. Trebuia acționat imediat. Ridicându-se de la masă, conchise că dacă materialul nu va fi recuperat în seara aceea, nu va mai fi recuperat niciodată îi comunică inginerului concluzia și, înregistrând cu o crispare reflexă zâmbetul casieriței, părăsiră bistroul. Ochii verzi ai de aur clipeau un bietor. Ce am de făcut?" se interesă Georgescu. Umflați-vă pectoralii și aruncați priviri furioase barmanului. Nu exagerați însă. N-aș vrea să leșine înainte de a-mi spune câte ceva." Localul era aproape plin. Mesele cu margini fosforescente desenau cercuri reci, bizare, în semi discret. Un reflector puternic cădea pe ringul de dans unde evoluau șase cadâne într-un ucigător de lent, dans du ventre. Rezemați de perete, câțiva indivizi cu bratele încrucișate mestecau chewing -gum. Minerva se apropie de bar. Mexicanul agita discret un shaker. Mișcările erau atât de elegante încât îți venea să crezi că omul se simte în fața unui aparat de filmat. Bună, Pedro! Soarme, vă! Rămase cu gura între deschisă. O recunoscuse. Printr-o metamorfoză rapidă, împrumută trasătorilor expresia sa obișnuită, profesională. Scuzați-mă, madam, întunericul! Cu ce vă putem servi? Lasă teatru, Pedro, nu te avantajează, ești un actor prost. Desigur, seniora glumește. Ridică mâna. Te avertizez că la prima mișcare mă indispun. Zâmbește, Pedro, zâmbește. Băieții pot să creadă că am de gând să te mănânc. Și n-am de gând, sunt o femeie gingașă. O, oh, am înțeles. Seniora are amabilitatea să mă confunde. Încercă din nou să strecoară degetele sub teșghea. Ridică mâna, Pedro, și roagă-te Dumnezeului tău să nu mi se întâmple nimic. E singura ta șansă. Îl cunoști pe Pierre?" Care din ei cunosc atâția? Evadatul. Parmanul își încruntă sprâncenele. Parcă am auzit câte ceva. Dar despre gorila. Vă asigur că mai nimic. Dacă nu ești cu minte, ai să auzi foarte multe. Amândoi sunt tare curioși să afle cine a vândut pontul lui Robert. Santa Madonna! De unde să știu eu? Minerva a avut un de plictiseală. le a spus că vin să stau de vorbă cu tine. Presupunând că mi se întâmplă ceva, pierde, găsește și în gaură de șarpe, înțelegi? Încep să înțeleg, seniora. În sfârșit, dă-mi un stein ai gărmic. Ropote de aplauze salutară apariția lui Mademoiselle Daisy. Drapată în togă, cu un ulcior de corint pe cap, femeia executa un număr de striptease cu aricarii pretenții de bun gust. Lumina se reduse la un singur spot albastru concentrat. Daisy scoase din ulcior un tul de nylon enorm cu reflexe de fi și ringul se transformă într-o cadă de spumă, își aruncă toga și intră grațioasă în apă. Totul era executat cu o măestrie surprinzătoare și nu surâdea. Minerva observă că barmanul turnase băutura cu o lipsă de îndemânare suspectă. Mirosi paharul și îl întinse. Bea, sunteți foarte generoasă, senioră! Bea, Pedro!" Dacă seniora insistă, am să beau, deși nu obișnuiesc. Apucă paharul cu o expresie de sacrificiu amar și îl lăsă să-i cadă din mână. O, oh, s-a spart! Asta înseamnă că seniora nu mi l-a oferit din toată inima. Tss, ce era înăuntru? Steiniger, O băutură nemțească tare! Nemții se pricep la alcooluri și la chimie, sugeră Minerva. Tot ce se poate, ce anură? Dacă seniora mi îngăduie, aș putea o asigura că n-am ucis în viața mea. Atunci... Probabil, din greșeală, firește, am scăpat înăuntru un somnifer inofensiv. Ești candid, mon petit. Nu, faci meserie. Pier și gorila abia așteaptă să te încredințeze de treaba asta. Sunt niște monsenie foarte amabil. Că despre îngerașul sau n-ai auzit de el? Bufnița de aur e un cabare select, seniora. Pe aici n-au ce căuta îngerașii. Cu cât ai vândut pontul lui Robert? Pont? Santa Madonna, ce înseamnă pont? Când oferi viața unui copan pentru câteva sute de franci. Parcă încep să-ți amintești, nu-i așa? Eram de față. S-ar putea să-i povestezi lui Piercine, i-a încurcat socotelile. Dacă nu ies de aici, va înțelege singur. Mexicanul medită câteva clipe. Ochii lui nu-i părăseau chipul Minervei. Șopti. Cât? ce lipsă de gust, băiete? Nu fac șantaj, un schimb de informații. Vă stau la dispoziție. Până una alta, aș vrea să știu de ce ai încercat să măsluiești băutura. Eu? Sau cine te-a sfătuit? Credeți-mă, seniora, era un somnifer. Pe onoarea mea. O onoare! asta e gluma cea mai bună pe care am auzit-o la Paris. În sfârșit, de ce mi l-ai dat? Ca să câștig timp, test hotărârile pripite. Iar eu improvizațiile, deci, fii, te rog foarte atent. Cine-i tipul cu sprâncene negroase pentru care ai încasat alte 200 de franci ca să-i comunici întâlnirea de la consierjerii? N-am idee, seniora. Ieri l-am văzut pentru prima oară în viață. Minerva riscă. Și pe îngerașul tot o singură dată în viață l-ai văzut? Pedro servi comanda unui chelner, apoi se întoarse. La urma urmei, dacă mi este îngăduit, aș putea să întreb cine mă asigură că nu va trimis chiar el. Cu ce scop? ca să-mi probeze fidelitatea. E o vreme încoace. Circulă zvonul nesănătos că aș fi deprins prost obicei să ciripesc de dragul banilor. Clipi și ret adăugând. Vă dați seama, seniora, ce lucruri urâte se pot spune pe seama unui om ca mine? A? Minerva îl privi din ochi. Vorbi rar. Dispun de o singură dovadă. E suficient să fac un semn pentru ca în cinci minute pier și gorila să fie aici. Îl vezi pe tipul de acolo? Unde te uiți? La cât turnul e fel, îl indică pe Georgescu, care, surprinzându-le privirile, zâmbi ridicându-se ușor. E omul lor! Doar gândul unei discuții amicale cu persoana care l-a avertizat pe Robert îl face să creadă că viața e frumoasă. Pedro luă un pahar de subteșghea și îl bău dintr-o suflare, apoi se închină sărutând superstițios Madonna de Aur ce i târna la gât. Ce anume vă interesează? Unde l pot găsi pe îngerașul? Pedro șopti aproape fără să-și miște buzele. Evitați barul Lemfer. E un local de ochiat frecventat de îngerii morții. Minerva se ridică. Seniora, ați uitat să-mi achitați Steinharul? Da, cât face? 200 de franci, vi s-ar părea prea mult? Dibuiră barul Lemfer pe o stradă întunecoasă din Montmartre. Localul, ostentativ original, îi se părumi nervei neserios și ilar. În cazanul uriaș din mijlocul ringului erau aruncați consumatorii care refuzau farmecele câtorva demonițe de culoare. Din cazan ieșau flăcări și fum, un truc de mare efect, fără consecințe vestimentare. Scheletele agățate pe pereți își mișcau în permanență membrele. Un zgomot de nuci vârâte într-un sac. Orchestra de negri, îmbrăcați în verde fosforescent, urla fără întrerupere. Minerva îl văzu pe îngerașul, bând singur la o masă. Atinse brațul inginerului cu o exclamație de mulțumire. Splendid! Mi-a fost teamă că Pedro a mințit. Înapoiați-vă în stradă și angajați un taxi. În maximum 10 minute vin și eu. Rupse apoi o foaie din bloc noteți și scrise citeți. Credeai că ai scăpat de mine? Condoleanțe pentru pierderea amicului Loran. Presim că din exces de prietenie ești un îngeraș fidel și simțitor. O vei lua curând, curând pe urmele lui." Împături biletul și-l mână unei picolițe împreună cu o bagnotă. Dul, te rog peste cinci minute, domnului, care stă singur la masa din colț. spune că-i din partea doamnei cu breton." Se retrase ascunzându-se în spatele unei draperii din apropierea telefonului. Câteva minute mai târziu, îngerașul ridică receptorul, formând un număr. Nu-i răspunse nimeni. Impacientat, părăsi localul în mare grabă. Pe joul îngerașului frână în fața unei vile întunecate din Montreuil. Ocoli clădirea și deschise o ușă mică ce dădea înspre parc. Curând, parterul fu inundat de lumină. Minerva și Georgescu parcurseră același drum, ajungând într-un living grumuriaș, decorat atât de spectaculos încât te puteai crede la Hollywood. Auzind pași, se refugiară într-un oficiu îngust. Îngerașul coboru scara interioară în jurând, cercetă odăile de la parter, apoi nedumerit părăsi vila. Un zgomot ușor le atrase atenția. Cineva introducea cheia în broasca de la intrare. Deci ne-am înțeles, șopti Minerva. Treceți alături și... Știu, o întrerupse inginerul surâzând, fără inițiative proprii. Răsturnat în fotoliu, Minerva își căută o poziție mai comodă și apăsă pe comutatorul lămpii de birou, exact când domnul Loran, în smoking și pantaloni reiați, ului de lumina care se aprindea singură, a în prag. Tu? Bună seara, monșu! Ce cauți aici?" M-am gândit să răspund vizitei pe care ai avut amabilitatea să mi-o faci la hotel." Așa cere eticheta, pretinde bunica mea din Zambia. Înainte de trei zile n-a înapoi vizita." Ce cauți aici? Pașaportul!" Omul cu sprâncene groase aruncă o privire iute, reflexă în direcția seifului. Mă plictisam așteptându-te și m-am uitat nițel în pușculița dumitale. Improviză Minerva. Ador amintirile de familie. Apropo, ar trebui să-ți procuri o casă de bani ca lume. Cu mâinile la spate, domnul Loran se rezemă de o consolă regens. Minerva-i sesiză intenția. Stinse lumina și se aruncă într-o parte. Două detunături sfredeliră în tunericul compact, pășind în vârful picioarelor, se ascunse în spatele draperiei. Se auzi zgomotul unui geam făcut săndări. Bravo, Georgescu! îl felicită în gând Minerva. Loran, izbindu-se de mobile, alergă în camera alăturată, observă fereastra deschisă, plină de cioburi, și se aplecă în afară încercând să străpungă în tunericul. Se întoarce după câteva clipe în living room bombănind cumplit în argou aprinse lustra, potrivi o cheie în seif și începu să scotocească febril printre hârtii. Deodată, în cremeni. Cineva în spatele lui râdea. Se răsuci fulgerător, văzu brațul ridicat al minervei și un jet fierbinte iute, cumplit de dureros îi arse ochii. Cu un răcnet căzu în genunchi. Georgescu apăru în prag, contempla muțit tabloul apoi, culese revolverul, smulse cordonul draperiei și în câteva minute domnul Loran zăcea imobilizat pe parchet. Când te gândești, râse Minerva, piper, sare, arde iute. Clis m-a costat șapte lei optzeci la centrofarmul din calea Victoriei. Colaboratorul meu, locotenentul Dobrescu, se uita câși. Mă întreb ce-o fi crezut. În genunchiul încă domnul Loran și sub privirea stupefiată a inginerului, îi puse o compresă de apă rece pe ochi. Gestul îi aminti cumva de condamnatul la scaunul electric, care solicitase înainte de ceremonie o pedicură. Deschise seiful. Într-o cutie de piele roșie găsi două microfilme. Cercetând fotogramele, Minerva încruntă ușor sprâncenele. Începea să înțeleagă. Recapitulă evenimentele petrecute la Paris și zâmbi. Hmm, diabolică treabă! Cine e expeditorul? A, am uitat, răspunse indiferent Laurent. Ceva în glasul lui o făcu atentă. Tonalitatea particulară a ultimului atu, a armei camuflate pe care încep să o simți cu vârful degetului, a complice lui oportun și avertizat, despre care te aștept să deschidă ușa în orice clipă. Trebuie să mai vină cineva băiețaș? Poliția, rânji Lorang. Pasta o chem eu. Minerva lua cartea de telefon. Răsfoi apoi, formă un număr. Poliția, notați-vă rog. Vila domnului Laurent, Banlieu. Cu adevărat amabil, nu vă dezmințiți. Puse receptorul în furcă și se trânti în fotoliu. Totul era cât se poate de amuzant. Sunt foarte curios cum o să le explicați prezența voastră în această vilă și mai ales ce căutați aici. Unul din păcatele dumitale, Montpetit, este că habar n-ai pe ce lume trăiești. În timpul detențiunii, ani frumușei prin închisorile din sud, a acordă oarecare atenție dreptului internațional contemporan. Poți găsi acolo noțiuni interesante despre infracțiunile internaționale comise de particulari. Ceea ce ai făcut dumneata este o trebușoară pentru care unii mai expeditivi recomandă scaunul electric. Mmm, scrâșnii reproductibil Lorang. De ce te consum, drăguță? Au feștilit-o ei până la urmă al Capon, Dillinger. Și ăștia erau cineva în meseria voastră mi amintesc de o apreciere pe care am făcut-o la prima noastră întâlnire în vila din Sacre Chior. Mărturiseam atunci că ești un tip infatuat. Acum poți să completezi fără riscul de a mă înșela. Și găgăuță. Așa explică pe undeva rolul dumitale într-o afacere de asemenea învergură. Nu, mai un găgăuță îngânfat n-ar pricepe de la bun început că nu el este rezidentul rețelei, ci omul de paie sorti să asigure acoperirea. Ce?" Imaginează-ți, mon Ți-au încredințat personajul pentru aspectul dumitale exterior. Sprâncene groase, timbru baritonal, aliura agresivă. Cam așa trebuie să arate o hârtie de prins muște. Se auziră bătăi în Polis! Patru bărbați pătrunseră în living room. Minerva zâmbi amabil. N-ați întârziat deloc! Întinse mâna unuia dintre ei. Ce mai faci, mon colonel? Șoferul Paul Mercantie, fără să pară deloc surprins, își scoase pălăria și sărută galant degetele Minervei. Minerva aluneca pe culoarul lungust În urma ei, inginerul încerca să pășească fără zgomot. Regăsi cutia de chibrituri strivită care îi semnalase prezența la prima vizită în vilă, lângă ușa cu lambriurile crăpate. Pătrunseră în odaie. O clipă, Minerva vrut să aprindă lumina, dar se răzgândi. Mai mult ghici conturul canapelei din vecinătatea măsuței cu băuturi, pe care domnul Loran desfăcuse mânerul valizei. Se apropie de antablamentul care i-a trăsese atenția. Aici! Uitați-vă la trâmbiță!" Georgescu se urcă pe un scaun și a lanterna. Cercetă goarna, întârzind cu degetele în spatele buzei de gips. Ați avut dreptate!" spuse coborând. O privi în ochi. Nu vi se întâmplă niciodată să greșiți. Minerva își scărpină bretonul. Nu mai mult de 17 ori pe zi. În viață tot secretul e să ai simțul proporțiilor. Omul sări din mașină, intră în vilă, reveni după zece minute, urcă la volan și demară furtunos. Minerva-i făcut semn șoferului să pornească. Nu-l scăpa din ochi. Depășiră Montmartre cu străzile lui înguste și întortocheate, Apoi luvră traversând Sena prin Pont du carusel, Necunoscutul parcă pe o alee dosnică intrând val vârtej, într-un imobil pe al cărui frontispiciu o firmă modestă avertiza, întreprinderea TEX. Iată-ne la capătul drumului, declară Minerva. Inginerul o privi mirat. Așa de repede? Slavă Domnului. Întins o carte de vizită. O ultimă rugăminte. Telefonați la numărul ăsta și comunicați-i colonelului Daladin că îl aștept. Îi explicați unde să aducă și niște oameni. Inginerul zâmbit trist. Trebuie să mă consider concediat? Minerva a început să râdă. M-ați ajutat enorm. Nici nu bănuiți ce servicii ne-ați adus. Nu putem însă profita de dumneavoastră la infinit. Lăsați asta. Îi lobrusc mâna și o sărută. Îmi mențin invitația la Atene Palas sări din mașină și dispăru după primul colț. Minerva rămase cu gura căscată, își aminti de recomandarea constantă făcută locotenentului Dobrescu și o închise repede. Dobni? Omul era solid, cu o privire bănuitoare, purta uniformă vișinie, fără exces de zorzoane. Hmm, reflectă Minerva, nu e ăsta portar cum nu sunt eu și herezada. Colonelul Daladin, po pocnit din degete peste umăr și un agent mustăcios cu ochi blajini se postă în spatele individului. Ce? Nu îți bate capul, bătrâne?" zâmbi agentul. Lasă să spriască biftecul!" Minerva și Daladin, urma de ceilalți oameni din echipă, pătrunseră într-un hol spațios. În spatele unui perete de sticlă, o femeie de vreo 40 de ani, tipul clasic al secretarei serioase de vârstă mijlocie, nota ceva într-un registru. Când îi văzu, buzele îi se crispară imperceptibil și reflex puse mâna pe receptor. Nu reuși să-l ridice. O altă mână, mare, groasă ca o lopată, îi imobiliză degetele. Promți, băieții dumitale, aprecie Minerva. Atinse bratul colonelului, indicându-i cu bărbia o hartă uriașă a Europei. În dreptul câtorva capitale erau fixate beculețe mici, stinse. Nu-mi place instalația. Secretara zâmbi ironic. Tex este o mare întreprindere. Harta precizează centrele unde avem sucursale. Când ne vizitează oaspeți de seamă, le aprindem, face impresie. Cu noi nu e cazul, mormăi Daladin și făcu un semn scurt. Intrară într-un coridor îngust. Deasupra unei uși capitonate în piele roșie strălucea o firmă neagră. Direcțion. Colonelul apăsă brusc pe clanță. Era o anticameră de dimensiuni reduse, obișnuit mobilată. O tânără suplă aranja niște crizanteme într-o glastră japoneze. Deschise gura îngrozită. Da la din duse degetul la buze. Șt! Sugestionată, fata își opri țipătul. Minerva începu să râdă. Nu cunoștea trucul. Părea să aibă vreo 50 de ani, un individuare care, subțire, cu o figură de șoarece. Pe nasul bârligat încălecau o pereche de ochelari modești înrămați în gust în metal. Făcea impresia unui funcționar mărunt pătruns clandestin în biroul directorului său. Pe degetul mic purta un inel urât, gros, cu o piatră grea de greu de identificat. Încăperea, mobilată în stil american somtuos, epata. Cristal, nichel, piele, butoane, multă lumină. Unul din pereți era tapetat cu o mătase de culoare închisă, scoțând în evidență acvariul enorm pești roșii de toate dimensiunile se fățăiau un trafic, neîntrerupt. Directorul întreprinderii Tex își camufla trăsărirea încercând un zâmbet amabil, dar la din îi arătă legitimația. Omul o cercetă cu atenție, apoi o restitui politicos. Își scoase ochelarii, frecându-și ochii. Vă ascult! Am vrea să știm care este profilul activității dumneavoastră. Dar nu e un secret pentru nimeni, se uită semnificativ la Minerva și la ceilalți doi agenți. Să vă deranjați pentru atâta lucru, vă puteam informa telefonic. Dar la din surâse, nu ne-a trecut prin minte. Cred că-ți dai seama, colonele, la ce te expui brun nejustificat liniștea unei persoane onorabile. Am învățat asta la școală și am mai învățat să cântăresc onorabilitatea în procente, deci... Suntem specializați în desfacerea produselor de cosmetică propriu zis intermediem raporturile dintre firmele furnizoare și cele beneficiare. Deschise un dulăpior roșu. Pe câteva rafturi de cristal erau expuse sticle de parfum la dimensiuni de reclamă. Dacă doamna ar vrea să-și aleagă ceva, am fi cântat să-i oferim o amintire. Scoase un flacon romboidal legat cu un șnur gros de aur. Cel mai nou produs al casei, Lori, surâse. O doamnă distinsă nu se poate lipsi de el. Minerva îl privi lung. Tipul e calm, prea calm. Dar la din râse, nitroglicerină? Ai haz, colonele! Se muncește pe aici, nu glumă! Am constatat în toate birourile o activitate febrilă, deși aproape trei dimineața. Plătim bine, își privi ceasul. Vă mai pot fi de folos cu ceva? Vorbiți-ne despre funcționarii dumneavoastră. Dacă nu aveți nimic împotrivă, începeți cu Robert Sage. Sage? Aha, trebuie să-l știți ce naiba. E recepționarul transporturilor speciale. Nu vă amintiți? Are un frate ghid. Și un altul probabil scafandru. E absurd. Minerva a început să se plimbe prin încăpere cu mâinile la spate. Se oprea din când în când privind un tablou, oricât o mobilă, așa cum ar fi procedat într-o expediție. Nu, replică Daladin, a, atunci când este vorba despre oamenii de încredere ai firmei. Robert Sage, îngerașul, domnul Laurent. Directorul textului își ridică sprâncenele. Îngerașul? Asta-i probabil o poreclă. N-am auzit în viața mea de el. Se adresă iritat Minervei. Aveți nevoie de ceva, doamnă? oh, nu vă ocupați de mine, mă descurc singură. Se oprise lângă un tablou cu butoane camuflat de niște cactuși. Apăsa pe câte unul, urmărind fascinată cum de fiecare dată elemente decorative inofensive desconspirau prin declanșarea unor resorturi ascunse un bar, un frigider sau o colecție de nuduri. Grozav, Chicoti, cam filme. Nici despre vila din Sacre Chior n-ați auzit probabil nimic, sugeră colonelul. Directorul cu ochii la Minerva a avut un gest de agasare. Vă sigur că ați fost în drum pe o pistă falsă. Robert Îngerașul Sacre Chior sună poveste cu gangsteri. Nu vă dați seama că la vârsta și situația mea nu te mai ții de asemenea fleacuri? începu să țipe. Sunt indignat, colonele! Îl cunosc pe Girardin, șeful dumitale, și nimic nu mă va ca să-i adresez o plângere." Taladin fu de acord. Sunt convins!" Se aplecă brusc deasupra biroului, dând la o parte un prespapier masiv. Cu asta vă ocupați când am intrat!" Ținea în mână o fotografie. Minerva se aplecă peste umărul lui. Exclamă încântată. Salonul vilei din Sacrechior! Monsenior Laurent Robert Sey și, în mijloc, eu în vizită de curtoazie. Delicios! Putem spera că de asta dată domnul director și-a amintit de funcționarii domniei sale. Se întoarse la tabloul cu butoane. Cum a ajuns fotografia în posesia dumneavoastră? Omul ridică din numeri. Habar n-am! Am, Am găsit-o de dimineață pe birou și tocmai mă întrebam cine mi-o fi lăsat-o și de ce. Hmm, râse colonelul. N-am avut impresia că se intră așa ușor aici. Celule fotoelectrice, colaboratori suspicioși gata să vă avertizeze, la poartă un adevărat diche Berta. O exclamație ușoară a Minervei le întoarse capetele. Apăsase pe un buton albastru și o placă de lemn se deplasase ușor, descoperind un ecran de televiziune uriaș. În imagine a părut silueta unui bărbat. Îngerașul!" remarcă încântată Minerva. Suntem în familie!" L-ai recunoscut, Juve, nu-i așa?" se adresă din agentului rămas lângă ușă. E sadicul din Marsilia." Îngerașul formase un număr de telefon. Minerva luă toate butoanele la rând și un glas inundă încăperea. Robert, patronul a dispărut, e groasă." Asa. Aseară încă mai trăia. Nu fi idiot, încerc din răsputeri. Părerea mea este să te dai la fund." Trânti receptorul și dispăru din imagine. Juvet, Ocupă-te dumneata de problema asta, spuse Daladin, directorul textului și a prins-o havană. Râse încetișor. Cu asta vă închipuiți, probabil că m-ați dat gata. Ce copilărie! Peste câteva ore o să scampiară zâmbetul domnule colonel. Iar m-am menins cu Girardin. De fapt sunt obișnuit. În fiecare dimineață mă trage de urec. Pretinde că asta-i aduce noroc. Te-am avertizat. În sfârșit mi-e profund dezagreabil, dar îmi dau seama că toată povestea... Se poate interpreta greșit. Își lăsă ochii în jos. Nevastă mea, e o femeie frumoasă, tânără, prea tânără pentru mine. Nu mi-am făcut niciodată iluzii, dar credeam, în fine, pentru că am cules-o de pe stradă, mi-am imaginat că am dreptul la recunoștința ei. Ce eroare! Decrată Minerva. Se sprijinise de acvariu, urmărind evoluția peștilor. Ce spuneați? N-a fost recunoscătoare și... Am angajat un detectiv particular care m-a informat că trăiește cu un oarecare Lorang, întâlnirile consumându-se într-o vilă din Sacre Chior. Ca să vezi!" directorul clătina triscapul. N-am vrut să crești, am recurs la instalația asta." Destul de costisitoare!" observă colonelul. Se ridică. Domnule, vă asigur de întreaga mea compasiune. Aș fi în stare să vă ascult vreo 12 ore. Povestiți fermecător." Dar amicul nostru comun Girardin se cam strâmbă când întârzi. Vreau să vă registrele întreprinderii. Directorul îi întinse cheile. Sunt un seif. Dar la timp deschise casa de bani un tip destul de comun. Frunzări printre hârtii câteva minute, apoi renunță. V-am spus? Bătrânul își recăpătase siguranța. Vă pierdeți inutil vremea, suntem o firmă serioasă. Trebuie să mai fie ceva, șopti colonelul. Aici!" exclamă Minerva, încercând să dea la o parte o statuie de bronz lipită de acvariu. Doamna are idei nostrușnice!" observă directorul. La din se apropie. Minervei îi străluceau ochii. Agvariul ăsta nu-mi place. Peștii se văd doar dacă îi privești de sus în jos." Cum, naiba? I-am văzut de la cealaltă extremitate a încăperii." Directorul își căută o poziție mai comodă în fotoliul din spatele biroului. Doamna are halucinații!" Minerva își lăsă colțurile gurii în jos. Posibil, da, vreau să mă conving personal. Îl trase de mânecă pe Daladin. Fii atent, nisipul, pietrișul, vegetația și în general toată poezia asta are o înălțime de 25 de centimetri. Dacă te uiți însă de jos, de, de, sus, bași de seamă că grosimea e falsă. Peștii coboară în realitate mult mai jos. Nu înțeleg. Ei, asta-i! un gest de nerăbdare, apoi și-a că nu vorbește cu Dobrescu. Hai să-l urmărim de sus pe cel cu coada nevantai. De acord. Așa. Acum așează-te pe scaun și privește-l din flanc. Nu mai văd nimic. Firesc, interveni directorul. Vegetația e bogată. Aș, exclamă Minerva. Măcar o picătură de roșu to -se zărea, la un moment dat. nu îl vezi pentru că peștele nuat acum chiar pe fundul acvariului. la din clipides. Și ce-i cu asta? Există bănuiesc un soi de cutie metalică cam 20 de centimetri pe 15, introdusă de-a lungul peretelui de sticlă pe care o camuflează decorul subacvatic. Ajută-mă să dau statuia la o parte. În colțul acvariului o placă mică de metal cu două broaște confirmă presupunerea minervei. Se întoarse triumfătoare spre directorul textului. Ei? Omul zâmbi disprețuitor. Păstrăm acolo fondurile speciale. Cheia, ceru scurt Daladin. Poftim. Din păcate, nu vă poate fi de folos. Minerva îl privi atentă. De ce? După cum observați desigur, există două broaște, rânji. N-am acces decât la una. Și la cealaltă? Asociatul meu, Poi, mâine se întoarce de la Bruxelles. Micul seif a fost astfel conceput încât să nu poată fi deschis decât în prezența ambilor. Aveți încredere unul în altul, nu glumă, ei? Tip onorabil. În afaceri nu poți miza decât pe tine însuți, afirmă sentențios bătrânul. Natural, încercați, totuși poate să deschide. Mă rog! Directorul se apropie liniștit de acvariu și introduce cheia pe rând în ambele orificii, fără niciun rezultat. Sunteți mulțumiți? Nu, interveni Minerva. De ce lucrați cu mâna stângă? E nefiresc! Asta-i bună! De ce cu stânga? De ce cu stânga? Repetă Minerva privind intens mâinile bătrânului. Încercați și cu dreapta. Dar la din surâse. Nu puteți refuza o doamnă. Directorul ridică din numeri, întinse mâna spre Seif cu o mișcare ciudată, parcă înțepenită. Acum știu, exclamă Minerva. Încă un truc, a întors piatra inelului spre palmă. Te la pun început, mi s-a părut ciudată, un magnet, nu? Cele două broaște sunt prea apropiate, exact distanța dintre index și degetul lui mic. Introduc în cheia în prima broască, magnetul acționează asupra unor lamele extrem de sensibile din cea de-a doua broască. Ambele mecanisme se declanșează simultan. Pariez pe ce vreți că nu mă înșel. Colonelul se întoarse. Ce părere aveți, domnule director? Caseta era lungă, despărțită în compartimente corespunzătoare diverselor țări indicate pe cartonașe verzi. Minerva întinse mâna, îi tremura ușor. Lotubul tubul mic, câteva microfilme și cele două mânere de valiză. Astea mă interesează pe mine, colonele. Lorena e un local celebru în Paris. Aici a scris Balzac, faimoasele în perdu. Era opt seara, ora cinei, ora sacră pentru toți francezii. Minerva se miră încă o dată, raportând porțiile imense de mâncare la siluetele înfometate. Raport invers proporțional. Un chelner, al patrulea, întinse colonelului Daladin pe fundul paharului o mostră de vin dintr-o sticlă abia desfăcută. Colonelul îl gustă cu aerul acela de mare competență pe care bărbații sunt incapabili să-l ascundă și înclină ușor capul. Cum vine asta? întrebă Minerva. Nu e prea politicos. La noi, zâmbi Daladin, vinul îl încearcă cel despre care se presupune că este mai bun cunoscător. În consecință se oferă întâi bărbatului, apoi femeii, celui mai vârstnic, apoi tânărului. Ce ai ales? Zacusca la zingara. În fond, reflectă, e stupid să mă întorc cu ceaiul de mentă la București. Dar la din și-a prins o țigare. Avea o privire fixă care nu părăsea nicio clipă chipul Minervei. Se uite la mine ca la televizor. Apoi, întrebă colonelul, Minerva a tras adânc aer în piept. Am rămas cu gura căscată când desfăcând mânerul valizei, domnul Laurent a recuperat satisfăcut un etui cu fotograme. Nu-mi venea să-mi cred de ochilor. Eu cu mâna mea le scosesem la București. Interesant. Cum ți-a explicat întâmplarea? În niciun fel. Eram perplexă. Atât de perplexă încât, neatentă, am călcat pe cutie de chibrituri goală. Așa au pus mâna pe mine. Nu mă puteam sustrage unui gând. Loran, îngerașul și Robert nu corespundeau, ca să zic așa, misiunilor. Nu se înscriau pe coordonatele afacerii. Niște brute grosolane lipsite de inteligență. Desigur, nu mă așteptam la conversații academice. Apropo, tot 40 de scaune aveți? Dar găinari ăștia mă dezgustau. Trăiam vac sentimentul unei mascarade. Nu uita că tot timpul aveam în fața ochilor, ca termen de comparație, omul meu din România, Situațiile, metodele de lucru, acoperirea nu rimau. Acolo un as, la Paris, sfidând toată poliția voastră niște hoți de buzunare bine îmbrăcați. Natural, erau simple presupuneri. În timpul discuției amicale cu Monsenior Laurent, mă izbise un element decorativ. Adică, colonelul părea foarte amuzat. Încăperea fusese ornată cândva cu panouri aurite. În partea superioară foarte aproape de tavan, corespunzând antablamentului, artistul talase câteva basoleriefuri. Bărbați și femei despuiate încadrând în simetric fereastra oriușa. Își întind mâinile și își oferă câte ceva. Mai izbit un detaliu, trâmbița din mâna unui bărbat. Amănuntul în sine, n-are nimic straniu, observă Daladin. Motivul revine des în vechile decorațiuni. De acord, dar mișcarea era falsă, Poziția, plecarea brațului sugerau altceva. Mai limpede obiectul nu corespunde a mișcării. Nu ține. Oferă, să zicem, o floare. Trompeta însă părea lipită. Repet, nu ca adaos neîndemânatic, ci ca o măsluire a intenției inițiale. Individul din gips își propune să fie galant și drăgăstos, oferind mimoze sau orhidee și când colo se trezește cu o trompetă înfiptă în gură. Cred că mă înțelegi. Ce ai dedus din asta? Atunci nimic iar povestea mi-a rămas în minte. În sfârșit, urmez filiera până la capăt și, prin intermediul lui Pedro, barmanul de la Buvnița de Aur ajung în bârlogul lui Loran din Montrei. Mă uit prin casa de bani și, de asta dată, încep să înțeleg câte ceva. Filmele pe care le găsesc sunt taiurel fără valoare. Mă aflu, deci, în fața unui joc dublu. Loran e un om de paie, un fals rezident. Adevărații conducători ai textului se folosesc de acest paravan pentru a putea acționa nestingeriți în spatele lui. Loran e și el supravegheat. Nu pentru că s-ar îndoi de buna lui credință, ci pentru că urmărindu-l pot, repeta, pot repera pe cei ce, ca mine de exemplu, au prins un fir și vor să meargă până la capăt. Deci eu, poliția franceză ori altcineva, atent să nu ne scape Loran sau oamenii săi, suntem la rândul nostru urmăriți, luați în obiectiv și eventual imobilizați de către pioni autentici ai textului. Așadar, autorii atentatului din fața hotelului Paradis, care încearcă să mă suprime, nu sunt Laurent, Îngerașul sau Robert. Socoteala realilor conducător Tex este exactă. În ultima analiză, dorețea fantomă. Amuzant e că Laurent Habar n-are de chestia asta și e gata să jure că face parte din clanul conducător al mafiei texane. În același timp, am înțeles un incident aparent fără importanță, dar care explica metoda de lucru? Când am sosit la Hotel Paradis, mi-am instuit protejatul, inginerul Georgescu, să anunțe cu glas tare că va lipsi circa două ore. Am fost extrem de surprinsă. Robert, tipul care îi luase urma de la aeroport, nu s-a grăbit să urce în camera inginerului. A făcut-o abia după jumătate de oră. E clar, observă Daladin. Astea erau instrucțiunile. I se oferea astfel timp realului om al textului să schimbe mânerele, lăsând pentru Robert fotograme fanteziste. Înseamnă că marea surpriză a mânerului gol au avut-o cei din culise. Exact! În sfârșit, mai rămăsese problema recuperării materialului doctorului Lucaci. Mi-am amintit de trâmbiță. Plecând de la premisa că Laurent e supravegheat de șefii săi, am făcut o asociație de idei. Probabil în sediul bandei din Sacre Chior, microfoanele și alte șmecherii e ca ploșnițele, mi-am imaginat că trâmbița, prin poziția avantajoasă aproape de tavan, ar fi putut ascunde o cameră minusculă de televiziune. O spun sincer, aveam emoții. Dacă lucrurile stăteau altfel, mi-am luat rămas bun de la dumneata predându-ți-l pe Loran și m-am dus la sediu împreună cu inginerul Georgescu. Cheile le aveam de la amicu cu sprânce negroase. Făcu o pauză. Nu m-am înșelat, trâmbița era măsluită. Am defectat aparatul scontam pe ideea că autenticii texani, impacientați de orbirea subită a camerei, nu vor întârzia să-și trimită un om pentru a vedea ce se întâmplă. În ultima analiză să repare jucărioara. După aceea a fost simplu. L-am urmărit pe individ care m-a adus la sursa mamă. Întreprinderea Tex. Apoi te-am avertizat. Făcu o pauză complet în modest. Trebuie să-ți mulțumesc pentru concurs. Totuși, datorită vouă, mi-am recuperat materialul. Asta se cheamă umor românesc? Se interesă calm, Daladin. Ne-ai făcut un mare serviciu. Am avut ceva de furcă cu textul. În fond, cine se ascunde în spatele lui? Întrebă Minerva. Un trust fără precedent finanțat de câțiva banchieri de diferite naționalități cu scopul de a monopoliza orice invenție, indiferent de domeniu. Dotat cu o puternică școală de spionaj, trustul folosește pentru a-și atinge țelul toate mijloacele. Răpire, șantaj, crimă. Sucursala din Paris se ocupa de medicamente. Avea misiunea să procure clandestin și, evident, înainte de brevetare, tot ce apărea nou în materie. Au acționat în Anglia, dacă ți-aminte scandalul cu antibioticul doctorului Woods. În Belgia, în RFG, în câțiva ani obținuseră un monopol absolut, iar întreprinderea luase proporții îngrijorătoare. O societate fantomă dispunând de o armată de agenți proprii, ori recrutați ad hoc în locurile unde acționau și despre care nu știam mai nimic. Cel mai grav era traficul de stupefiante în care se reprofilase răboieții. Zâmbi. Se pare că dumneata ai fost mai norocoasă. Când ambasada română ne-a sosirea și mai cu seamă misiunea dumitale, mărturisesc că am fost cam sceptici. Știam pe cine ai de înfruntat. În virtutea unei decizii superioare ți-am supravegheat fiecare pas, urmând să intervenim doar dacă ai fi avut absolută nevoie sau dacă ne-ai fi cerut-o. Se vehicula temerea ca banda să nu se sperie adulmecând prea mult flics. Sunt situații din acestea când un om reușește mai bine singur decât în echipă. Ce s-a întâmplat, nu-ți place zingaraua? Ba da. În fond, era cam decepționată. Pește cu zarzavat. Ciocniră. Un vin de mosela, alb, ușor spumos. Când ți-ai seama că nu sunt șoferul mercantie? Minerva zâmbi. Destul de curând. De bănuit am bănuit ceva chiar la prima noastră întâlnire. Faptul că-l cunoșteai pe îngerașul, că ai ținut să mă avertizezi, insistând ce soi de individie, mi-a dat de gândit. Pe oameni din ăștia nu îi știu prea mulți. Vrei să mă pui în gardă. M-am convins însă cu ocazia vizitei pe care ți-am făcut-o acasă. Cum? Din câteva amănunte. De pildă n-am apucat să sun bine și ai apărut în spatele meu. Ți minte, mai bătu pe umăr. Putea fi o simplă coincidență. Adică te întorsesești chiar atunci. Dar de ce ai urcat ca o pisică? Pașii aceia neauziți strădau polițistul, de formație profesională. Apoi locuința conspirativă. Se vedea că nu ești la dumneata. Ai bâșbâie după medicamente căutând în trei locuri. Și mare greșeală de regie, scuză-mă! Te rog, râse amuzat colonelul, mai zbilipsa lipsa papucilor. Nu neapărat în carouri sau cu pompon de blană, dar ceva ar fi trebuit să existe. În antreu, baie, ori bucătărie, oriunde, dar la îndemână. Coincidența a fost asociația dintre dumneata, un polițist circulând sub firma șoferului mercantie și colonelul Liv Daladin. Citisem astă iarnă un Adam, mi se pare, despre accidentul cunoscutului colonel în timpul unei curse de bob. Medicii preconizau gipsul pentru cel puțin câteva luni. Bine, dar nu se mai observă nimic. Nu știu, șchiopătez. Riguros, exact. Un detaliu al încălțămintei însă te trădează flecul de la pantoful drept. Când stai într-o anumită poziție, așa cum s-a întâmplat atunci în rudi Duranti, ți se văd tălpile. Amănântul m-a șocat. Îmi sugera o barză care a circulat tot timpul într-un singur picior. Un pantofuzat, celălalt aproape nou. M-am întrebat totuși de ce nu ți-ai cumpărat altă pereche. Sunt de principiul să nu arunc nimic atâta timp cât nu e strict necesar. E, evident, în convință Minerva, ești francez, râsera mândoi. Ce zici? întrebă colonelul. Unde luăm cafeaua? Rămânem aici sau încercăm pe șamțelize? Poate la Lido? Nu vreau să te ruinez. Își privi ceasul. Mâine, pe vremea asta, trebuie să fiu la București. Bine, dar dosarul s-a închis. Pentru mine nu. Agentul din România se află în libertate. Știi cine e? Da. Ceea ce presupuneam mai demult s-a confirmat azi. Înainte de a expedia materialele doctorului Lucaci, le-am cercetat. Doar nu s-o fi scălit două omul dumitale. Într-un fel, da. Cum? râse Daladin. Mă faci curios. Nu pot să spun. Aș exagera afirmând că o anumită persoană care se ocupă cu biografia mea mi-e foarte simpatică. Totuși nu-i pot trata pontul final. N-ar fi prea sportiv, ei? Colonelul Daladin conveni că, într-adevăr, gestul nu era elegant. Capitolul 16 din nou Dobrescu rămâne cu gura căscată. Ghiș Dobrescule, ce ți-am adus de la Paris? Locotenentul își lăsă prudent ochii în jos, spuse moale. Nu trebuia să vă deranjați. Trecu în revistă mai multe variante care ar fi putut oferi o idee de ce va să zică, atenție, în capul Minervei. Darul trebuia să fie absurd, inutil, fantastic. Saxofon? Cursă de șoareci? Un cal? Ce faci, nu ghicești? Dobrescu ar fi fost înclinat să mediteze un timp la slăbiciunea Minervei față de situațiile penibile, dar amână pentru altă dată. În fine, nu-mi trece prin minte. Un tren electric asta ți-am adus. Îl privi, ce zici? Cu ochi scăpărând de satisfacție sinceră. locotenându-l simții cum gura pleacă să se caște singură și cu un efort substanțial se stăpâni în ultima clipă. Îngână a iurit. Un tren electric? Aha, mi-am adus și mie unul la fel, e colosal, are gări, se mă viaduct, tunelul face toți banii, o să-ți placă. Și își frecă mâinile. Sunt sigur, cum să vă spun, nu trebuia. Ei, lasă, nu te fandosi. Știu că abia aștept să-l vezi. Adevărat, îngână Dobrescu cu tonul omului care evoluează pe un teren alunecos. Diseară, după... după ce? După ce o să-i spravim cu afacerea asta?" Care afacere? Ai căpia băiete? Vezi cum mă obli să fiu brutală? Și nu stă în obiceiul meu. Își strânse buzele nemulțumită. Afacerea doctor Lucaci. Ați limpezit-o? Ți-ar fi plăcut să-mi bacap un cincinal? Fă rost de două locuri la concertul extraordinar al filarmonicii Carpați. Peste o săptămână pleacă în turneu la Paris. Veți să iei bilete ca lumea. Când e concertul? Astă seară la opt. Când o văzu pe Minerva în negru maxi, Dobrescu simți literalmente că îi se taie răsuflarea. Stupefacția îl făcu să se clatine. Măsurându-l din cap până în picioare, de la costumul bleumarin cu dungi fine, la cravata și batista de un roșu stins în motive florale, ea îl apostrofă scurt. Ce te-ai găti ca un ginerică?" Se așezară în fotoliile adânci de pluș roșu. Sala era plină. Efluvii de parfum, cu afori îmbâxite de fixativ, rumoare, omoplați goi, mătăsuri lucioase cu foșnet cald, hohote de râs discrete, podoabe aruncând semnale albăstrii electrice. 90% comentăm Minerva, sunt veniți de poezie, nu îți deosebesc trompeta de un corn englezesc, partidă elegantă de plictiseală. Să nu te prind că -ți dau lacrimile la pițicatul că te omor. Dobrescu o privișă galnic. Nu credeți că asta e consolarea tuturor necunoscătorilor? Ai nimerit alături băiețași. Pe când eram student am luat lecții de oboi. Vecinii mei vărsau lacrimi de fericire cam două ceasuri în fiecare zi. Nu pretind că m-am ales cu mare lucru, dar cel puțin am reținut adresa filarmonicii. Ropote de aplauze întâmpinara apariția orchestrei, apoi a dirijorului îndelung ovaționat. Un bărbat rotund, lipsit de importanță într-un frac cu mânecile prea scurte. Vezi cum te pot înșela aparențele?" suflă Minerva la urechea locotenentului. Ai zice că ăsta e marele artist care așa și pe dincolo o azi aici, mâine la Metropolitan? Chiar și tu arăți mai bine?" adăugă sinceră, fără umbră de ironie. Când îi au pe unii trăncăni despre expresii spiritualizate?" Șt! făcu scandalizat cineva din spate. Unde vă treziți la ședință?" Minerva, deși admonestată, zâmbi. Îi plăcuse chestia cu ședința. Șopti. Să fii atent! Persoana pe care o căutăm e aici!" Se așeză apoi mai bine în scaun cu un aer profund concentrat. Răsunară primele acorduri ale concertului pentru pian și orchestră de Tchaikovsky. Locotenentul, electrizat de muzică amplă, maestuoasă, cu linie melodică certă, ușor reperabilă, îi simți sângele alergându-i mai repede prin vine. Fui inundat de un sentiment acut de fericire. Totul era frumos, Minerva se întorsese bine dispusă, Trenulețul electric, gentilețe adorabilă. Își aminti brusc, odată cu partea a doua a concertului, pentru dobrescu profan mai greu digerabil, de avertizmentul Minervei. Persoana e aici. se întoarse discret. Nu zărinică ieri capul buclat al pictorului, profilul ferm al lui Radian, trăsăturile gelatinoase ale farmacistului. Ce te tot foiești atâta, îl înghionti Minerva, ca ochii la orchestră, oftă? Păcat că nu-i și fărâmiță lambru. Locotenentul tuși ușor. Grăsunul, dezlănțuit, învârtea bagheta deasupra capului ca pe o măciucă și Dobrescu reflectă că în alte împrejurări n-ar găsi doi inși dispuși să parieze un singur pol pentru sănătatea individului. Eforturile îi se păreau cu atât mai nostime, cu cât instrumentiștii, ignorându-l, nu-și deslipeau ochii de pe partitură. Dar, evident, acestea erau amănunte pe care nu le-ar fi declarat în public. În ce revistă citise despre supermagazinul acela new unde odată cu tablourile vândute, direcția îți împrumuta și un profesor de arte. Omul te învăța fraze șablon de cel mai mare efect. Ador albului matis sau ceea ce mă impresionează mai mult după breakfast este tușa lui constable. Atâta prospețime. Îți place? Se interesă minerva. După mine cel mai mult muncește ăl cu ciocănelele. Își păstra aerul serios. Erau genul de observații la care Dobrescu greu rezista să nu-i zbucnească în râs, tocmai pentru că nu trebuia să râdă, iar Minerva cunoștea foarte bine amănuntul. Locotenentul se amuză în surdină. Se uita la pianistă, o șatenă cu profil fin, îmbrăcată în alb. Mâinile delicate, suple, abia atingeau claviatura. Ce s-ar putea discuta în intimitate cu o astfel de femeie? Studia apoi mișcarea sincronizată a arcușurilor, gustă plastic broderiile harpistei. Parcă ar lucra la Gergef. Târziu își dădu seama că renunțase la reperarea omului din umbră. Simți o strângere de inimă. Cine o fi? Părăsiră sala cu vreo zece minute înainte de terminarea concertului, stârnind din indignarea spectatorilor lasă-i să țâțâie, spuse Minerva îndată ce ieșiră. Oștia n-au treabă. Eh, te-ai prins? Nu, mărturisi Dobrescu lăsându-și fruntea în pământ. Aș fi încercat cea mai mare surpriză din viața mea dacă s-ar fi întâmplat contrariul. Unde mergem? O clădirea filarmonice ajungând într-o străduță dosnică, puțin frecventată. Ce naiba facem aici? Întrebă locotenentul privind firma discretă. Intrarea artiștilor, Așteptând să ne dea autografe, Minerva se proțăpi în fața lui. Dobrescu, Vasile, comportă-te cu vincios! Îmi datorez respect ca sex, vârstă și grad. Știam că nu-i pedagogic să-ți aduc cadouri! Adăugă brusc calmă, pe tonul obișnuit. Acum să fii atent și te conjur, nu căsca gura. Traversară strada, pianista șatenă, în roche ușoară verde, cu brațele încărcate de flori, zâmbea de circumstanță unor admiratori își luă rămas bun grațios și se îndepărtă. Minerva și locotenentul o ajunseră din urmă. Flancată, femeia întoarse surprinsă capul și se opri locului. Păstra încă surâsul scenic. Ai recunoscut-o, dragul meu, nu-i așa?" întrebă Minerva pe tonul unei constatări mondene emisă undeva în foierul unui teatru. Vechea noastră cunoștință!" Domnișoara Elena Dimitriu!" fata o privea țintă. Afișa o curiozitate amuzată, puțin contrariată și, exceptând ținuta dezinvoltă, foarte sigură, era aceeași Elenă Dimitriu care își plimba filozofia morbidă la mănăstirea domniței. Aceeași sobrietate, aceleași gesturi reținute, același zâmbet abia schițat, luminându-i scurt obrazul. Să o luăm cum scrie la carte, propuse Minerva într-o dispoziție excelentă. Nume, vârstă, naționalitate, stare civilă, etc. Colonelul Ionaș își zise că așa cum sta, în spatele biroului, siluetă de cărbune în linia spre profilată pe draperia galbenă, avea ceva din austeritatea călugărilor iezuiți. Se uită la Dobrescu. Locotenentul încă nu și revenise. Fata zâmbea. V-ar conveni să mă numesc Elena Dimitriu? Nu, darling, Nora Roman, pianista Nora Roman, vârsta. 27. E, 34, dar nu are importanță. se spre Dobrescu. La femeie adaugi din oficiu între 5 și 7 ani. Nu exagerezi niciodată în ajuns. Naționalitatea. Română. Cu domiciliu stabilit în străinătate până la vârsta de 20 de ani. Ocupația. Nora Roman își încruntă vac sprâncenele. Minerva gândi că face parte din femeile care își raționalizează mimica feței. De aici chipul neted, amăgitoarea tinerețe feciorelnică, ajutată evident de o anume virginitate a trăsăturilor și o îngrijire constantă a tenului. Nu înțeleg ce sens are mascarada asta. Mă numesc Nora Roman și sunt pianistă. În subsidiar, o corectă minerva, ca, hai să-i zicem, violon din greș și o firmă în spatele care se desfășoară cealaltă activitate. Spioană excelent cotată printre șefi întreprinderii text. Să-ți explic ce e aia, Tex, fetițo?" Aveți un remarcabil simț al umorului," aprecie pianista. Vă asigur că l-am gustat și la mănăstire." Minerva își arătă dinții albi, prea mari, într-un zâmbet despre care Dobrescu știa că se vrea fermecător. Ai pretenția că mi-ai mirosit adevărata identitate încă de la mănăstire?" Femeia își clătină capul. Se juca cu medalionul de la gât, plimbându-l în dreptul gurii pe toată lungimea lanțului. Aș minți dacă aș afirma că am avut cea mai vagă bănuială. Minerva și-a stâmpără un licăr scurt de triumf, o măsură lung. Colonelul cunoștea privirea aceea neagră, pierdută printre genele rigide, fals contemplativă, fals inertă. Și o femeie frumoasă, începuia cu voce stinsă. Frumoasă, inteligentă, talentată. De ce ți-a trebuit tot palamucul ăsta? Ce importanță poate să aibă pentru dumneavoastră? părut dintr-o dată obosită, îmbătrânită, ca și cum i-ar fi căzut o mască. Încerc să te înțeleg. Nora Roman se răsucin fotoliu. Avea o gambă perfectă, superb evidențiată de scarpenul de colta din antilopă, cu toc gras de gros de cristal. Vă propun un schimb, făcu pianista. Enigma Nora Roman contra misterul descoperirii Norei Nor Roman. Nu mi-ascund curiozitatea. Față de măsurile de precauție luate, probabil știți că niciunul dintre complici nu mă cunoaște. Performanța dumneavoastră mi se pare fantastică. De o oră sunt incapabilă să mă gândesc la altceva. Nu știu să fi comis vreo eroare. Ce anume v-a pus totuși pe urmele mele? Am să spun. Nu, pentru că mă tentează propunerea dumitale. Ceea ce știu în momentul de față e de ajuns pentru ca dosarul să ajungă mâine pe masa procurorului. Că despre enigma Nora Roman, în materie de spionaj, există trei variante. 1. Fanatism, ceea ce nu e cazul. Luan de la, cum ai spune dumneata. E ridicol să-mi vorbești despre convingere când procedezi ca un borfaș pentru a pune mâna pe formula unui nou medicament. Un anestezic pe care domnii de la Tex intenționau să-l folosească ca halucinogen, speculându-i proprietățile destructive. 2. Banii Hmm, cine știe, poate ai obsesii de acumulare. Am mai cunoscut un caz. Că știi cât vrei concerte în țară și în străinătate, televiziune, radio. Greu digerabil, cred mai degrabă într-o energie greșit canalizată. Legat, poate și de boala dumitale, căci debilitatea pulmonară e singura trăsătură autentică din falsa Elena Dimitriu. Se pare că ftizicii sau doar candidații la ftizizie duc o viață extrem de intensă. Încearcă să stoarcă de la fiecare minut de existență tot ceea ce poate oferi. E o reacție de sfidare spasmostică adresată spectrului morții care veghează în subconștientul bolnavului. Dumneata nu te-ai ai devenit alcoolică, nici toxicomană. Ai ales alte senzații. Aventura, jocul cu moartea, alta decât cea care găurește plămânii, ca și printr-o logică perversă, moartea brutală, violentă, moartea datorată unui glonț căpătat în fața plutonului de execuție, ori aiurea, pare mai dulce, mai acceptabilă. În sfârșit, pe aici. Norei Roman îi luci ochii. Puteți ști dumneavoastră ce înseamnă sentimentul pe care ți-l dă riscul? Imaginează-ți că am o idee, o întrerupse Minerva. Nu croșetez mănuși pentru orfani într-un azil de bătrâni. Nora Roman respira adânc. După câteva clipe reveni la vechea expresie, placidă, rezervată. Să recapitulăm, materialul ai obținut încă de la București. Și totuși îl urmez pe Lucaș la mănăstire. Nu poate fi decât o singură explicație. Domnii de la Paris ți-au atras atenția că formulele sunt incomplete. Perfect! Prin intermediul lui Firu ți se precizează apoi că ceea ce lipsește este cifrul lucrării. Subtilizezi agenda și-ți surprinzi asupra faptului îl lichidezi pe savant. Deși știi că în mod firesc urmează ancheta crimei, continui să rămâi la mănăstire. Îți dai seama că nu mi-a fost prea greu să înțeleg de ce. O spioană dată la fund brună sau blondă, așa ori pe dincolo, e căutată. Securitatea intră în alertă. Frontierele sunt avertizate, iar peste două săptămâni Nora urmează să treacă granița cu prilejul unui turneu. Există riscul să fie reținută, în schimb, o femeie ucisă sugerează instinctiv cuvântul victimă. Deci spionul alias Asasin e căutat aiurea, în speță, la mănăstire printre oamenii Arhondaricului, Radian Popescu, Pictorul, Dabu. Și aici, se uită spre Dobrescu, e cazul să facă anumite precizări, mediul ți-a favorizat acțiunile fiecare din ei e un mic suspect. Radian face exerciții supraomenești ca să-și învingă boala. Se ascunde pentru că e un orgolies, nu suportă compătimirea. Iar eu îl văd în picioare. Ce concluzie se poate trage? În plus, găsesc în odaia Elenei Dimitriu asasinate. Un indiciu care atestă clar că arhitectul a trecut pe acolo. Un clon mic de metal de la șireturile lui Radian. Are pantofi italienești de antilopă gribleo care sar în ochi. Sar în ochi și și returile cu metal la vârfuri. Nimeni nu posedă o astfel de încălțăminte. Iată-l pe radian mai mult decât suspect. Popescu te ajută fără să vrea. Face parte din nefericita specia impostorilor. Pentru a-și da importanță, afirmă snob că e farmacist, calitate sub care cerem relații de la fabrica de medicamente. Oamenii ne răspund că habar n-au de existența vreunui farmacist cu numele ăsta. Și pe bună dreptate, Popescu lucrează ca magazioner. Corelația e dificilă din cauza numelui frecvent. Nimeni nu se gândește că mustăciosul de la mănăstire e magazionerul despre care cerem relații. Peste toate alea, băiatul mai e și hemofil. Îi curge sânge din nas. De teamă că niște picături căzute pe pulover ar putea fi răstălmăcite, le arde cu țigarea. Dabu, găin arhos de buzunare. E căuta de miliție și se ascunde naufragind în postura de infirmier al arhitectului. Nici la mănăstire nu-și vede de treabă încearcă mici furtișaguri, încotrobăiește prin odaie, șterpelește ceasul profesorului, se agită. De ajuns ca să fie luat în obiectiv. Pe zanfirescul închide în odaie pseudofarmacistul. O glumă proastă, dar care ne pune pe gânduri. Orice ne pune pe gânduri în astfel de împrejurări. Când îl omor pe Luca, ci încalzi bocancii mei. O concluzie se va impune. În general, te dai peste ca pentru a încurca ancheta pentru a ne crea suspiciuni în legătură cu toți musafirii, mănăstirii. Și atunci, pui la caletru trucul cu moartea aparentă. Pentru ca să nu existe dubii, pentru ca ceea ce avea să urmeze să fie cât mai convingător și verosimil, indiscutabil ai simulat tentativa. Cuțitul înfipt în lambriu trebuia să certifice anumite intenții criminale vis-a-vis -vis de dumneata, venite din afară. O tentativă nereușită nu exclude intenția, cu atât mai indiscutabilă, excluzând a priori ideea de sinucidere. A avea să fie moartea cauzată de o Andreea înfiptă în inimă firește, în extremitatea stânga pieptului. Făcu o pauză. Femeia zâmbea disimulându și consternarea și pe undeva o admirație sinceră. În stânga, reluă Minerva, căci inima a datorită unei anomalii congenitale. O ai în dreapta? Greșesc? Nu. Ionaș îi aruncă o privire locotenentului. Dobrescu urmărea demonstrația Minervei cu sufletul la gură. Niciun risc, deci, pentru un om cu rutină în astfel de exerciții. Ce mă deranjează azi este că n-am sesizat chiar atunci nuanțele. Trebuia să-mi atrag atenția simula cu atât mai mult cu cât nu e un an de când urmăream la televizor o emisiune de demonstrații yoga. Protagonistul un francez, dacă nu mă înșel, și traversa gâtul cu o Andrea de la un capăt la celălalt. Dumneata, având inima în dreapta și calculându-ți atent unghiul ca să nu perforezi plămânul, nu periclitai niciun organ vital. După aceea a fost simplu. Căzând prin același procedeu yoga în stare cataleptică, ai fost transportată la morgă, râse. Se putea oare îndoi cineva de adevărul morții dumitale? Aici intră în scenă. Se simți tentată să se întoarcă spre locotenent și să-l apostrofeze. Încă n-ai ghicit cine, Dobrescule? Dar astea erau chestiuni care îi priveau doar pe ei doi. Intră în scenă complicea dumitale maica Zenobia. Țesoră soră uterină, nu? Da, a avut odată o slăbiciune pentru mine. Desăvârșit, actriță! Nici o asemănare la prima vedere, și totuși există un amănunt care șochează o privire atentă. Aceeași ușoară simetria nărilor, dreapta mai sus, stânga mai jos. Am întâlnit mulți frați care nu seamănă, rămâne totuși ceva un aer de familie, mai greu de deslușit la femei din cauza machiajului și a părului. Am dedus că sunte surori uterine și datorită unui element de natură mai mult psihologică. În general sunt relativ legați doar copiii cu mamă comună. Frații vitreși din același tată se comportă în viață ca niște străini. Puteam să greșesc, desigur, dar se pare că intuiția nu m-a înșelat. Deci, maica Zenobia te ajută. Pune din timp ochii pe o tânără stabilită de curând în râmnicu vâlcea, adevărata Elena Dimitriu, care aduce ceva cu dumneata. 28 de ani, înaltă, firavă, blondă. Fata trebuie asasinată cam la ora când dumneata ți înfige Andreea în piept. De asemenea, e necesar ca sosirea la morgă să fie relativ concomitentă, iar modalitatea de crimă identică. Maica Zenobia face oficiul lichidându o pe adevărata Elena Dumitriu, în timp ce așteaptă ca de obicei pe șosea vreo ocazie care să o ducă la govora și îi destruge actele. În felul acesta, fata devine un cadavru neidentificat. Autopsia nu are loc de îndată. Vă aflați amândouă întinse pe masă. Dumneata, să zicem, aveai numărul 12, dânsa 20. În registru, deci, în dreptul numărului 12 ești trecută dumneata. La numărul 20 cadavru neidentificat. Inversez numerele și dispari. Cine a dispărut? Evident, în conformitate cu datele din registru, a dispărut cadavru neidentificat. Colaboratorul meu va afla câteva ore mai târziu că ți s-a făcut autopsia. Confuzia e la îndemână. Am în două tinere, blonde. Desigur, frapează volatilizarea unui cadavru. Dar până să faci legătura între două cazuri aparent distincte, până ce forurile competente vor descoperi care e identitatea victimei de pe șosea ce și-a permis să dispară de la morgă, se scurge un timp. Mi-a ridicat pălăria nu atât în fața combinației diabolice cât a performanței cataleptice. Să induci un eroare, un medic legist. Nu mai vorbesc de noi ceilalți. Din momentul introducerii Andrelei până ajungi la morgă, iar acolo să te trezești la țang și oportun, s-a părut fantastic. Nora Roman își dădu la o parte o șuviță de păr. O chestiune de exercițiu. Orice fachir indian consideră procedeu o jucărie. Acolo pentru așa ceva nu se mai plătește nici măcar un cent. E fumat. Fac yoga de la cinci ani. Tatăl meu, unul dintre foștii șefi legionari fugiți în străinătate, mi-a decis de mult soarta. Copilăria și adolescența mi-am petrecut în școli de spionaj. Exerciții fizice alternând cu altele de voință. Judo, limbi străine, cunoștințe tehnice, yoga, câteva profesii. Râse. Nu e dificil să intri în som cataleptic, dificil e să te trezești. Dar am reușit cu o diferență de 12 minute față de ora propusă. Trasea e în piept. Vezi, mai avea de furcă cu text. Sectorul medicamente face parte dintr-un angrenajuri juriaș care vizează, vizează sectoarele cele mai diverse. Metalurgie, siderurgie, industrie de avioane, cercetări nucleare, de orice fel până și agricultură. Tăcu un timp privind fără să vadă obiectele de pe birou. Acum nu mai contează. Aș vrea să știu totuși în ce a consta greșeala. Ai comis mai multe greșeli, infinite simale, dar mai multe. Să depănăm cronologic. Minerva avea tonul demonstrațiilor dezvoltate în fața tablei negre. Totul era firesc, organizat. Matematicienii clasei nu conteneau să se mire cum cineva și ci la această rubrică intra și Dobrescu reușește să nu-i înțeleagă explicațiile. Cronologic, deci, m-au izbit inițial anumite neconcordanțe în personalitatea dumitale. Aceasta în faza tatonărilor primare. Era limpede că minți. Nu știam încă până unde, cât și de ce. Prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost de ce ascundeai că ești muzicantă profesionistă? Modestie? Disimulare de dragul disimulării? Cum ați sesizat? Cântărind unele detalii, fiecare în parte nu înseamnă mare lucru, da. Împreună desemna o individualitate. De pildă, unghiile tăiate adânc în carne la o femeie care i departe de a-și ignora aspectul fizic. Câteva expresii specifice, un stacato pentru a desemna temperamentul lui Zanfirescu, ori acel intermețo când am intrat la dumneata în pentru prima dată și s-a auzit țipătul cu cuvelei. O anumită nervozitate a degetelor în neîncetate arpegii atunci când nu te controlai. Nu tramburinarea nervoasă frecventă la mulți. Uneori schițai chiar fragmente de frază muzicală. Asta automat pe așternut atunci când, de pildă, eu cu pătura în cap, îți ascultam poveștile înfricoșătoare. Certitudinea mi-ai oferit-o printr-o mică neglijență. Ultima fotografă din filmul cu formulele profesorului expediat din București cuprindea o științare pentru text. Biletul fotografiat se afla pe un teanc de note muzicale. Cadrând prea larg, aparatul a înregistrat și o frântură de frază muzicală. Era limpede. Numai că asta am observat-o la Paris după recuperarea filmului. M-a intrigat și vocabularul dumitale, aveam tot timpul impresia că în ciuda unui accent impecabil românesc traduci în permanență din altă limbă. Mai precis că gândești în franceză și simultan traduci. Specificul Am sentimentul, corespondent al lui je le Sentiment, în loc de am impresia, de acord, d'accord. Când ți-am propus să nu stingem lumina, substituindu-l pe bine sau românescul în regulă, gem iubesc în loc de îmi place, bon ofis, bune oficii, je pense, gândesc și nu firescul, cred, iar exemplele sunt nenumărate. Șoca mai ales o anumită construcție a frazei, o sintaxă specifică. Oftă, ea ai păcăli pe mulți. Dobrescu se roșii ca sfecla. Colonelul Ionaș reflectă că Minerva era incapabilă să uite că locotenentul nu mai poartă uniformă blomarin cu număr matricol pe braț. Ți-au fost favorabile și împrejurările, o călugăriță somnambulă, umbră neagră care se plimba noaptea prin mănăstire, o cucuvaia ciuată o portum prin împrejurimi, mai mult a pus în încurcătură firul. Jucând descoperit putea fi ușor reperat, pierdeai un pion comod care știa totuși câte ceva, de aceea îi risca nebunește subtilizând schița pictorului și filmului Popescu. Se ridică în picioare. Apropo, complimente de la șef, e stim, da, aveți destine simetrice. În momentul de față limpezesc afaceri în coai de frevr Nora Roman zâmbi. Sunteți un mare număr, fără egal. Vezi? Remarcă Minerva cu ochi strălucitori. Din nou ai tradus! Un drăl de numero! Pe la miezul nopții Minerva încercă să încropească cina, supă în plic, măsline și un carton cu 12 cataifuri cumpărate la Nestor câteva minute înainte de închidere. Spiridon de târcoale mesei. Generoasă, Minerva i puse trei prăjituri în farfurioala lui din porțelan de sevră. Adică de ce nu ar mânca civiliza și câinele? Remarcase cândva spre stupefacția locotenentului Dobrescu. Desfăcut pe covor jocul adus de la Paris. Era o jucărie minunată și fiecare amănunt fusese redat cu minuțiozitate. Acele coniferelor, cantoanele cu olane roșii, cărămizile tunelului. Înghițind cu deliciu câte o lingură de frișcă, Minerva conchise că cel mai mult și mai mult îi plăceau semafoarele automate și funcționarii țepeni în uniforme strălucitoare. La trecerea trenului apărea un ghiontiț parcă din spate, salutând. Cel burtos, cu mustață și pipă, era șeful de gară. privindu i doar obrazule mai lat, cu un astacojiu de amator de absint, puteai să-ți imaginezi biografia. Ai naibii Întinse mâna după telefon și cu aparatul în poală, formă numărul locotenentului. Te-ai culcat, obrescule?" Nu, mă uitam la trenuleț." Și tu?" Minerva se înveseli grozav. Și eu." Ei, cum merge al tău?" Colosal, acum trece podul." Da de semafoare, ce zici?" Ochii Minervei străluceau. Urmărea cu sufletul la gură trenul care trebuia să iasă din tunel. Viaductul e cel mai tare," opină locotenentul. Aș." Tip cu pipa, scoate și fum. Mă întreb care e chestia. Probabil. Trezit de zgomot, papagalul Cheops începu să bombăne. A plus B pătrat egal A pătrat minus 2 AB. Nu prea e în progres, băiatul. Observă Dobrescu la celălalt capăt al firului. Dacă ți-am băgat ție în cap formula, până la urmă o deprinde și el. Luna cheală, gogonată ca o minciună, își vâruse capul pe fereastra Minervei. Trenulețul traversa câmpii verzi cu brazi din carton și căsuțe de plexiglas colane roșii. Aici se termină prima carte din seria Minerva, Spionaj la mănăstire. Mi-a plăcut enorm, sincer, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi s-a părut o carte extraordinar de bine scrisă, cu foarte multe răsturnări de situație, o carte minunată, bazată pe o inteligență excepțională de care din nou doamna Rodica Ojoc nu a dat dovadă. Dragii mei, astăzi este ziua de Crăciun, vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele de ieri, m-am bucurat enorm să știu că am fost puțin lângă dumneavoastră atunci când ați făcut curat, când ați făcut mâncare, când ați făcut cozonaj și toate cele, m-a făcut să mă simt foarte bine. Um... Voi toți sunteți așa, ca un fel de familie mare, și mă bucur enorm să vă citesc mesajele. Vă doresc un Crăciun minunat, un Crăciun liniștit, vă doresc să toți bine, tot binele din lume, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți și tot ceea ce aveți nevoie, în primul rând. De sănătate multă, să aveți lângă voi oamenii dragi și oamenii pe care vii doriți să-i să aveți lângă voi. Vă doresc să aveți un sfârșit de an cât mai bun, cât mai frumos și anul care vine să fie binecuvântat pentru noi toți și un an mai bun decât anii care au fost. Încă o dată mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc că sunteți alături. Astăzi, ca o bucurie foarte mare pentru mine, am atins 2000 de abonați. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături. Și așa cum am promis tot în ziua de Crăciun, adică astăzi, la un moment dat pe parcursul zilei, voi posta în zona de comunitate mesajul privitor la giveaway-ul cu brățării, da? Veți avea exact toate detaliile, ceea ce trebuie făcut și așa mai departe, pur și simplu fiecare va trebui să lase câte un comentariu și în ordinea comentariilor dumneavoastră eu vă voi aloca un număr. După ce vor trece zilele încă mă gândesc dacă vor fi 3 sau 5 zile eventual dacă aveți sugestii mă refer la înscrieri dacă aveți sugestii legate de zile chiar vă rog să mi le lăsați în comentarii astăzi o să văd dacă aleg 3 sau 5 zile pentru înscriere când se termină aceste zile da? deci de exemplu o să spunem că dau un exemplu acum miercuri la ora 3 după amiază ora României se termină practic înscrierile voi face un film în care voi extrage numerele, da? deci cei 5 câștigători vor fi extrași uh, cu un program random de calculator și apoi uh, o să vă spun fiecăruia dintre cei care au câștigat bazat pe numerele uh, comentariilor pe care, pe care le-au avut fiecare alocat, o să vă spun uh, cum să mi trimiteți datele ca să vă primiți uh, cadoul. Bun. Vă mulțumesc tare mult să aveți o zi minunată astăzi, mai urmează încă două, încă două povestiri pe ziua de astăzi, deci audiție plăcută, probabil nu veți avea timp să ascultați astăzi, dar zilele următoare, multă sănătate și începând de mâine, de luni, ne auzim cu a doua povestire, o să începem a doua povestire și anume omul de la capătul firului. Acestea fiind spuse, vă îmbrățișez pe toți, vă mulțumesc, sănătate multă și să ne auzim cu bine până data viitoare! La revedere!